away too. Da, țigan s-a luat de mulți acum și a găsit. Ce faci? Gata? Bună, bună, copilași! Dar ce face la pe afară? Bună, copilași, Anan, ce se facă pe afară? Cu mâțele se bate, se ceartă cu el. Să am și eu niște vorbe, că mi-au reclamat niște oameni care nu au înțeles ce am zis eu. Cânci. Când? Când eram cu măta în parc. Grosă. Deci ești martor că eu am spus, m-am certat cu tine că vor intra ruși. Eu am zis că nu și tu ai zis că da, bravo. Așa. Nu, pe că nu mi-a spus că eu am zis că nu intră și m-am asucit. Nu. Ce tu ai zis că intră și eu am zis că nu. Dar stai puțin să termin ce am de spus și după aia vorbești tu. Ce am spus eu că sunt trucajele alea la televizor? Ce erau trucajele la televizor? Că ne atrăgeau atenția de la problemele noastre grave care le avem, curent, gaz, pensii, facturi, s-au închis facturi, s-au închis trei sferturi din țară, s-au închis alea mari, Arlo, Barlo, Harlo, toate alea s-au închis și ei ne atrăgeau atenția cu acest război care, încă o dată repet și spun, nu ne privește. Normal că nu sunt de acord cu, și pe mine m-au mișcat și cele cu copila și ea care nu au niciun fel de vină, Lene. Că nu sunt animal, de-aia am spus, stai puțin să spun ce am avut de spus, că toată lumea m-a certat că mă sucesc. Una la mână. A doua la mână, am spus-o foarte clar, Ucraina este un stat artificial, o mare parte a fost dinaintea Moscovei a fost nu a rușilor. Stai mă puțin să termin eu, după aia vorbești tu. Stai puțin. Stai mă puțin să termin, după aia vorbești tu, Costel, te vezi pe tine. După aceea, cu ajutorul rușilor, câte au sunt ruși, au luat de la noi, de la polonezi, la toate țările, au luat teritorii cu japca. A luat Stalin, nu populația, că eu zic de populația. Stai, dacă vorbești, vorbești tu după aia, eu vorbesc cu aia care m-a pus în țepările. Mai du-te morții, mă. Auzi, mă, deci, morții, mă. Deci asta este problema. Deci am spus că suntem foarte bine, că suntem cu NATO. Nu, că oricum eu nu sunt pro-american. Dar la nivelul nostru de țară acum care suntem, care avem doi soldați și un singur tank care nu pleacă nici ăla, dacă eram pe afară, eram varză. Corect. Așa, ea, oricum fiind în NATO, n-au curață să ia, pentru că nu le trebuie un război. Și în primul rând, că mai e o chestie, că toți ne atacă pe noi, ce să ia de la noi, că mai avem nimic. Totul e vândut la occidental. O parte a rușilor, o parte e vândut la occidental, doar să ne ia banii din buzunare, că mai avem bumă de bani de buzunare, ce să ne ia? Să ne ia pula în gură, ce să ne ia? Domnule, vorbește frumos, domnule. Deci astea sunt probleme care nu ați înțeles niciodată. N-am spus eu că nu va fi din potrivă. M-am certat cu tine și am zis că Putin va intra, că era logic să intre, să-și ia teritoriile lor. Pentru că noi nu avem sânge în pulă, suntem în teritoriul nostru. Ne-au luat ucrainienii, ne-au luat până la Dunăre aici. Ne-au luat insula Șerpilor. Prin insula Șerpilor am pierdut o mare parte a apelor teritoriale și zăcăminte. Acolo e gaz, că de-aia vin ei. Și în primul rând ăștia au intrat în Ucraina pentru că Ucraina are foarte mult gaz, cereale și alte chestii, nu? Dar noi ce să ia? Să le apă capă și pe tine? Nu, să te exportăm pe tine? În Ucraina, să filmeze? Aibă ieșire la Marea Neagră. Păi și nu ieșire la Marea Neagră. Că de-aia au dat acum 8 ani în Crimea. Și ieșire la Marea Neagră, dar ei au resurse. Și au fost 8 ani de zile. Rușii cu ucrainienii au 30% din grâul Europei, mă. Din mâncarea Europei, nu? Și gaze. Deci acolo au ce să intre să-și ia. Și ei au venit să-și reia teritoriile lor. E foarte simplă povestea. Da, mă, dar nu ataci populația. Dar dumneavoastră nu sunt de acord nicio să-i facă. Ai văzut că ei au lovit în general, nu, au lovit în general, să mai și că știți, dar au luat asta. Nu, n-am dat în populație. Și dementul ăsta mă care îi înarmează pe aia și trimite să-i omoare aia. Da, dumneavoastră, deci nu sunt de acord cu chestia asta. În primul rând că nu sunt de acord să mai fie un război acum, în situația în care suntem noi de căcat acum, să mai nimeni și scumpire de gaze și alte embargouri și alte căcat, plus să ne... că ăștia se bucură că... Știi ce se urmeze? Dar ăștia se bucură că ne trimite ea nu știu câte sute de soldați și astea. E păi trebuie să-i hrănim, să-i ținem, ne costă, mă. Cred că ne dăm finanțare. Nu mă ești obligat prin pactul ăia, că dacă ești NATO, trebuie să dai bani
să ții și nu mai pe ăștia, ții și pe aia în America și peste tot. Nu stai din PIB, nu stai nimic, e datoria ta. E datoria ta. Dar din aia 2% pentru... Bă, noi dăm oricum. Deci asta este problema care, ce am spus eu și care v-ați nu mă cert cu voi, că poate n-ați înțeles, că normal, nici eu nu m-am exprimat, că am fost... Că toată lumea s-a luat că sunt istorici astea. Nu sunt istoric. Mai vreau să mai vă spun o chestie. Că e unul care m-a luat cu istoria și cu astea. Deci suntem o țară liberă în care am dreptul să-mi exprim părerea. Nu-ți place, nu te uita. Era unul care mi-a zis că sunt istoric, că sunt teontolog. Eu sunt istoric, ginecolog, profesor universitar, constructor, artist, șanjeur, portofele, în plină iarnă să în plină iarnă război cu populația ta, care acum câțiva ani de zile, mă. Ucraina a fost a Rusiei, a URSS-ului. Cum îi caci în picioare cu tancurile? Pentru că îți spun de ce. Femei cu copii la graniță. Îți spun de ce. Pentru că eu am băligat tâlharii ăștia de americani că îi fac NATO. Cum să-i facă NATO? Pentru că nu aveau cum să-i facă NATO. I-a mințit până în ultima clipă și am mai lăsat. Ai văzut cum cerea ăsta ajutor? Bă, ca să-i facă NATO. În primul rând că n-avea niciodată. Cum? Pentru că trebuia să ceară de la țările din jur. Pe când ne dădea rușii chestia asta? Bună vecină, deci i-a mințit sau noi? Noi îi dădeam că suntem NATO. Nu îi dădeam. Noi am renunțat, noi ca să intrăm în NATO, la Bucovina de Nord, bineînțeles. Da, acum întrebare și eu. Și încă o dată, și termin cu asta, să nu uităm că pe românii noștri de acolo i-au făcut varză în continuu, mă, varză în continuu, mă. Băbuța aia de la Cernăuți își plângea feciorul, care era luat de Zelenski și dus în Donbass să se rupte cu rușii. Aș vrea să-mi văd și eu feciorul. Deci primii soldați, înainte să înceapă nenorocirea, primii soldați, i-a luat Zelenski, bă, i-a luat între noi. Da, domnule. Hai, și acum imbecilitatea să-ți dai mame la mână, pe ea sunt oameni morți, mă, pe care le dai mame, să se bată cu... Au băgat ăștia cecenii, ăia îi mănâncă pe pâine, mă, cum să vină cu arme care uși... Dar și toată propaganda că făceau... Că cecenii au băgat ucrainenii? Ucrainenii? Nu, ucrainenii. Nu, ucrainenii. Ucrainenii. Ucrainienii, bă, că au luptat împreună. Băi, băiatul a venit nebunul ăla și i-a dus numai pe bărbuși și i-a dus pe drept pe cece niște cumpărtare. Îmbrăcați negru, a dus acum, tu pe mani. Dar nu contează chestia asta. Și acum vor să discute. Deci, eu mă refer la ce am spus, că eu am spus atunci. Băi, nene, ia asta, numai de semn. După aia vorbești tu de teme. Da, cu când te oprești? Acum, în ultimele secunde, ultima secundă. Mai de nici când. Deci lumea nu m-a înțeles. Normal că am spus aseară ce am spus, pentru că am fost impresionat de copilașii ăia care n-au niciun fel de vină și care au venit încoace. Și acum vreau să mulțumesc poporului român că suntem un popor sufletit și asta. I-au așteptat pe copii, le-au dat bomboane, am văzut cazare, mâncare, în afară de asta, pungi și alea, numai de-aia le-a dus gogoși, le-a dat gogoși calde, le-a dat pungi, i-au împucut pungi cu mâncare și cu asta. Trebuie să te duci cu grătarea acolo, să-i aștept, bă, că mi-ai cu la mătă de tigan. Aici cereau băbuțele la un translator, că nu știe cum să le facă pe plac să-i ajute. Și acum să vă spun, ăsta este, ce marcă de mișto? Ucraina. Nu. Și nu se știe ce sunt? Ruscova. Banda muie. Băi, nene, stăteam ca prostul și mă gândeam în singurătățile mele. Nu te mai gândi. Eu am fost numai singur. Dacă mai aud odată singur, mor. Când sunt noaptea, seara. Am părăsit nevasta pentru tine. Tu vii. Mai mult sau dracul ăla. Lasă-mă să vedem ce a gândit el singurătatea lui. Ce am impresia că e o conspirație mondială. Nu te duc prea departe că e foc. Au băgat chinezii COVID-ul ăsta 2 ani de zile. Așa, asta vreau să-ți mai lăsat. Unde mai e COVID-ul? Că sunt sute de mii la frontiere. Nu mai căută nimeni de COVID. S-a creat crize sociale. Cu șucărul ăsta a murit COVID-ul în partea asta. Ce, mă? Păi sunt mii de cozi. Am venit grăbată. Stau 20 km bot în bot. Sau unde voi vaccineze în curte de la aici? S-a dus Arafat să-i da, să le ia portofelul. Băi, nene, și 2 ani de zile... A furat-o și cu COVID-ul ăsta. Au furat toată planeta asta și au destabilizat-o. Acum au venit rușii cu războiul ăsta. Era clar, bă, ăla le-a spus, bă, dacă urmărea și le-a spus Putin că a venit acum 5-6 ani când l-a luat Băsescu ca o maimuță, a spus că el își va lua toate teritoriile înapoi, omul a anunțat că face chestia asta. Ăștia l-au zgândărit, bă, ăla, i-au păcălit pe ucrainieni că îi ajută, că le fac embargo, nu pune niciun embargo, cum să pune embargo, azi deja italienii mâre, Estonia mâre, nemții mâre. Cum să n-ai văzut asta? Urmărește toate astea. Bă, o să mai gândesc. E curecat de toată economia, mă. Voi când îmi spuneți asta... Păi să vedeți că o să cadă acum, că
O să ne cadă nouă. Și încă o dată ce m-a... Nu-i blochează, bă, că țipă toată lumea, că mi-a blocat până acum. Pe când îi blochez? Când își scop banii, când fac toate manevrele? În primul rând, foarte multe bănci acolo, care sunt bani mulți băgați de la ala. Au blocat băncile, au blocat conturi. Au zis. Până la ora două s-a blocat nimic. Îți menționează, vezi, Doamne, dacă au dat bani americani, cum închizi? O, faci pariu cu mine, am făcut pariu că intră, faci pariu că nu, ca de ce mai mă, ca de Italia, pe cum, și ca pe băncile care au acolo aveau, rușii au făcut ceva mai la face nene, că auzeam pe unii că să interzică la toți rușii să meargă în Occident, pe cei mai buni turiști care sunt în lume sunt rușii, nu că țin, iar ce puteam că sunt rușii, deci, Dar e cei mai șmeche. Am crezut că era foc, atâta fum iese din tine. E zero nicotină, de tăre. În toate țările civilizate nu există meniu în Germania asta, e meniu rusește, mă. Sunt foarte plătituri și foarte zurbagii. Le place să petrecă. Sunt, așa e, pe locul 1. Deci asta am vrut să spun că clienți, a sărit o parte pe mine. Normal că sunt impresionat, normal că nu vreau război. Mai ales război la granița noastră, pentru că o să ne fută cu gaz, o să ne fută cu curent, o să ne facă varză. Pentru că americanul a spus a doua oară ceea ce m-a călcat pe nervi. Eu am securizat petrol și asta am vorbit cu țările arabe și cu asta pentru cetățenii americani. Păi și pe noi ce faci, mă? Adică te-ai băgat aici, corect. Ai făcut-o și pe noi ceva, noi de unde luăm? Ne vom ocupa ca poporul american să nu-i lipsească nici și nu simt că... De la mama, de la Chernica? Da, mă, nu le-a luat în calcul. Păi stai, mă, nu mă bași pe mine în calcul dacă ai venit și ai făcut o șucăru aici. Când a anunțat a doilea set... Mamă, cum făceau toți strategii noștri. Așa e, bă, noi nu ne menționăm în căieri. Cum făceau de la posturile pro-americane. Le-i frică, s-au speriat. S-a speriat, uite ce s-a speriat ăsta de... A venit de la mai fost oameni, a luat respirația. Acum au inventat altă chestie, că dacă nu ia... Dacă nu termină război între zile, îl omoară aia, că e fraier. Da, cu zi, Zelenski, unde sunteți? Că m-ați gărmânat. Adică, vezi, Doamne, mi-ați dat prăjitura pe la nas și unde s-a spart și eu. Gata, asta am avut, că foarte multă lume m-a luat. Nu sunt supărat pe voi că m-ați luat, doar pe ăla sunt supărat, care zic că ce vorbesc eu. Vorbesc eu ca să închei acum într-un stil al meu, Serghei. Așa vorbesc eu, că așa vrea pula mea, mă. Ăla care te-a luat de mine, că de ce sunt cei, sunt istoric. Eu când eram mic, mi se spunea pe stradă istoricul. Strategul. Gânditorul, mi se spunea. Când am uitat de mic. Poți să zic și eu ceva? Asta vare când dumneavoastră. Păi, mulțumesc. Frații mei mai mari, mulțumesc. Vorbeați despre Băsescu. Eu să mor în pârnaie dacă am crezut 100% tot ce vorbesc. Am urmine. Păi Băsescu a adus cei mai mulți, a făcut cei mai mulți bani cu rușii, mă, cu Arlo, cu toate alea. Ai văzut stenogramele când își lua șpaga și vindea totul, păi și acum să dă că ea, nenea Dândel. Nenea Dândel. Putin. Ce dracu? El e nenea Dândel cu clopoțel. Mai pune bun par de că m-am enervat, bă, nu se poate. Asemenea discuții. Da, nu vrei și Putin vin. Nu, un an. Plec la filmare, nu trebuie să ajung să filmez. Spune lui Nea Serghei că cecenii au zis că sunt de partea ucrainienilor. Asta zic eu, băule, da? Dar trupele alea care le-au adus, le-au adus. Sunt belaruși care au plecat direct cu tankul. Nu. Păi dacă spun că da, bă, Renea, cântat imnul Rusiei în pădurii aia, bă, nu știu. Da, mă, lasă, poate am greșit. Alții zic, planul americanilor este să elimine gazul rusesc de pe piața europeană, să facă loc gazului lor lichefiat. Da, mă, dar e foarte greu. Am văzut și pe asta. Trebuie să vină gazul la apă. E complicat. Pe ce costul va avea? N-are cum, că nu o să luce. Da, mă, neamțul nu-i prost, bă, nu închide neamțul economia că vrea Biden. Vreau să vă întreb. Neamții și azi au sucit-o. Stai, ne mai gândim să mai facem și italienii. Dacă vreo bombiță de aia lovește vreo centrală de aia, lovește unul dintre ele. Nu lovește niciunul, bă. Pentru că și asta e vrăjeală că au tras în civile. Au tras în astea strategice. Că se mai întâmplă să mai cadă și că dacă tu tragi mine ca civile, nu trag în tine. Ce mi s-a părut isteric ăla cu tancul ăla care a murit pe la mașina și atât. Aia a întrebat cineva, da. Fiecare oameni sunt oameni demenți. Eu cred că și droghează. Bagă în ei băutură, bagă în astea. Cum se face așa ceva cu unul care nu ți-a făcut nimic? Decât dacă ești dus. Corect. Normal că nu-s de acord. Și în primul rând copiii ăștia mi se rupe inima. Și eram impresionat de ăla care își lua la revedere de la copil și plângea copilul. Eu la copii am mare slăbiciune. Dacă era să pleca capul la război și plângea mărătoși, tu plângeai de copil. Îți dădeam o cărămidă ție, întâmplă să mai plângi copilul, nu mai plânge, dă-te emoții. Bă, că arăți bine. Nu te am vreodată că... Deci asta a fost, că ai pus tu chestia aia și m-a luat foarte multă lume, că m-am sucit, nu m-am sucit deloc. Dar aseară era alt subiect
Și asta este părerea mea, care ca premartor o să-i martor. Eu am spus că intră Putin, am făcut pariu aici la tine. Nu, și eu, te rog frumos, că noi doi am spus noi și el a zis, nu o să intre. Da, e, asta am zis, e pe filmare. E puțin strateg, pe când a făcut el furturile alea. Zis, ideea e că nu venea ăla degeaba să-și consume, să vină cu pliculețele. Nu poți să intri, să iei banii dacă nu ai o strategie și un plan bine stabilit. Ideea e că istoria mai spune despre rus că în afară de cotropire mai face altceva. Jefuiește, violează, omoară, împușcă copii. N-are. Ei n-au vârstă, la ei nu există niciun. Nu omoară nimeni, mă, jefuiește. Eu zic că Zelenski nu trebuie să poarte urât cu minoritățile. Dumnezeu să mă ierte pentru toată treaba. Nu, și nu se vrea să se bage el, că să face el stat NATO acolo. Să pună pe aia în fața Parlamentului, să strigă. El a fost. Păi bineînțeles că el a fost de vină și nu s-a gândit că americanii și cu ăștia o să-l lase cum i-au lăsat pe toți tot timpul. L-a lăsat cu închisoare acum, bă, nu mai veniți, mai venim. Bine, mă, Putin, hai să stăm de vorbă. Și că până să dea starea de urgență, au mai zis. Nu aveau cum să intre americanii acolo. Păi și atunci de ce-i zis? Declanșau război mondial. Păi și atunci de ce-i zis gândire că te apărăm, că facem, că nu știu ce. I-ați gândit și pe Moldova în prima oară, ălalt care a fost înainte american. Sau să nu aducă nimic, eu nu mai înțeleg pe tătăiță. Acum mai aia s-a întâmplat, dacă era șmecher, uite, vezi că dacă era șmecher ca să scape, ca să fie invazie, știi ce făcea? Să văd dacă ești deștept, mă. Mă, măi, ucrainienul, ce trebuia să facă acum? Ca să sună, băi, ucrainiene, ce trebuia să facă? Ia nici n-ai. Să ceară alipirea cu România și automat intra sub NATO. La cât de calistă? Cum nu? Nu le dădea. Cine nu le dădea? Că e țara independentă. Era țara independentă. Tratat. Mă lipez la țara, mama. Hai să vedem. Mi-a intrat că automat intra sub apărăria NATO. Nu dădea nici. Păi nu, că dacă intra cu noi, noi suntem în NATO. E automat intra în NATO. Băi, boule, dacă eu cumpăr la tine și mă aliez cu vecini și facem alipire, alipim noi doi. Trebuie să dea vecine. Bă, luăm. Numai că noi suntem. Numai că vreau de la tine. Păi i-am pe noi, când am cumpărat, i-am. Dacă eu mă alipesc și stăpânesc cu tine în devălmășie două țări. Să mai ziceți, bă, că nu sunt istoric. Păi uite, bă, ce l-a luat, mă, te-a luat, mă, seama, pe bune. Nu, era o șansă, dar e prea calic, aici a fost el calic. Mă zăpăce că portia voastră. Dar eu credeam că mă așteptam la Zelenski să zică așa, bă, Donbass și ăla e al vostru, da? Luați. Dar și Kievul e al lor, mă! Kievul e mult înainte a Moscovei, mă, acolo îi leacă, nu, rușilor, mă, dar primul că ăștia-s ruși. Nu știu, eu nu știu să scriu pe alea, înțeleg. Păi nici eu nu știu să scriu pe alea. Bă, asta că trebuia să stau, o să stau într-o seară să spun niște întrebări ciudate. Da, corect, corect, corect. La Bârnaie trebuia să te duci, să ceri că vrei să studiezi, te ducea la acolo, la orele. Ianis Naiu, stai așa să zic eu. La penitenție. Ia zice ceva în ucraineană, să zice ceva în ucraineană. Nu știi niciun cuvânt. Știi? Nu mă bag. Padeu mă cineva. Știi, mă, vreun cuvânt? Nu mă bag. Padeu-mi la metro. Nu mă bag. Eu zic, uite, dau dreptate lui Putin pe de-o parte, cere treaba la ăștia NATO și toate prostiile astea, dar totuși îmi este milă de copii și femei. Același lucru am zis și eu. Cum o să fiu? Că toată lumea mi-a zis că m-am sucit, că-s probabil nu. Nu, domnule, normal că mi-e milă de copii la ăștia. Vezi să mă câtă ura sfârșită în mentul ăsta de Putin. Nu mai cred cu telefonul, vezi că-s necunoscut și ăsta o să... Păi eu nu mă privat, am închis. Nu, dar ăștia din Ucraina, că mi-a spus că o să te suni obligată din Ucraina, care... Să zic că să te duci să te duci să te rolezi. Să nu menește pe voi fără niciun fel de mișto acum, sper să nu fii ucrainean, mă. Că uite, mă, ești tu, e ucrainean, da, la orice. Da. Ce fac voi? Domnule, sper că v-ați sunteți mulțumiți că mi-au scris foarte mulți la ce am pus eu aseară. Sunt mulțumiți oamenii sau nu? Dar tu aseară ai vorbit, am văzut. Aseară am vorbit în pungă. Sunt mulțumiți oamenii ce ne-am răspuns, domnule, sau nu? Da. Ăla care m-a făcut că de ce vorbesc eu că nu sunt istoric. De cum să nu vorbesc eu, bă, când sunt unul din cei mai mari oratori al acestei planete? Și analist. Și analist. Ia uzi, hackerii anonimi s-au declarat război cibernetic lui Putin, deja au dat jos o televiziune. Foarte mic. Și e și mie de acolo brânză. Dar nu sunt. Altcineva zice, ba da, ajunge. Putin are dreptate să meargă contra Soros și gașca de neonaziști. N-are nicio dreptate. Bună seara, credeți că dacă Trump era președinte și acum a invadat Putin Ucraina? Nu, o lua din vorbe, că nu se băga. Ăla nu trimitea nici corturi. Păi, dar ce a trimis? A trimis. Noi acum, dacă am fi șmecheri, am pedalat pe ăștia să pompeze mult în noi. M-au făcut turcii, m-au făcut italienii, m-au făcut ăia, nu? Bă, pompați noi că suntem aici la frontieră. La vezi emigranți, dar tu nu vezi că nerocirea mare care nu înțelege nimeni, că nu ne vor ataca pe noi. Noi pierdem
asta teritorială în Marea Neagră. Că acum i-au venit acolo și așa ne-am judecat cu ucrainienii și am pierdut cu insula aceea, care era noastră. Știi foarte bine. Nu din cauza noastră, că au venit ea cu forță și s-au pișat pe noi. Deci a fost 10 pe insula și aia, mă, doamne, o spun eu. Păi ești așa pe cât e soața mea. Da, mă, dar nu e important aia, mă, că dacă aia ai mai multă zonă în apă, ai zonă maritimă, înțelegi? Alea, nu, ăsta, apele teritoriale, da. Înțelegi? Și acum s-au băgat și e pungă acolo, rușii și mechi, acum o să exploateze. Și de Cătărincă? Noi exploatăm, noi când nu o să exploatăm. Și de Cătărincă? Asta e insula ta? Uite, vezi? O e exact asta, o e. S-a zis. Da, o e în gură exact ca pe asta. Început, e insula ta. Nu știu. Ișa mea, Cotropeștine, e monument. Nu știu, bă, deci nene, trebuia să facă ceva, nu știu. Ăla mai băia că sunt istorii sau? N-a dat nimic din iare. Nu știu ce e. Mi-a scris unul, mi-a citit nota. Ce mi-a părut rău să-l mătrășească pe el, adică... De ce, domnule, nu sunt obligat să-l răspund? Foarte bine, dacă el... I-a spus, nu se poate așa ceva. Nu se poate, uite că s-a putut. În plină iarnă să intri peste un stat. Bă, dar aia deștepții bărbați au plecat acolo, bă, cu femeile, bă, acum nu-i mai lăsat. N-au plecat, nu-i lăsat. Bă, da, până să dea. Care au apucat să, da. Să o tundă. Bun rău, cărnația. Ce cârna să trăiește, bă, căci că-s bun rău. Da, bun rău. Păi ia ușor picant. Ce cârnați i-a făcut? Rețetă, o i avem la grătar în meniu. Păi tu i-ai făcut? Porc și vită, da. Ușor picant. Mă, tu i-ai făcut să-mi faci? Da! Mi face Fabio. Nu fii prost că ne jură, da. Toată ne face tobă, om. Cine ce? Nu, nu. Mi face Lucica după rețeta mea. Să rămân la doamnă, da? Lucica? N-am gustat chiftea. Firma lui Lucica. Da, da, pe zi să-mi aducă și mie atunci. Da, dragă, bă, să poate pe cine mi l-a dat pe Lucica. Bă, te iubesc, bă, da, frumos, bine, știi? Nu mă știu, ce nu mai de alea de firmă. Te duci aminte când era restaurată, că dau saberele pe mine de parfumuri. Ia sigara. Nu răspunde. Alo? 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 Da? Domnul Raul? Da. Dobre veche. Dobre veche, dobre veche. Prieteni, hai că am treabă, mă sună la cineva. N-aș tu scură cu mă. Bă, tu-i sănătos, bă, dar are treabă, lucrează la un plomăr. E dat drumul ăsta acolo. Drag, Vice, drag. Ia luați-mă puțin. Vezi, mă, că nu știi să vă răspunzi. Acum ești. Da, mă. Ești. Alo, Lucian. Vrei să vorbești cu mine? Să-și pula, mă, zi. Băiatu, vreau să vorbesc cu... Da, zi că sunt în live, zi. Întreabă pe Claudiu dacă mai lucrăm cu micii, că s-au scumpit iar. Te uiți acum, te uiți? Lasă-mă te uiți? Că l-ai îmbolnăvit, de nu, jumătate zi s-a plâns, a scris scumpit de tot de două ori. Hai, la repede, mă ridic. Omul e homosexual, dă-l în morții, măsul. Are apucături de la penitenția. O să vinde mici numai la Bogătaș, nebunule. Da, domnule, asta e ce zi vă. Nu mai vorbește nimeni de preț, nu mai vorbește nimeni de căldură. Eu dac de gură, eu puteam să vorbesc prostul. Toate televiziunile omoară. Bine, Lucică, hai. Te-am popat, pa. Ai plus 10%, hai. Va ataca o țară în NATO, va ataca pe... Ce să atace, bă? Ei și-au teritoriul înapoi, că omul a spus foarte clar. De fapt, iau tot de teritoriul. Un stat artificial făcut de ei. Luat teritorii de la vecin cu Japca. Și-au luat independență. Și-au luat. Bine, o să vin și o să-mi iau, să te iau casa cu Japca și o să fac acte. Și-au luat, dar nu și-au respectat nici înțelegerile de mine. Anumite țări nu și-au respectat. Bineînțeles. I-a bombardat pe aia de 6-7 ani. Pro-ruși și pro-putare. Dar îi trimitea pe ei noștri în război. Hai, mă, ei se bat între ei acolo. Cum o să bată? Acolo au fost bombardament de 7-8 ani, a zis ăla de la Antena 3. Păi din cauza la Crimea. A anexat Crimea, la fel a rămas. Tot pe împușcătură. Zi, domne. Părere despre Zelenski. Un fel de Dan Diaconescu cu mai mult noroc în viață. Un idiot.
Și Dănuț, ce e Dănuț? Că el și-a băgat poporul în căcată. L-a mâncat pe el în curcă, da. Face-l cu americanii. Ce-l oprește pe Putin să nu intre și în Republica Moldova, pentru că nimic și acolo sunt orbitori de rusă și până la urmă ăsta a fost unul dintre motivele pe care le-a declarat Putin. Da, Moldova n-a vrut niciodată a lor, când zona aia a fost a lor, n-a înțeles lumea nimic. Deci dacă ești în zonă, nu mai jigni oamenii. Nu, pe Lucică de la mici, îți fac reclamă la produsele excelente pe care le-am creat împreună. Ce vrei de mici? Zi, ești bolnav mental? Gata, creatorule. Uită-te, citește. Gata, creatorule, da. Te dracu, bă. A creat. Farfara, bă. N-ai creat, mă, că micii nu sunt operă de artă. Rețeta de... Eu am altă teorie și anume Putin mână în mână cu UE și americanii. Jocul e ăsta, dacă vedeți și sancțiunile Europei și englezilor și americanilor sunt economici și blochează conturile oligarhilor. Dar nu le blochează, asta vor să facă. Oligarhilor, da? N-au cum să blocheze băncile, mă, pentru că au foarte mulți bani ăștia în bănci. După părerea mea, Boris Johnson a fost șmecher. Când i-a zis legal frumos, Abramovici, la revedere, nu mai intri. Ăla era în concediu, culmea. Da, aici ești mecherie. Nici cu aia n-au cum să o ține, pentru că aia nu sunt ruși, aia sunt evrei. Care le sară, vin pe altă parte și îi fac. Cum să-i pui fața? Mă rog. Cineva. Abramovici, e evreu, nu-i rus. Da, nu-l mai primește. Nu-ți bune aia? Bun. Acum, Găsule, te rog, Gustă, că nu sunt ăștia, trebuie să-i aducem, să-i facem la grill și am putut pe trebuie să ne ia. Ba da, nu mai încolo așa se. 7.35. Uite, are Raul un mesaj. Domnul Raul, vă iubesc și vă respect. De 5 ani trag ca bucătar prin Anglia. Îmi place linia tradițională culinară a dumneavoastră și stilul dumneavoastră. Să vă țină Dumnezeu, Constantin Ion. Dar ce stil a făcut? Cu respect, să rămână. Cărnații a făcut capră? Chiftelele a făcut capră? Eu, măta, și pe măta eu am făcut chiftelele. La chiftele. Raul a făcut măslinele și cu și cu ardei grași. Nu, capra a capra face măsline. Când se cacă, nu știi, face tecă. Deci, eu în seara asta, orice ar fi, sunt cu minte și respectuos. Te susțin, da. Fac măsline. Deci, eu nu vreau, te rog. Nu știu cu la mătă. Vreau să fiu cu mine. Ia, mamă, ai la chitele? Am luat, da, am gustat foarte bun. Să nu să mai scoți niște de bun. Da. Da, ai avut dreptate tu. Păi, fraților, am ajuns la... Nu credeam că în secolul 21 să ne întoarce înapoi 60-70 de ani, apucăturile lui Putin sunt ca al lui Stalin. Mă, să fac... Dar americanii ce-au făcut, mă, în Vietnam și toate zonele alea, mă? Nu mai spune nimic, au omorât mai civil, da, au dat exact. Cu napal și au făcut băia varză, veneau cu avioane, vedeau cu napal, tot omorau, exact. Copii, tot. Nu mai plânge nimeni. Exact. Au destabilizat țările arabe unde se omoară aia sute băzi. Nu mai spun în țările africane ce au făcut. Au murit acolo, mor sute băzi, mai se supără nimeni. Deștepte-și, bă, Serghii. Datorită lui Lucian de la mici, care l-a cunoscut prin tata Raul, am cei mai șmecheri mici. De-aia vine lumea de la Buzău să mănânce la mine. Stai să scap de Lucian. Da. Mă dă cola. Unde-i mă sticla de cola? Dă-mă ce-o ție acolo la picior. Cum dă căldura un pic? Pentru că e foarte răcoare. Scuze de acolo. Cică, domnule Raul, vă respect și vă iubesc, dar vă rog să aduceți înapoi statuia lui Bacovia pe care ați servit-o de la Bacov. Băga-mi aș pula măta! Dorule, să te iau în pula, Dorule! Am maschit. Pe primară i-am furat pantofii și acum toată statuia. Băi, bulangiule! Da, statuia sau nu? Băi, prost, era, avea 10 tone, pula mea cât era de mare. Cum se simte domnul Raul? Băi, frate, eu mă simt bine. Adică am fac tratamentul, dar mă mâhnește întorsura asta luată de societatea asta mondială. Băi, nene, nu se poate să deschizi tu război unui popor care a fost frații tăi atâția zeci, sute de ani, să femei, copii, să treci cu tancurile peste.
Nu se poate, în plină iarnă să distruse. Au încercat cu vorba, i-au mințit aia. El împușcă, trebuie da una comandă și îl împușcă pe Zelenski, bă, cretinul. Așa, Zelenski, ce face? Că domnul e ultima oară, mai vedeți cu scene din astea. Și păi acum, el era actor, putem măcinatoria. Acum îl caută pe nea Putin să se împace. Iau și gerusule Sergei în Vietnam s-au bătut rușii cu americanii. Păi da. Dată ești pe lângă comunist, ai născut comunist, o să fii. Da, nu pot înțeles asta nimic. S-au bătut cu rușii. Nu, rușii au ajutat și pe Pakistan, dar ei au venit să ia în Afganistan. Nu au atacat rușii. Băi, fraiere de gara care mă faci comunist. Când am fost comunist, nu sunt. Ce cauză, dar nu pot să țin cu ăștia. Acum au făcut acolo dezastru ce au făcut. S-au bătut cu vietnamezi și au bătut vietnamezi. Peste tot s-au băgat rușii și americanii ca să-și vândă americanii stocurile. S-au bătut peste tot. Ca să-și vândă stocurile de armament din al doilea război. Americanii după al doilea război mondial au făcut vreo 30 de lovituri de stat. Păi ca să-și vândă echipamentele care erau deja... Toți care au ajuns ăla pe Bin Laden, ei l-au făcut, l-au instruit. Păi toți ei au făcut și după aia ei au făcut toate astea. Mai să mă lase cu americanii. Păi după aia s-au băgat rușii... Comunzi au ce bou ăla care n-a înțeles nimic. Bă, dar oamenii nu înțeleg ce vorbesc, că așa complicat vorbesc. Eu am explicat care este punctul de vedere, nu mai vreau. Pe mine mă doare în curcă să bate aia sau că să bate aia. Eu am foarte clar că americanii o să-i lase și i-au lăsat. Am spus aici în casă, că americanii o să-i lase cum i-a lăsat pe toți. I-am bârligat, veniți voi și faceți. Nu-i mai da bănicioapă că m-a enervat. M-a enervat ăla că mi-a zis. Bă, dar nu mai suport. Mai da. Ia mai zi, mă, nepoate. Ia urmează... Raul. Al treilea război mondial? Niciodată. Nu cred. Never see never again, James Bond. Eu te mănâncă la încerci farfurie. Să-l crezi, să repede și mie. Pentru că au pachet, ca la până la ei. Ei sunt obișnuiți, când le vine pachet, mănâncă. Împreună. Ar trebui să mă iubești măcar pe jumătate de ani. Așa stăm și în timp și în pat, cum ne-a prins... Cum v-a prins războiul? Ne-a prins războiul, da. Bă, dar războiul v-a prins în brațe unul altul de frică, nu v-a luat de frică în brațe? Am discutat ce am discutat. Și ce ați înțeles? Ideea că am judecat anumite... N-a Zelenski. N-a Euro. Să te mai enervăm. Ce să mai mă enervezi? Bă, cine ai, ce aveți să-i poate tenți? Ăștia nici nu știu trecutul meu. Domnule, ascultați-l pe fratele vostru. De ce? Planeta asta am crezut că a început să ducă de râpă. Nu există, nu poate, da, să, fie, da, nu poate să existe niciodată în lume un singur stăpân, bă. Tot timpul trebuie să fie doi poli de putere. Că atunci ăla face ce vrea omul. Dar prea amenințat și ăsta, neservit. Ea mai enervează, să mai vorbim de mine? Cum au băgat-o cu COVID-ul și cu războiul. Nu, cum îl cheamă, ce-mi zice? Zice, Serghei, ți-ai pierdut credibilitatea în momentul în care ai încercat să-i găsești scuze criminalului de Putin. Lasă-l să vorbească pe Raul, băi, e mult mai cerebral decât tine. Dumnezeu, asta e părerea ta. Eu nu știu, facem orice cu ăsta. Eu nu îl apăr pe criminalul de Putin. N-ați înțeles nimic din ce vorbesc eu. Eu am explicat științific care este chestia. Nu, adică eu nu am spus că sunt de acord cu ce a făcut, dar dacă nu înțelegeți bine, e iar altceva. Eu v-am explicat ceea ce se întâmplă acolo. Nu ceea ce aș fi dorit eu, că nu sunt cretin să-mi doresc un război cu acolo ca să ne crească ăștia, gazul și toate alea. Că și așa suntem încăcat. Dacă nu înțelegeți limba română, altă limbă nu pot să vorbesc. Bă, dar noi în sărăcia noastră... În bucata mea de pâine... Ce au primit românii? Da, dumne, foarte frumos, pentru că copiii și femeile au nicio vină, mă. Plus că erau mare parte care erau de-ai noștri. Ziarul Adevărul a dezvăluit că majoritatea imaginilor pretinse a fi din Ucraina sunt false. Totodată pe camerele live din piața Maidan din centrul Kievului e liniște și pace. Care este faza? Nu, domnule, asta a atacat. Fiecare televiziune, că și asta păi în seară... Și de ce nu se vede pe alea live dacă au atacat? Păi eu știu, cum, sunt în Kiev. Au fost care două ore de liniște. Da, alea pe Antena 3 filmau centrul cu tot... Au uitat, am uitat. Doar două ore. Dar problema este în felul următor că nu vedem mâine pe live, s-ar putea să nu mai vedem nimic acolo, nici parcă. Și oricum eu am fost antirus, zic că asta vă spun, dar nu mă lăsați. Din tată în fiu, nu? Tata a avut cea mai mare șucăre cu Rusia, să l-o moare la Budapesta. Că să vedeți ce să fie după resurgele care le bagă la asta. Să vă cu Rusia.
Rușii l-au băgat și la Părnaie după Revoluție. Voi habar nu aveți cum să fiu cu rușii. Dar eu am spus realitatea, asta este realitatea. Deja au crescut prețul la greu și la astea. Dar ne fac farsă cu carburantul. Bă, că, carburantul de unde luăm? Asta e o vrăjeală, că ne aduc americanii lichefiat, lichefiat, ne aduc în gură lichefiat. Păi durează, cum? Dar nu ți-au ce nimeni nimic, mă, să pișe pe mă. O să-ți vină cu tancurile, da. Mamă, prost sunteți, bă, puneți botul, bă. Vapoarele alea de... Hai mă că știu, am văzut... Cred că nu, doamne, Biden, acum m-a sunat și a spus, bă, Sergei, nu știu să fac să mă trimite gaz. Du-te, bă, de aici, că eu nicio treabă. Eu am vorbit cu țările arabe să-și ia gazul acolo. Lasă-mă în pula mea de aici. Și nemții s-au prins, italienii s-au prins și o parte din țările baltice s-au prins. Stai mă puțin cu prea, pune-mi embargo. Hai mă, las că s-a vorbit la televizor că au intrat peste ea și nu avea o armă nucleară. N-avea o armă nucleară. Stai, dreacule, nu e tâmpenii vorbesc. Așa ai zis și cu războiul, că nu intră, că tâmpenii vorbesc. Bă, dacă era Putin cerebral, nu intra. Omul-i dement. Nu știa ce pățare n-a dat. A nebunit când? Când a avut un opă, mă, când a fumatat trupele sau când aia, mă, termină, mă. Dă-te morții, mă. Bă, tu ai văzut ce a zis omul? Să trăiască Dumnezeu pe ăla care se dă la noi, că vom scrie istorie. Nu i s-a întâmplat nimic rău în toată istoria. Hai, mă, termină. Poate de unde puteți, mă, nu știu ce. Alo, mă, gineniu. Luați. I-au zis la șerpilor nu era 80% românească, ba, de ce da, nu s-a da. Intervenit când au invadat rușii? Era plata noastră. A fost Băsescu. Dar nu insula alea. Dar ne-au luat pe toată Bucovina, mă, Cernăuțiu, toate alea. Cum ne-au luat a fost un schimb. Ce schimb, mă? Ne-au luat teritoriile, mă, al nostru. Mai du-te treacă cu schimbul tău. Băi, bol. Dă-i morții, mă, de aici. Și când s-a făcut schimbul? Pe ruși. Dar ce schimb? Ne-au luat teritoriile noastre, Bucovina ne-a luat-o. Nu figurează, bă, Ramule. Stai un pic. Da, mă, nu, are dreptate. Are dreptate Grasul. Dar nu figurează, mă, în arhive. Că ne-a dat deschidere mai mare la mare. Că știu ce vrei să zici. Ne-au luat și la mare. Ne-au luat când alo. Nu figurează că ne-a dat la mare deschidere. Când a fost războiul turco-rus. N-are importanță, bă, ne-au luat Bucovina. Și noi ne-am câștigat. Și noi ne-am câștigat independența. Hai, mă, taci, vrea. Le-au dat europenii la ruși Dobrogea. Lasă-mă, eu vorbesc după al doilea război mondial, ne-au luat Bucovina. No! No! Ne-au luat și partea asta. No! Nu, au luat-o în mână. Hai, mă. Lasă-mă, bă, să vorbesc pe ea. Câte șucări am avut cu ei la Dunăre. Dobrogea, mă. Pe ei să căca pe ei, că în înțelegea asta ne-a dat în schimbe la mare. Gata, mă, schimbă subiectul ăsta, mă doare în curcinea ta. Asta este. Da, ce vorbesc, căcații? Bine, bine. Deontologii. Asupra-ți și pe domn profesor. Zi. Mamă, la un frat ăla, că știe, mă pășește tot. La războiul ruso-turc da. Din 1877. Da. Că noi ne-am căpătat independența, că am câștigat la prima, la Vidiv, la Cutare Vânta. Da. Rușii, da. Pradă de război, li s-a dat Dobrogea. Da. Acum s-a băgat ăsta, cum îl cheamă, s-a băgat, a inutit... Mitică Bogoșat. Nu, mă, bol. Și am făcut schimb alea trei județe din nordul Moldova. Da, mă, dacă mai ajunge. Da, e bine, gata, ajunge. Contra... Da. E bine, foarte bine. Dobrogei. Da, da. Și am luat Dobrogea și le-am dat județele din Cabul. După a venit până aici, că nu avea și porțiunea. Ăsta a fost un schimb care... Nu avea și porțiunea. Care românii au semnat. Nu avea și porțiunea la Dunăre. Care ne-a luat ucrainienii. Și după aceea n-a făcut mai știu că ne-am zicat cu ei cu nu, și cu canalul pe Dunăre ne-am zicat ația cu ei. Mai, deci te las-o în pula mea de aici. Acum răspunde și mine. Ține bătuta cu ucrainieni. S-au bătut acolo, e treaba lor. E ciorba lor să se bată. Nu, ce s-a întâmplat înainte? Acum, sincer, te rog frumos, dacă ești studios și domn profesor cu tine. Spune și mie, înainte de evenimentul ăsta, de ce Zelenski se poartă urât cu ea de la Cernăuți? De ce mama unui fecior îl așteaptă încă de 7 ani și nu moare aia? Să vadă ce așa s-a comportat. Că nici nu l-a declarat mort, deci nici cu toate etniile s-au comportat, n-a plăcut ungurii la ora. Dă-ne un pic de dreptate și nouă. Dă-ne și nouă un pic de dreptate, că și în Dobas i-a căpătit pe aia, i-a nebunit pe aia. Hai mă, gata, dă-l treacu de subiect. Gata, asta a fost. Eu ți-am scris, l-a intrat, mă piși. Dar avem o mamă româncă în Cernăuți, care a zis. Da, mă, era mama Vrâncioaia. Și plângea aia și într-o poezie spunea aș vrea să mor, dar duceți-mi feciorul. Era Vrâncioaia care și era și mama lui Ștefan cel Mare, care era pe stâncă și plângea.
Tot cu Pentru Vechi Castel. Pentru Vechi Castel. A plecat Isul Român. Cetatea Albă, sau cum se numește, la lui Ștefan cel Mare care a acolo. A plecat al tău. A plecat al tău. La origine. A plecat la armată și nu mai știe. Mort, decedat sau unde dracu e, Doamne iartă. Vrâncioaia și acum l-așa pe visul și visul. N-am, bă, nu mai pe eu. Trebuie să faci tu ceva, dar să oprim noi ceva. Ia uite, nu mai pe eu. Unde e apă? N-ai văzut cum pun apa, uite. Nu mai e, aia nu e apă. Las-o. Bă, era și cântecul ăla. Și a venit mama seară cu patinele în picioare. Water mama. Copii. Da, și mama astea. Hai, tata Valet cu întrebări. Da, lăsați-ne cu asta. Gata, s-a molozat. Acum vorbim 25 de ani. Nu mai vorbim de gaz. Eu, nu mai vorbim Samiran, de... Serghei, important e să ia Dinamo campionatul. Vai de capul lor și aia. Vai de capul lor. Ana, salută-l, te rog, pe domnul Avran din partea mea, tata Roiu. Tata Roiu, poate. Tata Roiu, scrie. Fără de tatuiu. Poate tău. Da. Nu, că capră, nu. Fă și tu cu mâna. Fă cu mâna. Telemisiuni, om, bă, când te salută, fă și tu cu mâna. Așa. Să rumâna să trăiești. Gândiți un pic tata Roiu. Asta e vorba mea, diferența de vârstă care mi-a pune respect. Bună seara. O întrebare pentru domnul Serghei. Cum crede că va evolua piața imobiliară în actuala situație economică cu scumpirile și criza din Ucraina? Păi normal că se va duce, va sări totul în sus, nu? Pentru că în primul rând va sări carburantul. Și dacă se are carburantul, se ajunge la 10 lei. Carburantul și se duce totul. Și tot. Te gândeai greu să ajungem aici? 7 lei la pompă. 7 lei și 25. Toată planeta se duce în bot. Nu? Ce trebuie să spunem? Like-ul, exact. Bravo, vreau să te iubesc. Asta e mai pupă. Gata, mă, că zice lumea. Băi, tine, ne-ai zvoară. Asta ta e de până mai. Mai pupă-l, Sofie. Mamă, câte like-uri avem, câți oameni? Avem foarte puține like-uri, doar 372 și 1124 de persoane. Pentru că acest subiect care nu schimbați, oamenii vor să distreze. 1124, să rămână. Să se sui de atacuri, de criminali, de... Băi, băi, atâtea, mă las sticlele astea să mă mama, zici că... Bună seara, bună seara! Am venit cu sănioara! Băi, dar ai zăpadă acolo cu meze? Să moară mama, dacă iarna asta am avut zăpadă să fac un bulgăre. Deloc din n-am văzut. Ia zi cu meze. Tata Serghei, să rămân la bost. M-a întrebat, dar eram prost, să vestim cu bine. Să stai și cu bine, turnă. Am și eu două chestii de spus. Te rog. Și anume că conflictul de acolo e foarte complicat. Cum? Cine? Am înțeles eu. Conflictul de acolo am înțeles, e foarte complicat. Așa. Și sunt foarte multe aspecte legate de acest conflict. Dar eu cred că nu trebuie să ne lăsăm distrași de asta, pentru că scopul nostru este cum să scăpăm de sărăcie, bravo, cum să scăpăm de inflație, Ăsta-i. Și mai ales trebuie găsiți și trași la răspundere cei care își bat joc de noi de 2 ani de zile. Dar cu metre, dar pentru asta trebuie justiție. La noi justiția e praf. La noi justiția e cu ei. Cine a făcut-o praf? Cine a făcut-o? Omul tău, Băsescu, n-a făcut praf. Cu Didi. Bravo, de acolo, păi de acolo. Cu Băsescu, tu de acolo, ne du-te, dracu, îmi ții, da, mă. Bă, dacă mai mă jur pe televiziune. Ia pleacă, mă, ia să văd. Cum mă e? Pe unde e? Dar nu să mai bate vocabularul. Da, domnule. Domnule, i-a ieșit lui Serghei sângele pe nas. Nu, aoleu, ușor, că sănătatea e mai bună decât toate. Atunci îl bag sub masă să-i dau niște papacioacă. Ce se distrează, da. Serghei, cu tot respectul, nu vă stresați, căci sănătatea și sănătatea sunt extrem de importante la om. Nu mă stresez, fac caterincă, unde să plec eu? Da. Ideea este că noi suntem acum într-un rahat
extrem de mare din punct de vedere social. I-a scăpat războiul ăsta pe toți, nu mai spune nimic, că au furat ăștia calamari, că au furat miliarde. Da. A început să emisiunile să dea ăștia că au furat miliarde și ăștia la ala de, de consultanță. Aproape de astea, nu mai spune nimeni nimic, toată lumea mă omoară cu Ucraina. Lasă-mă cu Ucraina, tată, să-mi văd de cămașa. Bă, mai aproape e mai eu decât cămașa, dar ăștia nu știu. Exact. Noi suntem protejați, suntem sub umbrela NATO și UE, iar acest conflict, dacă stăm cu minți și nu ne mănâncă în cur, nu ne privește. Corect. Exact. Am o chestie, o rudă de-a mea a ajuns la spital cu COVID zilele trecute. Și vreau cu această ocazie să îi transmit toate cele bune și, cum să zic eu, aprecierea domnului Rafila, pentru că vreau să vă anunț că în momentul de față la spital, la COVID, îți face analize, îți face radiografie și îți dă pungă de medicamente de antivirale din America. Bravo. Acasă. Da, tată, îți explic de ce. Pentru că Rafila este doctor infecționist și unul cel mai bun doctor infecționist, nu ca papagalea care a venit să fure miniștrii de azi. Deci, cu această ocazie am ajuns la concluzia că cu mici excepții de oameni care aveau alte comorbidități, deci cu micile ale excepții, toți morții de COVID sunt din cauza lipsei de tratament. Așa e. Eu am spus de mult că genocid a fost ce a făcut cu Ainuri. Da. Genocid. Deci domnul Rafila, și nu sunt fan PSD sub nicio formă, și nici fan domnul Rafila. Dar apreciez și respect, pentru că în momentul de față, protocolul din spital presupune să dea la oameni medicamente de COVID. Iar paracetamol și supă de pui. Așa. Și se scoate repede din spital, pentru că de păcate îi se dă la joale lui Rafila. Costă foarte mult un tratament anticovid, costă până la 20.000 de euro. Avem într-o lună de zile. Că nu vrea să le ia de la ăștia, care nu costă nimic, zile de băgrat. Nu, dar nu e din ăla monoclonal scump. Sunt niște, deci a primit această rudă, medicamente din America. Da. Eu mă referam că într-un spital, o internare de o lună de zile ca până scap de COVID, te costă până în 20.000 de euro, spitalizarea, tratament, medicație, tot, incubare și oxigen și aia. Și atunci ăsta ce a făcut? A dat antivirale, l-a ținut 2-3 zile, i-a dat medicamente și i-a trimis acasă. Și nu mai stai și nu mai cheltuiește Casa de Sănătate atâția bani pentru internat. Cât a fost depilatoarea de măr pubian Mihailă. Și Voiculescu. Oamenii erau ținuți pe 20.000 de euro ospitalizarea, nu erau tratați și mai și mureau. Corect. Pentru că le trebuia victime ca să ia banii. Că banii veneau de afară pe fiecare bolnav. Da. Iar acum vreau să vă zic că această rudă l-au ținut în spitalul. Încet. Ai văzut? Bravo. Radiografii, corect. Și făceau analize la oameni. Bravo. Și i-au dat medicamente, uite, vă zic că mi-a scris omul ce i-a dat. Și l-a trimis acasă, n-a stat în spital, ca să nu nici nezocromiale și nici alte boli și nici alte chestii, pac, s-a dus, s-a tratat acasă. Bravo! Uite, i-a dat Molnupiravir. Așa, da, le știm. Și Ivermectină. Da. Un nou protocol, Molnupiravir la Gevrio, Ibuprofen, Trahisan, exact. Bravo. Și l-a trimis acasă. Corect, să stratezi acasă. Bravo. În primul rând că și-au dat seama acum, după 2 ani de zile, că nu se dă antibiotic și au băgat antibiotice în draci mea. Da. Bine, frățioare. Mulțumim frumos pentru sfatul și să vă dea Dumnezeu sănătate la neamurile care au fost spitalizate. Doamne ajută, sănătatea. Și vouă la fel, mersi. Hai, mersi. Super tari și rog pe români să ne
axăm cu problemele noastre. Corect. Care ne ard acum. Asta zic și eu. Suntem manipulați, frățioare. Ce dracu? Problemele noastre să facem cât. Doamne ajută poporul. Multă sănătate. N-au nicio vină. Populația n-are nicio vină. Conducătorii lor, ca și ai noștri, sunt de căcat. Asta e. Conducătorii lor sunt de vină și victime populației. Corect. Care îmi pare rău și vă doare sufletul. Corect. Aici a fost dacul. A, dacă cu sombrero, da, sănătate. Sănătate, numai bine. Pa, aseară am văzut la o televiziune care m-a căcat pe mine de râs, Iohannis, român, stați, știți, Iohannis are rachete. I-a arătat pe trenul de test cu rachete. Alo! Alo! Lasă telefonul, că omii vor să ne întrebe. Da. Deci oamenii cer omul cu toneta. E omul cu toneta, un mic magazin foarte mic, care îți oferă rețeta câștigul în lana de plic. Ce dobitoși. Avem 150 ani amândoi și cântăm. Asta era din 60-70, te minte că dădea la televizor. Gândeam nu știu ce actor. Era o reclamă. Eu am venit cu ea, m-am adus aminte. Dă-te morții, măte, că era o reclamă. Nu mai răspunde, mă, vezi că se enervează lumea. Dar de ce? Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Așa e, că stau aici, uite și sună. Da, vă rog. Hai, te susțin, te susțin. Porumbel, dai din gură. Continuați, vă rog. Repetă, te rog. Repetă. Porumbelul. Nu mai răspunde. Dar de ce mă faci Brinchi? Mă face produitor toată ziua, mă, pe care ești în mână. În toate, ce... Și pe Facebook, pe ce tot, cu ce ne-am prăduit, băi, Ceaușescule, junior? De ce mă faci prăduitor? Ia de-te, mă, morții, mătii. Nu, ăsta, nu tu. I-am spus să-mi răspundă la mesajul. Și să vii să bem un șpriț ca să credem la pace. Să te lucrăm puțin la... La anus. Uite ce rău. Alo! Uite ce rău. Da. Legătură cu americanii care tot îi lăudați. Nu uitați că a anexat dezastru de la americani pe târg. I-a nenorocit. Pe cine? Da, domne, cu sârbii, am uitat cu sârbii. Bravo, cu sârbii, bravo, bravo, da, da. Acea, băi, ăștia care mă făcea sunt toate. Bravo, domne, mi-a să aminte. Și cu sârbii a fost de căcat, așa e. Și nu mai mă faceți acum. Ce-a vă convenea că n-am uitat în mesajul. Dar trebuie să într-adevăr, caută să câștige din orice. Așa este. Caută să... Păi îți dai seama că ei pentru bani fac. Dă-i în morții, mă, așa este. Păi, care este și masa, masoaria de oameni care a plecat din Franța, două frate, două frate, două frate, două frate, două frate, două frate, două frate. Păi, da, bineînțeles, de pe vremea templierilor. Bun, hai că sună aia la spate, partea aia la altele. Mulțumim, mulțumim. Nu tu, că ești anul. Da, mă, bravo, cum mi-ați aminte, când a dat în concert, da, a bă, așa e, bă, mă, și acolo a murit copii, a făcut acolo. A făcut varză, bă. Să vorbim și în mezi, domnul ăla. Îmi cer scuze că vă întreb cu veteranii. Ce anume? Cu biletul. Ce dar nu e la pus, mă. Nu e, domnule, dar cine? Ăla e prost și nu vaca aia. Nu mi-a pus aici în față, mi-a pus biletul în parcare. Că să nu mai parcăm acum. Dar vaca aia chiar așa. Seara asta a vorbit frumos, seara asta a zis, nu e nicio problemă. Eu nu mă dă de liberare. Și de ce zic că era mașina zonală? Nu, mă, dacă mie îmi zice, nu. Nu trebuie să știe panii despre ce vorba. Ba da, să știe panii că ne chemea aici și după aia ne pui amendă la mașină. Da, și da, ne vezi. Să știe panii ce lepră ești, ordinare. Trebuie să plătiți ce pula, mă. Bravo, cum ești. Ești sârp. Atunci și bă, farfurie, te rog frumos. Ai farfurie, Ștefane, ai farfurie. Zi, Ana, că nu ne spune. Băi băiatule, stai mă să-ți dau farfurie. Oamenii au zis că nu mai vor să mai răspunzi la telefon. Cine?
A, să nu mai răspund. Ia uzi, vrea dreptul la replică, Brinchi. Dom'le, de ce mă faci plăduitor, dom'le? Vrea dreptul la replică, m-a șignit în amorul propriu, Raul. Aș putea să iau în brațe ușor, aș... Să-ți revii. Să ne jucăm de-a, să ne jucăm cu Brinchi, de-a mama, de-a tata. De-a mama și de-a nene. Sau, Brinchi, vrei să ne jucăm de-a penitenciarul, că l-avem pe cap aici. De ce mă faci prăduitor, băi? Nu poți să te înjur că... să mai treacă. La unde te face prăduitor? Peste tot. Păi tu vezi? Păi cum dacă pe Facebook eram și eu cu o fană, o țineam în brațe, și zice, băi, prăduitorule, bă, că-ți merge bine. Ușor, țigane, mai pauză. Suntem gemeni. Iau doar da maschin, Raul, te bagi la o combinație pe tancuri? Nu ca pe tancuri. Ce, țigane, ai pus ochii pe fier vechi? Trebuie să le bubuie aia. Ia uzi, bună seara, Poliția Română, bună seara, domnule Stepa, voi vă spune ceva numele Olympus, 200 de grame? Băga, băi! Da, domnule, cu... Ia, dezvoltați, mă rog, dezvoltați! Nu ne-ai grăbit! Băga, mi-aș pula, mă, gâtul nu și-a mâncat atât! Gâtul, mă... Atunci am mai mănâncă brânză! A dat-o pe carne! A dat-o o proteină de gnacă scumpă! Cu ce a vrut aici să mea cu 200 de grame de brânză? Putul morții! Bă! E proverbul la vechi! Azi fur un om, e fur un bou! Ce adică de prost sunt? Azi credeți că mă gândeam la coniac? Mă gândeam la coniac! Dă-mă morții de... Mă gândeam la coniac! Păi dă-o, dar de 5 ani de zile tu mă călcați în vizia. Un par și un șpriț să-ți pun frățoare. Te-ai mutat aici tu? Nu, tot aici, dar da. Abia acum vine la muncă. Dar... Îți mai pun și mi-a adus și la un par, că e fratele am meu. Am făcut tu proiecte, am făcut asta. Ia pune-te și deci. Deci faci de la... Că am început să fiu... Păi bel! Încet! Nu, dar... Așa să mă duc. Bă, dar atunci. Ce sunet îți scoați? Pelican! Ce pelican! 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 Că budăi... Băi, ce aveți bă cu budăi? Că l-am întrebat ți-a trebuită. Brinchi, cum făcea unchiul tu stilouri din pelican, prostule? Brinchi, de ce mă face prăduitor luate așa ușor așa? Știi, mă, tale, nea Brinchi, să rămână, bravo! Unde-i, mă? Unde-i? Apa e numai nea Brinchi, te luăm noi, mă, pe mata! Nea Brinchi, adu-mă și mie o sticlă de apă, că plătesc. Așteptăm un live de la domnul Avram să vedem micii făcuți de el. Cu drag să se mai încălzească un pic, să vină și tata Serghei. Să vină fratele meu Raul, să fie un pic mai cald, după 12 martie încolo, să se încălzească un pic, vă rog. Nu știu, pardon, frate meu. Nu, da. Ștefane, ce vrei? Pardon. Mama, a ieșit toată paleta. Toată măta a ieșit. Bă, dar și un grohă în emisiune, nu ți-e rușine. De ce lumea că ești mai deștept decât mine, că mai zici tu te bocești și grohă. Eu ghicesc și am mâncat al arte de la acest viață, mă credeți. Când văd că sunteți de proști, fac indigestie și atunci deci nu te-am luat. Îmi sare presiunea. Deci nu te-am luat. Ce părere are Serghei, având în vedere superba relație de cordialitate din trecut, de faptul că inegalabilele doamne de cultură istorică, Carmen Haraș și Monica Tatoiu, își dau cu părerea la trei despre Ucraina? Și de cum se fac alea, mă, mâncați aici gura. Ce dracu să fac carmă? Aș vrea și eu să complete. Domnul Tatoiu, nu doamna Tatoiu, vă rog. Aia nu m-a dat în judecată, aia nu-i de mai dădea voie bărbatul să mai vină că vrea bine emisiuni. Ia auzi că Serghei, Brinchi zice că Serghei l-a învățat să-ți spun așa. Cum ți se par vine? Da? Ce e după fraierul ăla? Mai multă ceapă? Nu că vin gazele pe noi, Ștefan. Trebuia mai multă ceapă? Dar știi cum le-am orânduit? Dăm cuțit. Ia auzi, trebuia să-l aduce și pe Brinchi. Bă, ce cu ăsta, mă, de mă tot cu parte, da. Cred că s-au, cu războiul ăsta, au stat atât de mult în pas, au uitat că au început să sunt prietenească. Ne-am gândit la un moment dat ce ar fi să facem absolut tot. Dom'le, cât e mai... E ca în ultima zi de viață, am făcut absolut tot. Când o să îi întrebe, când o să fie la din dragoste, dom'le, când v-ați împrins din prima oră? Dom'le, a fost un război și ne frică că i-a intrat Putin acolo, l-am luat în brațe. Ne-am invadat, da. Ne-am invadat și ne-am invadat unul pe altul. Ia un kernat. E picant, e foarte bun.
Care este istoria tankului cu laser al lui Ceaușescu? Ăsta le știe. Datume, în primul rând, că nu m-au crezut mulți când am spus chestia asta și au dat și la televizor emisiune cum era cu tankul care l-a făcut și care a fost adevărat. Dar nu era un tank cu laser, aveau lasere puse. Lasere montate pe tank. Da, alea, cred că aveau în spate și vreun generator puternic. Da, pentru că... Nu, era măta care avea. Nu, mă, păi, dar... Trebuiau niște... Păi ca să dezvolte fascicurile alea de laser... Dacă e adevărat și că eu bat câmpii și a fost emisiune la televizor pe asta, care au spus că într-adevăr au fost... Atunci nu poate să punem și preț. Ce să punem, bă, nu mai punem nimic. Ce vei, Ștefane? Lasă-mă, ce-i dau eu? Întrebare pentru ce este prieten cu Nuțu și Sile Cămătaru, cum era și cu Fane Spăitoru? Nu chiar cu Sile, nu, dar cu Nuțu sunt. Cu Nuțu suntem prieteni, nu? E adevărat, dar nu așa toată ziua să fim cu ei. Vara erau aici cu noi când aia e altceva. E prost, e senil, a uitat. Lași, mă, bule, că una e. Și dai peste masă acum? A, da, ce e, fratele meu. Frățiorii mei. Să treci cu mețe. Servus. Să fie de bine. Hai noroc. Servus, lucrezi. Să treci. Să la desert, întreabă ceva. Să treci sub pământ, bă, ca morcovul. Raul. Să iei metrou irreversibil. Să iei metrou irreversibil. Cu bilet de dus. Dacă dus. Sau să iei ascensorul și să scând melozia. Toată ziua în ascensor, eu mă urc, eu mă cobor. How, how. Parcă l-am face o ladă de mălai, să ne aducem aminte de el. Toată ziua în ascensor, da, să te fut la curugol. Eu mă urc, eu mă cobor. Astea cântau în barurile de lampe, ți-mi minte? Și erau balerine care dădeau din picioare. Ți-mi minte, dar nu știu de ce vrei să dea din urechi. Corect. Normal că balerine dădeau din picioare, vrei să dea din urechi. Sau din muză. Melodie din varcă, ai de unde pula mea o știi tu? Eu? Păi dar tu am compus, bă. Oh, aleu, eu am compus primul, înainte la Muculescu. Și am înțeles că tu ești singurul patron de restaurant care trebuie să sări gardul că tu ești la restaurant. Hai, mă, te sau veneai la pundă. Când închideam porțile, da? Da. Erai singurul patron de restaurant când îți zburau crapii din aia. O vatră sau cum se chema aia, copaia aia. Da, crapii din vatra dorme. Din vatra dorme, da. Și din păi ne-ai luat, ne-ai jurat, ne-ai măscărit, ăsta-i vreau. Îi se iau crapii, da, din vatră. Intrați iar crapii în curs. Băi, nene, se duce planeta la... Lasă-ne, mă, treacu, cu planeta ta! Oricum ești pe final. Dar nu e de noi, ne ducem noi, se dă planetă ție. Se dă poliția română. Domnule Avram, am dorit să știm ce mai fac cele 360 de milioane. Pui! Ăștia sunt aici. Fac pui! Tu morți, mate. Și că ne-a Serghei, te așteaptă băieții de la Media Galaxy să-ți ridici televizoarele. Și acum te mai ajuns pe jumătate. Bă, dar ce m-am dus eu ca șarpele ăla. De ca prostul, nu ca șarpe. Da, aia se leagă, domnul Umizil, știți că costă? Ce trebuie că știu, banii mei. Da, spuneți-mă în euro. Mă duc să aduc banii la mașină. Și nu s-am văzut. Eu am zis că e un milion, că e 1000 de euro și era 10.000 de euro. Cum m-am făcut eu cu punctele, cum am învățat acolo. La 30 euro un punct, la 40 un punct. Era cât peretele. Da, mă, dar eu am zis că e 1000, am făcut eu un calcul rapid. Eu 1000 de euro. 1000 de euro. Păi nu 1000 de euro, pe păi, și trebuia să dau 100 milioane, ce ești nebun. O să avea televizor în insulă la Taurul. Păi nu mă ar și pe mine cu un televizor de lângă morții. Pe mine nu mă arde de 10 ani când... Am un televizor care... Eu am oprit căldura jos acolo și am sfârșit de ei adusă 20 de metri. Așa că... Povește el? Ce? E elen, e un... Pune-i la cratița când... Pune cratița pe televizor. Ai rămas cu la. Bă, e zgâriat, pe a fost la transport. Ce transport, bă, că au furat, bă? Nu. Știți spre ce am făcut aici ultima dată cu Dementos? E vine lui unul aici, Dorulesc, prietenul meu. Băi, nene, a început să țipe și cu la. Să moră familia, bă, nu ne-a sunat lumea de peste gârlă. Să trebuie ce se întâmplă aici, bă. Gata, Sigan, hai să răspundem la fani. Întrebările despre Dan Mutu.
Din Băneasa în Floreasca de Vaimont. Floreasca, da, de la Vaimont. Și dă-te, am bătut și el acolo cât era tânăr, dar după aia când arată da, pe alcool... Da, Furisanii, cât are? 70 ceva de ani. Că am bătut pe Tutuieni, Tutuieni iese acolo. Cine bă, că ăla mi-a dat pe la spate ăsta, că i-a dat tu nu știu, dar nu, s-a închis. S-a închis cazul, altă de băi. Ce că spune lui Raul să ceară like-uri. Like-ul. N-am mai dat like-ul, nu mai dat. Am mai crescut? Că live-ul trecut s-a terminat cu un semn de întrebare. S-a elucidat misterul. Iulia era îmbrăcată cu un pulover oversize sau cu o husă de mașină? Husă de mașină, a recunoscut. I-am pus becurile astea în față. Dar unde aia? Nu se uită? Nu ne scrie? Nu știu, nu ne-a scris. I-ai dat... ne-a scris mai, bada. I-am dat link-ul. Și ne-a scris? Cred că ne-a scris ceva mai devreme, parcă. Ui. Încep și fac una la portofel. A zis, da, posibil să-mi doresc și eu un t-shirt cu tatăl nostru. Are acolo, ai Petru, ai mic. Deci și tatăl ei, pe negru. Se vede mai bine portretul lui. Și a t-shirt, cum vorbește a t-shirt? Așa se împună. Că ne scrie, ce foame mie să aveți poftă. Să știu și eu serios. Dă-ne chestele să te la televizor. Să se vadă, să se vadă lumea ce, ce să mănâncă aici. Sanchi, de unde? Că dă-ne chiptelele că... La, 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 la. Acum a fost dat domnul Raul marihuana. Da, nu s-a născut cu ea. În vene. Ce că v-am scris, dar sunteți fiori, Ana, adică. La, 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 la. Pullover oversize, a zis. Ce problemă cu să de mașină n-ai recunoscut cât am anchetat? Eu am crezut că e un sol din ăla, Machu Picchu. Da, mă, avea o păstură pe aia din ăla. Bravo, bravo. Pe și pe mine m-a azi de multe ori, Raul, e mare prăduitor, Doru Damaschin. Te iau. Să te iau, moldovene. Este un băiat care vă salută și vă iubește. Da. Lene de la Gara de Nord. Felicitări. Ba nu, și cuția lui e trimis aici. Te pupăm, bebe. Te pupăm, bebe, să te tragi pâinea, pâinea. Ce prost de la urmă! Ce cantidei! Le spuneam că mulțumesc tare mult pentru toate aprecierile, bebe. Ce cuitare! Mulțumim, mulțumim! Și noi mulțumim! Da, cu plăcere! Zim și îl întreb eu. Zim! Da, cu cuvintele tale. Dacă știți pe studentul după Dorobanți, era pană în cutar. Da, pe acolo și te lucrurile de Dorobanți. A zis da din prima, fără ezitare, bebiță. Fără ezitare. Marian Albu, da. Păi ți-a zis da din prima, bebe. Te iubim, bebiță. A luat foc telefonul. Te iubesc, mulțumesc frumos. Să rămână lui Mihaela. Ăsta până mă ajunge eu, omul. Să trăiești, să trăiești, să trăiești, să trăiești. Dacă mai chemăm la al vostru. E de-al vostru, de vârsta voastră. Dacă mai chemăm la 4-5 emisiuni, să ne dă afară din emisiune. Corect. Ia, ia, fii atent. Nu știu si. Să nu cadă din repură. Mă stau aici. Refuz. Ziana. Vă vorbim, mă, e rus sau de pe voi ucrainian sau... Ucrainian, mă. Serghei a ajuns zăpada lui Escobar și în România în anii 80? Nine. Poate, dacă am tot mii. Nine. În anumite grupuri. Nine. Să vă răspunde fără ezitare, mă, citere. Întrebare pentru Taras Bulba. Da, Taras Bulba. Stepa Voice. Taras Bulba. Ce zice el și cu stimabilul Serghei că Putin o să ne mănânce sturionii din gura Dunării ajungând vis-a-vis de Segarcea și furând ieri insula Șerpi. Păi nu că ne furăs, ne fură petrolul din Marea Neagră. Sturionii, lasă ca sturionii. Are sturionii, ne ia petrolul. Corect. De ce e o tehnică de forare? Asta nu e cu ce forăm cu scuipat?
Cu ce fură, mă? Mă, animalule, mă. Cu ce fură, animalule? Mă, animalule, cu ce fură? Se chemă americani cu Epton. Mă, și vreau americanii să fureze. Nu, dar trebuie să recitească Putin, că noi am furat la american benzină și asta. Tot în avantajul lui. Iar de lugamentul la destul. Câți ani are domnul Capra? 28. Fără vârstă. Cât? 28. Din care a făcut 8. Deci de-abia termina școala. Arăt așa datorită felului în care sunt tratat de fratele meu Raul. Sunt, așa am rămas tânăr, mereu agitat. Sunt tataie, tataie. Deci nu mă ia Iohannis să mă concentrez. Comandatul suprem, cer scuze. Te ia de singurul. Da, da, da. Păi n-am vorbit eu cu el. Sunt supărat în cauza ce că... fapte a comis Capră de a ajuns la marginele. Meșteșugurii și cât a suportat hârtia. Aș vrea să scriu o carte despre viața lui. E prea mizerabilă să scriem și dăm în cap lui Hugo, ne abținem. Hugo? Ne abținem. Bă, dar ce pronunție am avut Hugo? Am zis că fuieră. Păi să-l ia primul pahar. Eram sigur că mărie de ca să-l ard pe... Cu cât ar vinde tabloul Mona Lisa? Pe cine l-are? Bunele, dar de ce nu fac și eu pe zâmbă tabloul ăsta? Să-i ajută ta să-l iei. Mitescu. E drogat ce era, m-am zis George și eu. Am un Valentin Mitescu pe poză frumoasă. Valentin cu? Valentin Mitescu. Da. Pe catalogul ăla de grade ale picturilor undeva la 6-a poziție după Grigore. Nu te văd aici. Să mor? M-a trimis. La cum îl cheamă? Ți-a făcut poza. La Sar. Șomănescu. Așa, ăla e un catalog făcut de el, care și eu pot să fac catalogul să pun ce tablou care le-am eu la mine, valoarea aia. Cum am trimis la frumos? Și că până seara cel mai mare preditor este domnul Avram. L-a sunat Oli și imediat l-a vândut pentru comesenii lui. Da, dați seama cum se spune. Lasă-mă că am făcut infart cu circa 17. Unde am vândut? Că am și zis, mi-au pușcărie, mi-au cu tare până a lecinat Dorin și... Mariane, mulțumesc, Mariane. Mariana a făcut anume, Mariana toarnă. Mariana da. Toarnă. Știu toată Caterinca, da. S-a spus la... S-a speriat Capra, bă. S-a dat că-s procurori, Capra a început să toarne, să spună, domnule. Dacă... Ia ziceți, bă, ce-am turnat, pe bune. Păi ce e? Scuze, comandantul. De unde că am... Nu, să moară familia mea, de nu am spus așa, ascultați-mă. Ia veniți, bă, și luați-mă, mă, luați-mă, că am zis, ba, da, mă, la bujura și atunci, pe comandantul suprem al altei țări. A leșinat tata Oli. A leșinat. N-am mai putut să vorbesc. Dar mi-am dat seama. Dacă nu vorbea... Da, ți-ai dat seama de urină. Dacă nu, dacă nu vorbea tata Oli, nu-mi dădea seama. Dar da. Cum mi-a povestit cum te certai? Păi Dorin al Matale a făcut. Îți scris. Bună seara, bună seara. Da, știu. Ați prezentat în mediul online. Nu... Da, l-au făcut artistic. Da, ia veniți, mă, da, și luați mă seara. Da, da, da. Ați prezentat în mediul online, exact l-am plecat. Nu ți-a spus, mă, că am vrut să mă... Avea țigană bășină acolo ca... Îți dai seama, el a spus, domnule, eu nu umplu mediul online, a zis din prima. Mă gândeam, bă, mă, ce, furturi de mașini. Bă, mochiul, ce, de lucrăm. Mă, ce e așa, pe știu, că să moară, mă, n-am auzit. Nici de accidente rutiere. L-am prins și pe ăla, pe șoricică. L-am prins și pe ăla, la tot care a venit pe el, Gheorghe Gheorghiu. Nu fii prost, dacă te rezi. Mare om, datorită lui conduc, să-i dea Dumnezeu sănătate pe unde e, dacă mai e, să-i fie e sănătos. Ia, când cu mult păr pe față, nu? A fost comandat cu poliție de piele. Om de grotă. Se ceră de bine, el de are... Mă, ce ceva? El are trei, da, el are trei permise. Ăla mi-a dat permisul mie, mi-a dat a doua șansă. M-a luat lumea direct. Ioana. Serghei, ce droguri se consumau în București în anii 70-80? Nu se consumau droguri, doamne, alcoolul, care e mai periculos decât drogul. Știi că de alcool mai mult urmează decât de droguri. Nu știa zucul ăsta. Ia, Raul, de ce nu are tricou cu Nea Serghei? The Fryer! Da, The Fryer. Doamne în el, că nu poate să se despartă de mine. Am auzit că Raul vrea să fugă cu barca lui Serghei pe Dunăre să se bată cu rușii.
A plecat cu barca mea, a făcut o barca nouă nouță, mâncava și gura voastră. Am luat-o nouă nouță, aveam 2 ore de mers, i-a spart și parbizul, a dat de cheie invers, i-a rupt și cheia, m-a acuzat și contactul 300 de euro. Bă, pule, cum să dai invers de contactul ăla? Bă, cum e așa? N-ai rupt contactul? Dar bă, ce ți-a făcut că a zis tata Serghei că ea cu coloană vertebrală? N-ai spart și parbizul aici la pod? Jură-te pe mă ta. Dar pot să zic și eu ceva? Să moară mie, bă, familia mea. Ai veneai cu boxele la Maxim și ce crezi că zice boul ăsta? Ăla-i Serghei? Du-te în restaurant. Și eu zic, caldă restaurant. Nu, nu vreau. Du-te, bă, morți, bă, te restaurant, că dacă vine țigă, nu supără. Ne zboară toată prelata. Salvează-te. Ai zis, venei, ma tare venei. Și el, bă, bine, stai puțin. Da, bă, cu Led Zeppelin, cu Deep Purple, top 6 boxe. Ce puriște, erau top cu ale. Gata, țigă. Bun. Continuați, domnișoară. Iulia cere like-uri. Să rămână doamna Iulia. Like-uri, like-uri. Să rămână doamna Iulia. Cere lumea să scoți pușamaua aia la vânzare. Pătura de la Incaș. Îmi cer scuze pentru țăranul ăsta, că știu că a derapat data trecută. Eu îmi cer scuze. Gata, siga. Da, mă, cerești tu scuze în numele nostru. Dă-te morții, mă, de tău. Păi azi terorizat, da, da, bravo. Bravo, băi. Bună seara, cât la sută din populație aptă pentru armată crede Serghei că va răspunde la ordinul de incorporare în caz de război? Atât la sută. La noi în țară? Da. Nici 5%. Și de ce? I-am văzut pe TikTok sau pe Facebook pe unii. Și România și țigăraș la Franța. Mânele, gazele sunt ale rușilor. Apa e ale francezilor. Curentul e a italien și cotare. Aia e siderurgia rușilor. Să vină mă ăștia. Nu vă știu cu italieni și mă, e a doua oră când zici italieni. Păi Enelul și cu alea nu e a lui italien. Statul italian, mă, că păi ce nu sunt italieni? Italieni. Păi ce noi, că... noi luptăm ca să ne salvăm la ăștia, să vină aia să luptăm. Zici italienii să mă râd. Statul italian e format din italieni. Da. Nu ne-a Serghe, că ea zice italienii ca și când ar zice 10 macaroane a serele. Zi așa, statul italian. Bă, capră, statul italian e format din Italie, deci italienii a spus foarte bine. Și că de ce să ne băgăm noi și să luptăm pentru alții? Să vină aia să păi, luptăm pe care lor. Păi, dar n-au cine să ia, cine, ce să ne ia. Toate multinaționale că sunt ale francezi. Noi luptăm pentru ei, să vină ei să lupte pentru ei. Nu, poți să ne ia pielea de când lucrurile care mi-a mai rămas. Că știi că proverbul ăla, de când au venit ăștia, o gaură avem în curs și pe aia mai suntem stăpâni. Corect. Că ne împing ăștia spre diferite jocuri de cabană. Au. Lumea te întreabă dacă ai consumat droguri. Bă, când era mic. Nu, mă, dacă trebuie să recunosc. Și place, ce-i place de ăsta. S-a consumat. Dar nu recomand. S-a mai consumat. Și gândi, dacă n-ai, doar atât, cred că doar ai gustat toată de ori și după aia. Bă, putem să fim și noi domni un pic. Înainte să fim n-ai cochetat. Dacă vă aduceți aminte că a spus nu drogurilor, că vă prăjește creierul și vă sfătuia pe toți? În filmările trecute. Nu știu ce trebuie, sunt mereu beat și mi-aduc aminte perfect ce v-a zis. Fără droguri, că ne prăjesc creierul. Da, la afară din misiune. A, că sunt prea tras. Corect. Zi. Eu zic, Serghei, te rog, fredonează puțin din melodia Copacul meu, a lui Aurelian Andreescu. Respect, Copacul Maxim. Meu? Ia. Copacul meu! Crește la umbra mea să nu-și mai rămâne. Foarte bună melodie. Răule, când faci așa simt că mă absorb. Melodia asta făceam cu măta meditat. E genială melodia. Hai mă, copacul e bună. Îmi tăiam venele de fiecare dată. Ce aia mea e genială. Ca Aurelian Andreescu mai cântă niciunul. Spune-mi o care cât am mai zis. Da, o știi pe aia, Răule? Dacă ai pune în curca parul, poți să crezi ca Dan Spătaru? Dar de ce în gâtea mea politică el a trebuie apă din țigle? De ce în gât punica mea, de ce în cur punica mea, poți să bești pe lângă ea? Zi-mă cu tute la risă. Iată și un pic de mizerie. De ce pune în curca nuca, poți să crezi ca gamelunca? De aia te-a luat rapsozii, bă, de cauza asta. Beșez potolii mei! Beșez, beșez! Iar te taie ăștia! Iar te taie! Când deschide Raul restaurantul? Cum de făcut el? Ne-au tăiat? Încă nu. Pare că nu. Vedeți, domnule? Not yet. Câte leacuri avem?
Deci, like-ul, vă rog, ia-te așa, mă. Ne-au tăiat, da? 681 de like. Dar cine ne reclamă, mă? Toți așa, acum toți ăștia care nu sunt de acord cu ce zice. Păi da, mă, dacă nu sunt de acord cu ce zice, mă, de ce trebuie să ne... Aveți atâtea postcase, atâtea posturi de televiziune. Uitați-vă la Antena 3 că sunt cu americani. Uitați-vă, bă, că sunt cu rușii, cu Ucraina. De ce vă uitați la noi? De ce vă uitați la noi? Bă, de ce vă uitați, bă? Eu am pensă că spus de ei. Și eu sunt pus de ei. Spus de ei ca să nu plătească. Alo? Alo? Da? Să trăiți, domnul. Să trăiți? Să trăiți. Nu, pe Baboi? Baboi de la gară? Nu, nu știu pe Baboi de la gară. Stăteam de Astoria acolo cu Gigi Chet, Gigi Tamerlan. Ah, Baboi, da, da, la primele blocuri. Da, la primele blocuri, nu, erau ei mai mulți frați, unul mai mare, unul mai mic. Da, 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 cu ăla micu am fost în clasă la 151. Da. În ce clasă? Frațul ăla micu. Nu mai știe cum îl chema. Nu Iță, mă, altfel zicea. Probabil Iță e vreo porencă. Da, da, zi, 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 ce-i cu ei? Da, dar ăla mare a murit, asta vreau să văd. Nu știu, frățioare, că nu mai știu de ei de 50 de ani. Dar știi ce unde am zis, acolo la Astoria? Da, mă, dar, nu, nu, dincoace de Astoria, dincoace de Viting. Imediat la blocul ăla care începe pe Nicu Golescu. Așa, după Bucegi, spre Dinicu Golescu încolo, primele blocuri. Acolo știți un băiat la parter, nu mai știu, frate, că acum 55 ani eram în zona aia. Da, da. De-aia v-am sunat și una pe cauta de Bucegi o seară. Bună și mersi, multă sănătate, mulțumim. Să trăiți, să trăiți. Feliz Navidad. Cum? Feliz Navidad. Feliz Navidad, da, corect. Ce a făcut ăsta, mă, ce? Nu știu, mă, și-a nu, și acum se duce, nu, și acum se duce să-i facă pâine. El are grijă de la urmă. Dar tu vezi cum a mărut chestia aia, da. Zici că... Zici că da, zici că e... Da, zici că e... Omul vrea să-și facă reclamă culinară. Omul vrea să se afirme. Nu vreau să faci chestia aia varză în care o luam, măcația. Asta e atât, știi. Dar vezi și vedea unde pe ce e, pasăre, ciubule. Lasă-l, mă, da. Până să-mi bată, e... Da. Zi-mă. Stai puțin, că am pierdut rândul. Ai pierdut firul. Țigane, toată lumea... Toată lumea râde când își dansează. Te iubește când vede ce grijă sporit ai de mine. Tu nu faci toată săptămâna. Băi, nene, face toată săptămâna. El nu mai azi, mă jur. Mâine sunt la provizionare, mă pupă, îmi dă bani, îmi dă țigări, îmi dă ciungă, îmi dă și de-alea prea nulă. El. Ce fac eu, țara asta frumos? Dar nu, nu, nu. Nu fac eu țara asta? Nu mă, nu ți s-a împlinit cu mine, că sunt băiat, dă-te drept. Ce părere ai despre tinerii de 16 ani care consumă droguri zilnic? O prostie. V-a spus, mă, v-a spus. Le prăjește creierii, fac varze, fac. V-a spus asta. Mereu v-a spus. Să duce generația asta în varză. Îmi ce scuze de mă cuște, dar nu-mi place. Iubirea, deci că trebuie să mă îmbuță o moră, că nu plec cu devița aia, plec cu tuia, plec cu tuia, plec cu totul. Cine cine? Dacă stai super vas și ies afară, e ultima ta seară. Super vas. Perversule. Trebuie să scânt. Nu, bă, super vas, Ștefan e cât tot geamul, ești nebun. Ștefan a luat frigul geamul. Ce era ăla și dacă sunt câine mic, un câine mic. Ah, cu ăla vorbeai? Fragil ca mine, da, cu fraierul. Cu e câinele ăla mic. Da, ce îi face? Al cui e? Bagă-l în cap. Unde-l bagă? Pe haiozul. Okay. Îți place ție de el? E haios foc, adu-l în cap. Nu, că o să-l spaci un fel. Dă-te, dă-te, morți. Și dacă are căpușe și păi de-aia care a murit aia. Lasă-l puțin să vedem. Și dacă aia cântăreața care s-a tratat de căpușe de aia de paranoia. Ce dracu, pe bune vorbesc?
Cui dai la câine? Și căpușa zice, mai vreau, hai mă, dă puțin de la, hai că mă duc. Dar dă la, nu mai vorbi. E pui mâna la ochi. Dar frate, s-a căutat o fată. De unde ai luat câinele, bă, idiotule? I-a venit lui, i-a. Nu, i-a simțit lui sufletul cel mare. Și lasă-o unde? Să nu arunci. Du-te, mă. Dar fii că hai, du-te, mă, și-a băgat în casă. Du-te, ia. Dacă nu vin, mă lua. Să-l vedem. Hai de mă, nu-i încărnat să-l bagă în casă, că vine. Picant? Îi dă-l încărnat picant, i-a spart picant. Nu da picant, mă, că-i spart ficații, dă-i o chiftea. Nu știi ăsta ce câine, că el a crescut benone și pe aia. Ăla mănâncă oase de alea. Unde? Și dai să mănânce răzat. Nu că, n-am mă, că bagă în urmă. Nu-i dă-o, mă, picant, că l-o mor, dă-te dracu. Dă-i o chiftea, nu-i dracu, dracu. Să vedem dacă vine, să îi dai mâncare, bă! Bă! De ce nu dai mâncare? Păi n-ajunge tata Sergei. Cum să-i dai mâncare? Spune-mă de ce nu poți să-i dai mâncare lui câine. Spune-i, îi răspunea omul la trebuie. Că e frate, îi spune corect. E a doua oară când îl văd. Proasta are cu cine. Nu-l pornit aici, lasă. Bă, Gigi, hai, eu vezi că ai uitat ăla, pornit. Da, mă, tu știu, știu eu. E prea mult, de prea mult tărești. Petru Serghei, dacă l-a cunoscut pe Nicu Covaci în tinerețe și dacă știe că și acesta este pictor. Nicu Covaci de la... Dar de ce s-a enervat acum? De la, de la care, la Felix? După ce câine mă, e unul mic. Unde găsește Raul angajat să lucreze doar când e căldură? Enache, singurul angajat. Enache, da, care, Enache, ce face? Enache care astă vara a venit cu o negresă. Dar a fost repudiat sau nu? Nu mai vine Enache pe aici? De când a făcut incursiunile acelea? A mai venit de atunci? Nu? I-a căzut greu că era. Dar te-a mai sunat? Nu. Nu ce este? Nu vine câine la gata. Mă ia pisica la Dunai. Și nu, nu, nu. Și nu te numesc mult și la câine ăsta, mă? Nu. Păi cum trăiește? Dar unde-i câinele? L-ai găsit? Nu e, băie, trans. Și cum trăiește la câine? Transit. Nu-i dau nici ăștia vecinii? Bubi! Nu-i dau nici vecinii, mă, Bubi. Nu știu. Du-te, dracu de Bubi. Bubi! Hai, pipiță, hai la tata. Bubi! Bubi! Emisiune cu tâmpiți, Bubi. Ăla, hai la tata asta, Bubi, hai la mama. Bubi, ce părere ai despre tinerii din ziua de azi? Eu? Da. O părere foarte bună, ce părere să am. Doar că eu mor cu telefoane. O parte de din ei, da. Hai! Bubi! E băiat sau fata? Hmm? Bă, ia mai strigă prostul. Bobi! Ia mai strigă prostul. Nu mai strigă capul cu altă pisică, bă. Ia uzi, ce-a trimis, dacă ți-amintești unde este făcută poza asta. Cine mi-a trimis-o? Bogdan. Uite ce idiot. Tu ești la din stânga, nu? Da. Trei și morții! Ia. Vino, bă, dracu, în casă. Ne încolonăm? Și venim părând la mâncare. Îl sperie. Hai, tată. Bubi! Hai, Bubi, că poate... Nu știu unde am făcut-o, dar asta e Jean, cine? Hă? Nu știu. Deci erai la... Raule? La doamna... La Magalutu. Jean, cred că e. Da! Aici ți-e locul la Pi. Jean pare să fie. Da. Dar nu știu unde am făcut. Bogdane, nu știu unde a făcut poza. Zine tu. Și de unde e poza? Și de unde e poza? Stai chiar. La doamna Lupu. Serghei, este adevărat că Ceaușescu a vrut să facă cu ajutorul lui Henry Coandă transport de persoane de mare viteză în tub vidat. Am auzit și eu de chestia, da? Nu cunosc. Nu aveam tehnologie pe vremea aia. Păi cum să aveam tehnologie și căi? Nu. E, na. Păi vrea prin tubul ăla?
Pe coadă n-a făcut motorul cu reacția. Să pună tren să meargă cu 500 de km la oră. Coadă făcea, nu făcea Ceaușescu. Nu aveam. Da, dar ce cu coadă? N-aveam tehnologie. Da, bine. Poate avea coadă. Doru Damaschin, Raule, mai zici și tu o prăduială la telespectatori să crească like-urile. Mă, dar ele sau nu el? Ele, ele. Ia să ne scrie, ele? Ele, mă, prietenul meu. Bă, că se dea cu bouă ăsta, mă. Hai, eu foc. La ce oră, indiferent de ora care venea în hotel, eu dădeam filme ziua, seara, discotecă, începeam șpițul de mâncare. Șpiț de goale, goale, goale. Frumos. Hai că bă, lasă-l, mai du-te dreacu. Zigane, întreabă Fanny. Întreabă Fanny de tine, vino cu coace, da. Dacă ai căzut cu faptă. Ia uite toți ce zice Ciprian, toți cei care au tras în ambasada sovietică sunt căutați de Putin, în spiță, în special cei din anii 70. Adică pe bine. Da. O fi vreun hoi de Magdala, tot așa schimbă. Nu, ăla mic, bă, după voce ăsta așa cu de mic. Ăla mic, bă, că eu vin zi de zi și nu-l văd ăla mic. Vine doar seara, mă, bă, cu chipul tău. Așa face? Păi nu l-ai auzit pe geam cu un lătrat? Repetă, te rog. Dă-te, morții, mătii, te rog. Bună seara, domnilor. Ce părere aveți despre podul de peste Dunăre de la Brăila? Mulțumesc. Foarte bine că s-a făcut, în sfârșit. Al doilea pod din Europa e o are și cale ferată paralelă cu un da, nu, are cale ferată în aer. Cred că are am fost noi la Brăila ca să vedem pe pod. Noi am fost pe Dubăsar la pod să ne bătem cu... Eu am fost la Tulcea după și de gești de piele de căprioară. Dar de ce t-ai totul așa mărunt azi? Pentru că doar dinții și al meu. Dar uite mă, stai și cârnații și toate alea. Să mă arăt atâta dacă n-are un parfum. Mamă, mamă, ce frumos. Dacă eu ghicesc parfumul ăla, vreți să mă duc și cu el? Cred că vrea să te fută la urmă. Prostule, te-ai văzut cum știam că ai geamantane de parfum. Să mă dau și eu cu ăsta. Câte parfum ai în geamantane? Nu, cât parfum ai pus să te dai? Da. Iau, Ștefan a gândit ca tine. Întrebare pentru Serghei. Este un moment bun să ceară Moldova alipirea cu România din motive de securitate? E bineînțeles, s-a dus. Nu, s-a dus, că avem conflict. S-a dus. Că asta putea să facă. Putea, dar de calicie. Doamne, nu poate să facă. Du-te, bă, dar aici. Putea să ceară. Nu-i lasă roșii. Nu-i lasă. Dacă era cu să-l lipeau cu noi, era deja într-o țară în NATO. Nu-i lasă roșii. Intram în casa lor acolo, făcea exact ca Ucraina. Hai bă, bine, ești idiot. Eu spun că dacă intrau sub cupola NATO, nu mai putea întâmpla. Supărăria NATO, a spus și președintele. Suntem supărăria NATO, ne doare în pulă, suntem neștiți. Bă, nu de vecine, e ok. Păi dar nu mai intrau pe alipire, nu mai era ok-ul. Alipeau la țara mamă, nu mai era o chestie de o țară care era independentă să facă. Deci ea să alipea la România, bă da, era teritoriul nostru. Adă-mă pâinea aia de acolo. Nu e făcută că am oprit-o, dacă foarte bine, atât. E foarte bine cât s-a făcut. Ziana, lasă-i dracu. Dă și mie bolul ăla. Deci n-am găsit câinele, a? Dă-mi bolul ăla să-l frec eu un pic. Ăla, te rog frumos, dă-mi mie. Dar mă, ce vrei câinele? Nu mai rămâi ciucă. Vreau să-l văd. Nu e pe cuvântul meu ce dracu. Dacă ne auzim, lătrân la geam, da. Zice Șoni, părinți, nouă posibilități să ne ajute să ne scape de lumea drogurilor. Ce să ne facem? Zici ceva că tu ești mai târziu prin viață decât noi, te rog. Dacă n-ai voință, nu poți să scapi, nu poți să te scape nimeni decât cu voință. Nu, stai așa, ușor. Plătim securitatea asta cât trei ministere la un loc și nu fac nimic pe chestia asta. Păi fac eu, pe chestia asta, bă, bun. Păi aia e, vezi? Eu să fiu un ministru al finanțelor sau un conducător. Băi, securitate, ia să vă dau banii care cereți, în momentul când nu mai au de droguri, nu mai au de legume și fructe de la... Cea mai mare contrabandă se face cu legume și fructe. Păi da, acolo la... La Dubăsari. Și... Și tirurile de la voi. Și în momentul când eu nu mai aud, vă dau banii. Și așa... Și
Ascultă-mă, doamne. Mai rărește din țigane aici, că nu se mai poate mânca. Am prieteni care sunt disperați. De ce ți-a așa mărunt mâncare? Dar ți-a zis, pentru că e pușculiță. Nu e problemă așa să fie... Un ordăf. Așa e ce migdală, un am prieteni... Bă, migdală mi-a dat ordăful la mijlocul mesei. Care sunt disperați din cauza copiilor care iau drogul. Da-mi o nenorocire, ce am nenorocire, dar lasă-mă acum cu temele astea. Am mers la Fane la Parastas și migdală, că trebuie să-l torn, nu pot să-l dorm, să-l torn, mi-a dat chiftele cu sos, ciorbă și după aia a zis, vin cu cordofu. Ce e să-l dorm? A venit cu salamul și cu alea, pe astea se dă înainte. La urmă. Se dă, se dă, da, la jumate, zic. La spuitor sau la ce se dă. Da, bă, boule, că așa se dă ordoful. Cum se dă ordoful la jumătate? Ordoful. Ordoful, mă, lasă-ne, mă, dracu! Cu ceapă, avem verdeață și o ține. Adu și ceapa, te ia ceapa. Ceapă, da, verde! Cred că vrea să, cred că vrea să-i fure parfumul ăsta. După față. Eu zic, câte milioane de euro și estimează Raul averea? Milioane? Da. Dacă avem milioane, nu ne schipare de afară de aici. Nu? Îmi dă afară pentru 2-3 milioane. Deci stai de aș numai zis să te dai cu dezinfectant, că te-a pupat foarte mult. Păi nu, care parfumul și bă, strici parfumul, boule. Cum să zic? Păi nu mai miroase parfumul. Cum te dai acolo de aici? Mă duc. De ce nu face Nea Raul o emisiune odată la 6 săptămâni de gătit live cu degustător șef Serghei și Piccolo Capra? Ar fi genial. Păi capră, Piccolo sunt? Piccolo, mulțumesc, tată. Tată, vreau să rămân la veselă. Eu rămân la veselă. O să facem, o să facem. O să facem la vară, domnule, la vară, când dăm tu la bucătăria aia, care este mare și cu frumusețe rară, să moară mamă. Bucătăria are un centimetru, să te-am astă vară aici și la un moment dat să... Făcea Raul, miroase ars, miroase ars. A luat foc bucătăria. E prost. N-a luat foc bucătăria, mă, n-a zucrăvit o enache, de ce sunt prost? Aia când, că am plecat. Păi n-are importanță, am spus în asta, mă, a luat foc bucătăria, te dracu de aici. Bă, ăla de ratul care, dacă e vrea la... Lasă-mă că nu știe lumea, continuă domnul șef. Dar știi că m-a strigat Armeanu de la mișcărie, era la cantină. Serghei și Armeanu, vrei să te bag în porție? Nu, la după Raul. Corect. La Racova. Nu mă lași pe el? Să-i bă prostul, dracu. A, cineva, nu. Ba da, ăla ți l-a trimis cheia. Credeți că Rusia este condusă de oligarhi, la fel cum SUA este condusă de corporații sau în Rusia Putin are controlul total? Eu zic că în Rusia Putin are controlul total. Nu mai în Rusia. Ai văzut că ce fonduri are băgate pe interpuși? E normal că îl caută ăștia și nu. Îl caută la cur. E la mine. Da, la zi, da. Uf, 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 uf. Oamenii fac galerie să se aducă câinele. Pe nu-l găsim! Bubi! Taci dracu că mă speri! Bă, dar mie nu-i... Și oamenii spune, Bubi! Umezi afară, mai facem de-astea, scuze. Mai Bubi, mai! Când l-a văzut pe capra, a fugit câinele. Să mă rog, nu știu dacă am văzut câinele. Uite, ne scrie un tânăr numit Matei Trandafir. Cu respect, domnule Serghei, am 19 ani. Data trecută când ați făcut live, v-am întrebat dacă ar trebui să continui facultatea în România sau în Franța. M-am decis și mă voi întoarce. Ce părere aveți? Dom'le, în primul rând că îți respect decizia ta și unde vrei tu. Dar eu zic că la ora actuală în Franța se face altă școală față ce se face aici în facultățile astea care majoritatea sunt private, dai banul și ieși, cum a dat și Raul, este doctor, este inginer, este alte ce ai știe. Varză la fuși pe ăsta. Poți să completezi și eu? Completează cap. Și să rămână. Și poate acolo ție o bursă, tată. Ca să te tragă inima. Să... Poți să ții o bursă, dacă nu statezi, poți să pleci. Și o bursă, pe urmă te agață și rămâi în Franța. Ce să cauți tată în țara asta? Du-te, tată, în Franța. Și dacă ești bă, dacă copilul vrea să vină aici, lasă bă că e adevăr. Dacă studiază, bă, dacă studiezi și în România, că studiezi, poți să faci, poți să ajungi foarte tare. Este foarte frumos, copil.
Păi pe mine mă întreb, Grasule, că sunt lângă tine, ca vârstă și pe mine mă întreb, întreabă-l pe comandatul suprem, întreabă pe ăștia. Eu n-am crezut de Băsescu ce ține voi ăsta, mă. Te eu n-am știut de Petrică, Petrov ăsta, n-am știut, n-am crezut eu că e adevărat ce spune. Petrică, Petrov ăsta. Păi, Petrov, Băsescu, Fțun, mărți. N-am crezut tot nivelul care mi-a. Eu am avut primul ăla când a fost... Bine, după n-a fost, asta e o prostie, el a fost informator cât a fost în facultate în după aia a fost ofițer la armată. Nu ca marinar, era și ofițer marinare, la serviciile armate, nu știu să răscă armată. Când avea agenția la Anvers. Agenția, agenția era cu altceva. Agenția nu era. Agenția nu era așa pe agenție. Era și nu mai de agenție. Recunoști că a zis al nostru, frate, tu, Serghei. Bă, nene, toți... Ăia mici și afiliații după Iliescu. Vreau eu să zic asta, de, că mor nebun. La o săptămână avea 1.000.000 de euro. Tata Sergiu. Dă-te în morții, mă te știu și eu. Nu te caută pe bubi. Știi ce avem mâine, nu? Bubi! Ce crezi că avem mâine? Bubi! Bine, striganul! Bă, de ce mă bruiești? Bă, de ce mă bruiesc? Ai luat chiptea, stai mă puțin, dacă păi de-aia nu vine. Bă, dacă nu mă dorghesc cu coala, tot după animale, vrei să-i vezi reața de câine? Bubi, da. Da, lasă-mă să zic. Cum o să-i câine? În cauza lui Bo ăsta când mă bruiesc. Bubi! A, de să nu dezbat subiectul, nu? Ce subiect? Când a zis tata Siriei, bă, eu mi-am băgat în ei și am plecat. Toți absolut care au rămas acolo lângă Iliescu, bă, te deranjează de Iliescu, că mor! Cu bubi. Cine a rămas la lună avea 1.000.000 de... Aia mă, de te drecu! De... Bă, băieți, aveți aici unul care i s-a rupt cu la... Înseamnă președinte. Doru Damaschin, mâncați-i în șcurul tău. Ai meniuri săptămânale și plătești benzina la Znagov. La mine la deci nu trebuie decât să vii și să mai desfășurăm. Da, Marco, duci în tot 700 de kilometri. Nu sunt 700. Nu uiți tu tot ce a făcut. 10% dacă ți aduce aminte ce a făcut Bou ăsta. 60 la Bacău. Da, ei nu e, el s-a dus de la Deva, s-a întors să mai sută. Da. Pentru Raul și Serghei, cum este posibil să vândă Rusia petrol la suprapreț când lumea spune că îi sancționează? Nu se sancționeze nimeni, v-am spus și fac, am făcut al doilea pe lume, am făcut cu mutantul ăsta. Că am uitat să-i mai spune Muti. Muti, da. Mutantul, dreacu, nu, că referitor că contractele merg. Dreacu, de aici. Vezi, doamne, că merg, mă, gazul merge la noi în țară. Merg peste tot. Și n-a oprit nimeni. Pe cu ce gătiți? Da. Mamă, doi analfabeti. Nu te uiți la Îngeraș? Da. Doamne, Îngeraș, măcar o dată ține și cu negru. Toacă-i, doamne. Iar pe alb. Ia-l în seara asta pe alb și noi nu mai vrem nimic. Ăsta-i pe negru, ăsta-i pe alb. Ține-și tu cu vopsea. Ține-și tu cu copșa mică. Întrebare pentru capră. Îngerule, ia un alb. Cum te vede România peste 30 de ani? E mult 30 de ani, pe speranța mea de viață. Toată România la mărginte. Aldă viitor. Sunt mici greșele a tinereții și am cunoscut băieți buni acolo care din cauza de la nervi au mai pus mâna pe câte o macetă, mexice. Unde o văd? Nu răspund la un fan, dar ce mi-ai spus tu înainte de emisiune? Lasă-ne că îți luăm frica! Stai-mă un pic! Îți luăm frica, potolește-te! Sunt foarte la televizor! Fugă ăștia și mai dau like-uri! Sunt plângă, mă! Dacă ăștia din emisiune! Câți am niște like-uri? E, ați văzut că e bine când 1177 de persoane se uită la noi și 780 de like. Like-ul, dacă mai băgat like-ul, copii, ca să fie... Să trecem de ăștia primii 5 ani. Da. Cea mai șmecheră criză... Primii 5 ani e grei până ajungem în anul 3. Nu ne putem desluși. Ba da, cu respect, să rămână de întrebare. Da. 30, da? Tată, s-ar putea să vorbim orice limbă și nu România, la felul cum vindem amfiteatrele. Băi, dar de ce mai sună telefonul? Lasă, nu mai sună, cum vindem amfiteatrele. În Transilvania am înțeles că statul maghiar cumpără anumite clădiri ale statului. Nu ce e amfiteatru? Ce înseamnă amfiteatru? Lăsați-mă să vă explic. N-au putut să cumpere o clădire șmecheră, monumentală, așa? Ce credeți că au cumpărat din interiorul ei? Scuză-mă că mă întrerup, dă-te morții. Da, zi! Ce au cumpărat din interiorul ei, ce să putea?
Am cumpărat aia, cea mai șmecheră. Ce înseamnă amfiteatru? Este o sală mare în care Bubico, care... A tușit și asta, e fric deja. E ger. Reține aspectul. Mai închide deja. Nu, m-am desfăcat, e cazul meu. Vreau, nu, vreau și eu. Iată. Nu, vreau de asta, măcar, dacă bine la mai rău. Na, dă-te, morții, moarte. Nu, nu închide, mă, că e cald, am transpirat, m-am desfăcat. Nu, mai închide din el. Nu mai închide, mă. Ba da. Știe Serghei să joace table? Nu. Raul, donez 2 kg de vin de la bun. Am refugiați la mine și nu am ce să le dau să bea. Trimite, 10 lei îți dau. Întrebare pentru domnul Raul. Dacă trăia pe vremea dacilor, l-ar fi sacrificat pe capră zeilor? N-ar mai trăi de vin. N-ar mai trăi de l-aș fi aruncat așa de pe stâncă. Gândiți-vă că pe timpul dacilor romani care au venit aveau venit obicei. Lasă-l, mă, că mi-e gata, am transpirat. Ăsta merge în spatele meu, mai dau un porții, merge, bă, dracu. Hai, bine, bine. Hai. Ia loc. Ia loc. Vă rog să rețineți că de fiecare de când vorbesc, sunt vruiat de ăsta, de alb. Ia mi-l mâncați aici, un pic ia mi-l, 10%. Păi ceva. Vezi dacă nu sunt expirat, că le-am de 2 ani de zile. Păi și expirat, ce poți să expiri la o sămânță? Gustul, iute. Nu, nu, duce că... Ia, ai ochelari. Nu duce capul că... Nu, mă, nu, mă, gustăm mult. Explică-le de sămânță. Care e procesul tehnologic și... Care e procesul de sămânță? Că-ți găsi de bou ești. De unde vine sămânță? După uscare. Cum? Dacă e vechi? Nu există. Nu iute? Bă, dar... La sfârșitul lui Raul se poate ajunge doar cu șalupa? Nu. Cu avion. Cu mașină. Mașină. Eu, Serghei, eu am probleme cu consumul de substanțe și părinții nu au posibilitatea să mă ajute. Ce să mă fac? Te rog, răspunde. Lasă-te. Lasă-te mai după să faci. N-aș cum să ajute un părinte consumul mai. Consumul de substanțe. Închide-te într-o cameră frumos și asta e. Răspune, profesor. Aruncă-ți cheia, nu știu, închide-te undeva, roagă-te. Nu mai, dar... Să se ducă la un sanator. Acolo mai rău, numai prin forța ta. Numai tu trebuie să ai voință să scapi. Ca și de fumat, ca și asta. Nu poți să te scapi nimeni dacă tu nu vrei. Să roagă de mine zi de zi să las niște țigărele și am ajuns la 3 pachete, credeți-mă. Închide-te undeva, roagă pe cineva să te închide undeva, să nu poți să ieși. 7 zile faci acolo tot ce trebuie. El s-a închis la mâine. Eu te știu fața. Raul? Fata mea. Avem aici tu. Fata mea, fetița mea. La, la, la. Pe chereau atenția. Și apoi de firme, mă duc să mă rog. Din băieții de frață și aduc lui șerci. Dar știi ce e lotul, nu? E singura căpățână pe care poate sta fixă. Iată și cum. Și că n-are cap și care dublă de aia de porumb. Pe intențiarul mărginel. Bună seara, domnul Avram. Să rumână, nene. Continuă. Mi s-a atras atenția să vorbesc numai frumos. O întrebare pentru Serghei. Dacă ai mai fi acum tânăr, ai plecat din România? Acum, da. Da. Mai fac înțeles. Mă, de ce faci? Cecilă, bă, Cecilă. Nu plecai, bre. Zic și eu, mă bag ca idiotul, nu plecai. Uite, bă, cine a sunat. Ai fost patriot, ai stat aici. Ce mai, bă, nu pleca. Nu pleca, bă, e patriot. Ia ta și mă, putu-te în gură. Uite, vorbește și cu nașul Serghei. Salută-l. Ce face, Nache? Alo, nașule. Anal. Ce face, Nache? Zi unde ești? Așa, ăla. Acasă, acum am venit de la muncă. La ce muncă? La un plovăr? La ce? Nu, e în construcție, sărac. Mor, mor, mor. Ce faci în construcție? Dar nu mai pune, a, nu mai mor. Ce face Nache în construcție? Fur materiale? Ce faci? Tot depinde. Vrei să cumperi? Da. Ce vrei să cumperi? Fier, cărămidă. Ce vrei să cumperi? Gata, că te iau aia. Ia zi, de ce ai sunat? Că te-ai uitat la noi sau ai ceva cu mine să-mi spui? Asta, de la muncă și vreau să văd ce faci. Te-ai înjurat continuu, Inache, spune Claudiu. Da, du-te, dracu, ăsta e bine, știi că e prost, nu mai trebuie. Tu știi că înjură pe toată lumea. Da, și pe mătă. Da, nu l-a luat pe mare puțin. Păi mă ia pe mai... mine bulangilor, voi în puterea vârstei. Da. Mare după colț așa. Vă ia cu argan. E lasul pe afară, pus cum e de afară, cum îl ia. Vă dă 3 luni de concentrați, vedeți ce hai, traceți. Lasă-ne să fiu. Că tot, că
Zi. Pe live. Pe capră, că vă zic că live-ul. Da, de ce te mănâncă pe tine de la ultima supoziție? Asta nu se pare fraier, asta e o sugestie. Vezi că o simte grasul, lasă, lasă. Enache, e o sugestie, nu e o întrebare. Dacă vin în Moara Vrăției, ascultă-mă, dacă vin în Moara Vrăției la voi, mă puneți prefect. Ia o bucată. Dar nu mi-aduceți bucată. Dacă vin cu cine trebuie în Moara Vrăției, mă faceți prefect. N-ai ce să mai zici, că nu ne lasă țigană. Zi! Se bagă peste noi. Zic că nu e adevărat. Bine, bine nepoate, hai. Lasă-l. Zic că nu e adevărat, mă. Da, te-am pupat să treci. Poliția Română, haideți pe scaun, domnule Avram, am dorit să dezvoltăm cazul de la Ploiești. Mulțumim domnului Stepavoi pentru informații. Ia, vezi, tata Brighi, că faci bine când îl faci sifonar. Să rămână, păi matale ți-ai dat să regret fapta, am executat-o. Să faci pe zmet. Să punem bine te pe ea când îți faci pe zmet. Nu, pentru doamna Ana, că dacă deschizi gura atât, dacă deschizi gura atât, sar alea, vinetele sunt în creier. Și atunci face mai, da, face mai subțire. Am executat, e tot ok. Dar nu vreau să fac autodenunț. Vreau să mă duc la pușcărie să scap de cigare. Și între astea două poate face un infarct. Și rămâne așa, cum am vorbit. Așa, ăsta, după bani, ăsta cu Iva, de ce aveți nene cu mine? Ce aveți voi, dușman, cu mine? Unde credeți că se va opri Putin? Băi, aici e nenorocirea, că omul e dus. Omul e dus. Că nu știa Ucraina. Nu e, mă. Spun eu, termine cu Ucraina, o ia cu Moldova și după aia cu țările Baltice. Până nu-și face el înapoi. Aia sunt în NATO. Și ce dacă? La cât de cretin? Găsește-l. Bagă el insurgenți, bagă el acolo. N-are forță economică, mă, să țină și să mai facă. Bă, de la cât de cretin. Ia cu ceapă vezi la Roma. Ia cu ceapă vezi la Roma. Da, Roma, vreau. Dar de Zelenski îmi zici că a fost un pic neinițiat. Dar s-a luat și piept în piept. Dar nu, Zelenski de ce s-a luat piept? Dacă nu șmecă. Da, uite-l. Asta a spus. Auzi, Raul, e indemnizație de revoluționar? Da. Nu, ba, cum nu ne-a zis că e în cartea, stai puțin, filmare, internațională, eram bețe amândoi. Deci îl găsiți într-o carte internațională, nu știu care internațională a dat eroi la Revoluție în România. Internațională a cincea. Cât ești? N-am cerut niciun avantaj. Asta am înțeles, de paroli. Ce ai făcut mă la Revoluție să te pună în carte? Dar de ce știi cartea internațională? Ce ai făcut? Te-ai bășit în piață? Ce ai făcut? Am luat-o după Rambo. Bravo, fel drăguț, ce-i creier să faci. Dă unul singur sau ce? Că ăla numai singur a fost Rambo. A luat o gură, ca Rambo. Pentru da. Serghei, înainte de autogara Grivița, știe ce a fost? Nu. Nu, autogara, Baia Grivița. La Baia Grivița. Unde el făcea cu Anusică. Unde se dojenea anal. La Baia Grivița mergeam cu toți boxerii pe vremea aia. Mm-hmm. Erau și ea. Te-a luat ăla. Să nu-l lași, bă, da, număr privat o secundă. Să vedem câte secunde poți să faci chestia asta. Pe minut, câte dați? Păi nu, că... Dacă Republica Moldova se reintegrează în România, ce faci cu Transnistria? Aia o societate la Rusia. Aia nu e ce dată. De ce vă faceți probleme? Că niciodată să se mai integreze. Am de faci ca nu... Cum îl cheamă pe tinerea ăla? Lebede. Bă. Nu lebede. Domnul Capră se mai ocupă cu exportul temporar de săbii? Nu. Ăla e moldoveanul de la din Belgia. Zichigas? Zichigas, da. Fii atent ce am trimis la voi la Belgia, my friends. Nu e el. Bine. My friends. Ele. Suntem singura țară din Europa... care am trimis în export definitiv via otopenii veliuri cu forcasă în blas. Nea Serghii. Eu știu că Mișa 5. Nea Serghii, să moară tot în are 5 pițuri înainte mea. Eu nu știu unde. Eu tocmai n-am plătit. Tu n-ai plătit. Hai, bagă apă. Deci poți să vezi 10 înainte. Iulia este cu noi, nu e Iulia. Cine Iulia e cu noi, dar nu de data asta. Cine treabă?
Cu noi, cu noi forever. Vreau să rămâi aici puțin la zona să aia. Să trăiască domnul Capre, zice Iulia. Yeah. Da. Să rămână doamna Iulia. Data trecută te-a ținut în picioare. Nu și când am fost dobitoc, mi-a zbat apărarea. Să rămână doamna Iulia, cu mult respect. Poate cu mult respect. La pe tine. Și ne-au dat 100 de like-uri mereu. Poate venea Iulia cu leu și când cu cliptea, te urca leu. Nu am greșit nicio vorbă. Și spunea pătura aia în cap, leu te mânca pe dedesubt. Spunea plovărul ăla, oversize. Eu am zis că mai continui cu băiatul lui Ile, zădea la două traforaje în gât și eu eram și unde eram acum, să spun placaje de la bravo, bravo, da, bravo. Dă-te în plovăr. Mulțumesc. Dar ăla mic unde e, mă? De ce nu mai vine pe aici? De loc. Și așa și gafat Gânganie. Și așa și gafat, ai gafat un pic la sfârșit. Ce știu cei trei despre satelitul Black Knight? Bă, să moră mamă. Black Knight. Eu știu Black Sabbath și Black and White. Nu știu cum Black and White. Black Capis. Capis. A cui, satelitul cui? Un mare cumnat. Un satelit de obicei se poate în jurul unei planete. Hai, tați de acum. Nu, satelit, e funcția satelit. Definiția satelit. Bă, da, mă, de, bă, nu. Bă. Ia, ia zi tu, mă, că mi s-a... Ia zi, da, definiția satelit. Nu mă mai... Nu mă mai... E de acord? Nu, no, ia. Sugiu eu din partea mea. Da. Ia zic-o definiția satelitului. Definiția satelitului asta e. Care? Că dă circulețe pe lângă vreo planetă. Păi să spui. Păi da, nu ne spune. Păi tu ne spui ce e satelitul, cât de prost. E un satelit artificial cu o vechime de 13.000 de ani. Artificial? De 13.000 de ani? Și l-au notat așa ca pe nume. Artificial? De... Așa zice, da. Interest. De 13.000 de ani? Păi tu mă vezi să nu mai jignesc. Artificial s-a crescut de mâna omului. Da, nu, să zic și eu, de mâna omului. Păi aia artificial. S-a greșit un pic cu oanii. Hai mă, măcar azi. Dar nu poate să facă omenirea un satelit în jurul planete. O să-ți mă duvenit. Și eu zic să nu mă jumesc. Serghei, după antrenamente folosești suplimente nutritive, adică proteine anale sau aminoacizi? Da. Dacă da, ce marcă de ce și ce marcă de proteine? Anale. În primul rând sunt or weather or și, GNC. Și manuale. E de tipul Genesis. Vrei, nu vrei, intră. O iei. Da. Vrei, nu vrei, tot o iei. Poți fi fericit după aceea sau să rămâi mirat de ce nu ți se întâmplă. Da, da, ursul. Sau ursus, cum a fost, da. Bine, da. Acum, acum ești fantastic. Să rămâi ursus. Îți intră anumite obiecte într-o perioadă în care chiar nu vrei și dacă ai iubit chestia ta. Gata, zic. Și poți fi fericit. Și nu se întâmplă nimic. Și devii ursus. Bravo. Aici ai fost mic. El e șeful meu. Nu, no, mă doveam. Vrească Dumnezeu, tată. Oh, no! De vorba despre creatina aia micuță de la punk. Nu, nu. Dar de ce te mârlești așa cu mârluiești? Eu! Alo? Da, nu. Mi-a trebuit când faci ultima noapte de dragoste și întâia noapte de război. După ce își face, își dă cu ojă pe un copil. În seara asta ne face manicură. Moldovene, dar văd că a început să mănânce tărtița. El, de la o vreme te mănâncă rău la tărtiță. Ce cu tine? Dar dacă te mănâncă, să știi că e o țară liberă încă. Repete că a vorbit țiganul. Ne finește cu zicul vaselină. Bă, vaselină este ultură. Dacă n-ai vaselică, e ultură. El se dădea cu slănină la curs. Deci, lubrifiant, mă? Igen. Avem de mangaliți. Opa. Vă iubesc, îmi cer scuze, dar azi, în seara asta vă susțin. Bravo. Gata, avem de cum se cheamă porcul ăla care am luat noi un mangaliță. Avem și fără colesterol. Lubridiaz fără colesterol. Deci dar ce are să de tot să de tine? Asta, nu mă lovenii mei. Felicitări pentru întrebare, îți mulțumesc. Da, ești de al meu. Bravo.
Hai că mai aveți un pic și să vedeți cum vorbiți rus. Hai să lăsăm și pasta mică să pun întrebări. Ne întreabă despre laserul lui Ceaușescu. Ce ne pot spune cei trei, îndeosebi Serghei, despre laserul lui Ceaușescu? Am spus, domnule, că a existat. Au spus și l-a dat o emisiune la televizor. Este băgat în munții Păcerii. Sunt azi, el în catacombele alea de securitate. Dar cred că nu scot că și securitatea noastră e mână-mână și cu KGB-ul și cu... Păi și a stat în stat, nu? Mi-a place acum să iasă și reptilii mei din Buciul. Reptilii. Ce să mă cu capul și șarpe de lucru? Mai nu. Cred nu, și să-l filmeze o proastă care l-a scris cu bărbatul și vine unul cu capul. Ai văzut că ăștia, regina Angliei și toți, aia de unii sunt reptilieni? Pe TikTok, să vezi cum mi se pare că și Boris Johnson aduce puțin cu... Are un pic de prelungire deja. Un nebun alea cu... Te rog frumos, ai o mașină pe baterie, pe acumulator, vreau la sfârșit de emisiune să pe pagini tâmplă aici. Și dau semnătură, dau semnătură că nu caut daune materie așa. Să nu mă rate. Și că reptilienii să ne ajute cu like-uri. Like-uri, corect. Ce părere are Serghei despre Florin Călinescu în calitate de om politic? E zero. N-are, fratele lui. N-a reușit. Dar era clar că nu... Pe față, nu reușești pe față aici. Întrebare pentru Capră. Care este capitala Argentinei? Am crezut că mă întrebați unde e cea mai bună ciorbă de burtă. La Puful Tineretului, la taverna, la Nea Florii. Unde care e capitala Argentinei? Și nu m-a dat niciodată afară, deși mereu am plecat în patru labe. Patru pet. Repetăm întrebarea. Nu mai spune, nu mai sufla. Nu mai sufla. Nu mai sufla. Întreabă lumea ce suflă. Capitala. Acum ce îmi suflă? Îmi suflă paleta gurmandă. Da, e toate chipurile. A, mi-a zis Buenos Aires. A ghicit? Nu. La mine poate să pune la mine întrebarea. La mine e vorba de ghici. La mine să știu. Știu. Dar mi-a dat foc. A șaptea minune se referea nu la toate piramidele. Care i-ați dat lui Raulică, cam înnebunită. Nu, este ultima făcută de primul arhitect al faraonilor ăla, Imhotep, și era piramida de piatră. Era doar o singură piramidă, nu piramide, erau șaptea minune, doar o singură piramidă. Anocheo. Piramida de piatră ridicată. Toate piramidele erau. Și era una singură de piatră. Nu piramide, am citit. Toate au fost piramide din piatră, nu vrei să le faci. Nu au fost toate de piatră. Dar una din nisip. Am citit în calcarterul frumos. Vorbim. De calcarul de piatră. Calcarul. Aia cu vârful de granit, dacă te mănâncă de pietre. Toate. Nu au toate vârful de granit, dă-te rec. Și se referea că a șaptea minune este doar o singură piramidă, aia care a rămas în picioare de oare, de pietre mai tari. De 150 de metri. Nu știu, da, ca tine, nu știu, da. Dar era una. Din Podișul Ghizeh, da. Nu, una dintre șapte minuni erau piramidele. Piramidele erau, așa se zice, piramida. Nu fi nervos. Ar putea domnul Capră să ne spună mai multe despre Enceladus? Nu. Că te ia Gabi Firea cu utilaje. Să mor de mamaiul la BBC, știi că mă cu... Mâncăiești cu lui Gabi Firea. Eu. Am fost azi, pot să fiu sincer? Da. Am fost azi peste Văcărești. Înainte o luam pe la universitate, ajungeam noi pe la Tineretului, făceam stânga la Șincai, pe la Candian Popescu. Am luat-o de data asta pe la Baba Novac, nu mă, tu, Bozgure. Bozgure. Șincai e dreapta, Candian Popescu. Și am traversat capătul lui Șincai pe un mare pod. Ăla e făcut de fire. Știm de la televizor, știm proiectele, semnat și e și o tăbliță mică acolo. Am oprit cu avarii să mă uit. Și scrie proiect cu fire. Bă, scrie pe stâlp acolo. Dacă faci când vii despre Berceni, dreapta, să te duci spre Vitan Bârzești, acolo e o tabliță care scrie cu acordul primar și cu suportul primării. Lasă-mă să zic! Nu cu acordul. Ăla e un pod utilizabil. Vedeți că aveți niște picioare, multe picioare de astea de pod peste tot, neutilizabile. Așteptăm tablițele voastre, vă. Întrebare pentru Raul. Ce legătură are cu doamna Cora de la Amsterdam?
Da, eu știu mă pe Paul ăsta. De cum știu pe Paul ăsta cu noi? Era la turn, era acolo. Avea el geantă, era cu ochelari, cu părul negru. Da, a luminat pe totul sub. Ce părere au băieții despre Dana Budeanu? Măi, pentru marfă, mine... dacă am forțat. Părând? Părând. Părând, da? E cam for... o cam forțează. Și cu accentul ăla de... de Sanche, de... Nu, nu, nu. Nu e, mă, o femeie... Să mă fi părere lui. O femeie nu poate să aibă... N-am înțeles și n-am nimic cu el după 13 noaptea cu emisiunea aia lui în care spunea că nu intră Putin, intră Putin și a cerut scuze. Bă, Mirce, eu te iubesc, măcar că ți-ai cerut scuze. Nu te-am întrebat de la mă, te-am întrebat de la mă. Știu de cine. Cer eu scuze în numele lui Mircea că te-ai condamnat, tu vorbeai că plătești la dublu. Da, haladită de fată, e singura care a zis, nu contează unde stau pe nordului și sunt șmecheră, plătesc la dublu facturi, raportați-vă la căsuța fiecare. Pentru mine, Budean, ca da, nu contează ce și cum. A spus o vorbă mare, i-a mai spus și Canta, a mai spus asta. Și cu nordul. I-a spus, recunosc că nu mai pot fi împreună cu ăla, că e prea haladit și e mai frumoasă și, și mereu a vorbit pe față. Da, felicitări lui Budean. De partea mea să rămână. Pe față. Ca femeie haladită. Ai destui bani ca să nu... Și le-ai spus și la pipițele alea pe nordului care să chinuie un pic pe acolo. Pe la sumo, pe la bombă. Lasă-mă să termin. Vă mâncați puiul cu mâna că e elegant. Acolo e chestia aia. Acolo e fascicolul luminos. Lasă-mă să vorbesc. Au căutat alea, căutau alea ta, când și era în Cârciu, nu? Căutau acolo. O să le ia la Academia. Doamna Budeanca, puiul cu mânuța. Ce ai, te-ai aptinut și ai zis puncte, puncte. Bravo, felicită. Doamna Budeanca. Doamna Budeanca, o fată care a zis, dați-mi bă mie banii dracu trădătorii, dracu de la PN, dați-mi mie banii. I-a zis lui Turcan, dă-mi mie banii, că dau eu pensiile. Îmi iau eu motorină și dau pensiile. Să ajungă la timp, că mor aia de fapt. Dar... Lăsați-l pe becali să aducă... Bună întrebare, hai, alta. Ai intrat în serpentine. Felicitări pentru pericolul. Are și el cuvânt, să spun. Și a avut și băbărnace, nas și a mai fost și de vreo, așa te-am auzit. Cum vede domnul Serghiu ascensiune politică? Ce poate fi sustenabilă în contextul statului român din prezent? Contează mai mult studiile sau cunoștințele în sensul de pile? Contează ce vor serviciile și ăia de afară, atât. Ai cum am zis-o? Direct, bă, fără să mă gândesc. De ce mă gândesc? N-a dat un licăr de speranță. Un licăr de speranță? Păi nu a dat nimic, exact ce zicea și ăsta. La revedere, țară. Bă, dar cum am zis-o, bă, de direct am zis-o. Fără niciun licăr de speranță. Mi-a licărit puțin din cur, dar speranța. A fost vreunul dintre cei trei pe muntele Athos până acum? Eu nu niciodată. Nu am fost copil. Tu ai fost, unde da? Unde mori și mă te-ai fost pe față? Dar de ce contrazi? Stai mă puțin, dovedește că n-a fost. La Athos și Ana și-a luat bătaie la... Eu nu putem să intru pe Athos, că pe Athos... Nu, tu și-a luat bătaie la munte, unde am fost acum, la Olimp, ți-a luat bătaie. Ne-am mers 200 km la un copac, ai vrut să te piși la casă, să cazi în râpă și te-a bătut mă, da. Și că eu de ce beau când te piși tu, să o zici de mine. Ce iubesc acum? Mică mă, zice, dă mulți ani, înțelegi mă, că nu știa lumea, da. Dacă femeia a vrut să facă pișul la pământ. Ai înțeles, era copil mic. Păi ziceam că mergem că ești. De ce nu confirmați, doamna? Băi, să mă rog, i-am trimis pe toți după aia de nervi ca să-i păcrești. Băi, cum e acolo? Băi, super. Am mers, băi, să se pendine, am mers. Ziceam că am plecat de la... De unde săream noi, am mers vreo 200 km. Mamă, vedem acolo cu zeul, scoale, acolo, unde până mea era un copac în care nu era o camană. Zic că, uite, am mers cu trei ore ca să văd copacul, s-a pus copacul mătii și zeul mătii. Și de-aia s-a pișat aia, mică. Și m-am luat bine să mă pișa, s-a plecat. Ia, și pe aia duceți-vă că ești fata. Da, într-o rupă. Bă, toți i-am trimis, bă, mergeți acolo la Olimp, băi, ceva ce n-ați mai văzut, toți sunt în morți, bă, din greu. Iamă, dar ei te întreabă de Athos, nu de Olimp. Da, dom'le, am fost și la Olimp și la Athos, unde s-a la mănăstire și toate alea, cum știu eu, la Athos. N-ai ezitat o secundă. Bine, la Athos n-au voie femeile, nu puteam să mergi și mama. Nu, dom'le, atunci ați zis cu tine altă poveste. A, păi nu s-a înțeles. S-a înțeles? Ăsta m-a întrebat când am fost în Grecia. Și am zis că am fost de renovatul în Grecia. Ce a zis de Grecia? Te-a întrebat de Athos. Bă, ăsta a zis că n-a fost în Grecia. Bă, de ce stai drăi acum și doamna, și tu?
Bă, vă răspund sincer, fără obturăți. Du-te, dracu, cu lingăi, pizdii, mătii. Bă, băiatule, tocmai l-a luat pe zbem în puță. Da-și, dracu, în gură. Ai fost la Atos? A, te dragi. Cine? Și pula lui. De asta. Te salută Radu Ionescu, Raul. Să treci cu metre. În sfârșit. Păi rog să-mi pună 5 întrebări la care să-mi pot să răspunde. E tata 1, tata 2. Dă-te morții, mă. Mai, tine o dată, nu te las. Nu, nu știi zi. Că nu mai voi acum să ai tată, mamă. Mai voi să-ți spui, da? Da. Hai, băiat afară, mă. Dar e până la geam. Ești prost. Da, da. Nici dacă intri într-un partid și ai facultăți în spate și master, nu se poate face ceva? Cât de corupt poate fi statul și cu dacă n-ai toate facultățile mentale, se poate face ceva. Nu, totul e o mașinărie de căcat. Exact. Ca să nu poată să iasă țara asta la liman. Pe mine mă întreabă niște puștulici deștepți. Zice, domnule, sunt ei pesimiști sau fac la mișto? Chiar nu mai e nicio speranță țara asta. Nu, toată la mișto. Și vor mă vii și zice, ne-ai tu la mijloc. Păi nu e că și că ăia mici de liceu care au dat bacul și mi-a făcut ăsta. Chiar nu mai e nicio speranță, că ți-i doare capul. A, și, păi, pentru că ei că se duc nimic. Afară și aia, da. Păi nu, nu știe încotro să aia, da, nu. E, se descurcă, alo. Na, Flaviu, să ți-am răspund la întrebare. Ce-a zis? Băi, cigane, cât ție zai? Ne aduci culoare în viață, îți mulțumesc. În ce localitate sunteți, să rămână? Lasă-mă asta. Altă întrebare. Ați auzit ce vă dă acum comandatul suprem? Vă dă o greblă și o bucățică de coadă de mătură ruptă să mergi la graniță. Domnule... Tudore, dacă ești tu, Tudore, Tudore, dacă ești tu, Tudore. E de afară, mă, nu-i de aici. Cine? Ce ți-a prinde? Nu, e România. Tudore, dacă ești tu, ascultă-mă puțin, să nu mă faci aprovizionare. Ce nu e afară, e afară. Omul s-a îmbătat și vorbește cu safiile. Ia zi, mai ai o întrebare pentru el? M-am îmbătat. Da, mai pune-mi o întrebare. Ha? Ba nu, abe, sunt imprimat, că m-a certat cu tine. Zi-mă că m-a certat cu tine și am zis că intră, că nu intră Putin. Așa, nu e filmare făcută, băieți. Zi-mă, am susținut că intră. Opriți-vă puțin, da, e filmare. Hai. Acum două luni e filmare. Să nu căutăm nodă în papură. E cu treningul roz. Eu și Capra și tata Serghei a spus că intră Putin. Să fii sănătos, să fii sănătos. Ai grijă de tine, tată! Ce știe Capră despre mitologia sumeriană? Să închinăm la niște... Așa, dacă râzi, mă supăr indestructibil. Da. Irreversibil. Zi, domne, ce mă, să închinăm? Ia zi, măi, sumeriană. Unde era sumeriană? Unde era sumeriană? Unde a fost sumerul? Sumerău? Da, sumerău. Deci nu mai răspund. Hai, unde bun, în ce zona lumii a fost civilizația sumeriană? Încercam să spun că se închinau la anumit zei și nu aveam nicio treabă cu noi cu Dumnezeu și ai venit tu și ai placat. Și văd că răspunzi și în străinătate. Ai placat sau a placat? Și la bulangii, răspunzi și la măcineri și la rujuri. Luați-l pe cosmetician. Societatea sumeriană. Nu societate, nu băga societatea cu... sumeriană, că nu era societate. Deci, societatea a fost doar... Încă a fost destul de... Vorbim de prezenț, că mă întreabă o întrebare de mulți de înainte. Da, societatea. Alea nu erau societăți umane, nu? Societatea sumeriană, da, între tigru e o frate. Băule. În timp ce Raul vede că, virgulă, China e cea mai mare... Mai există sau nu mai există acum, ca stat? Există niște animăluțe acolo. Pica. Măi, de cât e Pica, uite atât. Uitați, doamna Ana, cât a făcut-o pe Pica.
Atâta deci e. A adus-o, a adus-o la nivel de la de tot e dracu de. Nu te dracu că sunt pe Adi. Tu arăt acum. Nu te dracu de aici are între 25 și 31 de kilograme adultul are 30. Nu te tu arăt acum, bă. Vrei să mor de pisică? Nu te dracu. Păi ia vânează hârciuș de ce mi-o aduce aici. Atâta e pica. Și mai ne fut o hamster. Da. Adică mai mică ca pisicile noastre. Da. Vânează animalele facem pari. Să-mi scot ochiul de da. Bită. Lasă. Da. Nu. Atâta e, băi. Atâta e. Băi, filmări. Hai, mă duc acum să arăt. Băi, prășim filmări. Bă, ce e, sunt mai mari decât minii și aia atacă fraia. Hai, mă, dar fă pariu. Băi, băi, atunci tu n-au zis că un animal de 5 kg în gura ei arată așa ca un șurcești, nu mi-o faci. Hai să facem pariu. Pe o dată de vin. Da, nu pe răspunsurile tale, măi. Pe televizor, o și vezi. O și vezi. De ce faci măsă? Să deschizi tu televizor? Stai mă că am fane aici, ce să răspund. Da, ia să nu are fani, băi. Cât ia zi la cât cântărești aici? Asta vreau să facem parte. Ce fac? Nu, mă, nu așa. 200-300 de grame. 200 de grame. Mă duc să de ce am văzut acolo? Nu ce ai văzut, bă, că faci pariu cu mine? Tu susții 300 de grame? Bă, sau? tu ai sus 10. Bă, dă-te dracu, ai furat caloriferul și ai făcut vânul babă? Susții sau nu susții? Declarație, declar care 300 de grame, declari. Domnule, am furat în troleu. E clar sus, regulor. Păi când câștig pariu, spui că ai văzut la televizor. Dă-l în slobos de televizor. El n-a furat din tot. O dăm așa, științific, cât are pica. Și dacă... Ia uite ce e, acum mă dă 300 de grame. Ia mă cât are pica, să vedem. Pariu cum e? Cum ți s-a părut ție la televizor? Da. Mă, Raul, mă, ce zic. Pica, el e pica. El e pica. Nu, e... Pica Tibet, cât cântărește cel mai mult un adult și dacă o luăm de la hamster așa, ea vânează, a, mă, ce drept. Da, mă, chiar îți mai joc de pica asta, ce drept puțin pica, hamster. Da. Eu zic că e ce puțin tăiști de chile. 140 de grame. Vreau să o văd. Aia e, mă, pica, drept! Aia, aia! Vrea ta pisica pe casul, nu te drept! Vreau pisica ta, nu te drept! Băi, băiatule, eu aia, 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 da. Care e? Nu este. Vino, doamna, la mulțumesc. Băi, băule, uite-te puțin aici. Te rog frumos. Zi. Eu sau tu să te iei tămâie. Zi. Eu să-mi atorc. Ce asta-i pică? Da. Bă, te drec. Bă, ce arăt acolo, mergem cu ce vezi cum se joacă. Da, ia, bun. Bă, dacă ți-a arătat pe mine și... Ia stai, mă, că îmi trimite Adi, că Adi mi-a zis. Adi și-a bătut joc de tine. Cum văd dacă e reprezentativă pentru tu te întrebi? Ăla e ușoar, ce domnice! Ce se merg bătușocul ăla? 140 de grame. Ăla e felină? Pentru cine e reprezentativă? Dar ce unde a apărut azi să discute? Nu. Alo. Ce pic? Ăla e porecli și o bulan, o să mă mărdă. Aia e, mai cu trei sotă. Alo. De acolo a început cu ursul ăla, cu ăla. Alo. Da. Da, vin atunci. Hai, o pui întrebarea sau vrei tu o întrebare de la capră? A nebunit lumea. Ce-ai făcut, mă? A plecat cu capra. A plecat cu capra. Dar peste tot arată mai deștea mici la pica. Da, mă, dacă era să fie cea mai mare felină. E un idiot, mă! Capră, toată lumea arată un pica foarte mic. Bă, da! Bă, cât e de prost! Bă, cât e de prost! Capră, vină cu ace! Capră! Nu mă sunt cu Adi, nu vin eu! Ia vorbește cu Adi ăsta, nu știu, nu Adi, că l-am mințit pe el. Bă, cât e de prost! Nu? Dacă ne-a zis eu că cea mai mare felină bă, da, Adi ăsta e un expert! De la coale echipa la ei! Adi e un expert în zootehnie! Alo! Ce să aibă cu italienii? Păi de unde știi pica. Care ce fac cu italienii? Păi la Buzău, la Mărgimeni, la Buzău, fiecare noapte la Crâșmea. Italienii? A, ăia care erau și ăia închiși. Auzi, băi, țigane! Avea doi colegi italieni. Aoleu, te puteai încursi în italian și la armăta de acu de țigani. Gata, îi spun. Cârtița, dar România am arătat pica, nu? A, deci era, da, analizau, da. Bine, hai că îi spun când este, că a ieșit la o țigară. Capră făcea trotuarul la Veneția.
Neasă trec. Capră făcea trotuarul la Veneția. Băi, țigane! El are cu aurela să pun cheamă coadie ăla. Dom'le, ci că în penitenciar la Mărgineni, da, ai avut doi italieni. Jură-te să mori în pușcărie. Când a. Adi ne-a arătat pică, ce ai spus? Maxim. Uite, bă, acolo mie de poze cu pică, ești cretin. Nu, mă, era savana. Era savana, mă. Savana e o grâlie. O grâlie, o să trebuiește pișcare. Dă-mă, dracu, pă, savana e... Savana e combinație savana de... Savana de pisică cu... Nu, pisică. Cu șoarece. Am arătat și lor pe pică. Arată-i mama alea cu pica la bouă ăsta. Nu mă deranjează de tot cu două. Da, sigur, că e râșniță. Doamna mea, vă rog mult de tot ce dar... Ce se zice? Ce trebuie? Aia era savana, băi! Despre savana era vorba. Despre savana era vorba. Nu mă scoate Adi. Pe sună Adi ăsta. Nu-i dă un mesaj că eu pot te deranjez cu băi. Adi e bun, Adi, Adi da, e de pe acolo. Adi al nostru. Vedeam Cati la vânt și asumă. Adi, ginele-i tu, mă. Da, toager l-a încurcat. Băi, bine. Ia sună, mă. Când toager. Stai, mă, puțin. Când toager te-a arătat pisica. Servalu era. La Servalu, mă. Futul în gură, atâta blană. Hai, mă, termin. Ai dreptate. Sună, mă, deci dacă asta e pisica pica din Tibet, reprezentativa... Da, ia gândi. Da, spune-ți, vă rog. Lăsă numai ei, că în jur. Poftim? Vorbiți voi. Da, spune-ți, vă rog. Spune-ți. Da, pa, patra, o vreau. Zic-o mă, domnule, că mi-a arătat tot cum atât dumneavoastră. Auzi, măi, deci nu model. Auzi, refuz. Ai felicitări din partea... Nu, vorbiți voi, nu. Spune-ți, domnule. Vă iubesc, vă susțin, hai, nu. Trebuie angajați la Animal Planet să nareze documentare. Ziua era Cambuzier, auzi, da, și noaptea. Noaptea, actor de comedie. Actor de comedie, cu da. Respect și vă iubesc, în seara asta nu vă jignesc. Mai făcea și intervale, doar când aveam o pumână. Făcea interval cu o pumână, normal. Dacă îți ghicești ce meserie ai, dacă îți ghicești ce meserie ai, rămânem prieteni? Da, la dacă ghicești ce meserie ai, rămânem prieteni? La 4-3 ce făcea? Spargi un calculator la o firmă de aia de rahat și ai 1800 de lei pe lună plus bonus de masă. La 4-3 juca barbut? Se joacă la Părnaie, bravo, deci la al nostru, pe chibrite se joacă, am înțeles. Dar. Cât ți-a dat? Dacă ziceai pe serici, ce să-i dea, mă, i-a dat cu suspendare? Rămâi în libertate, tată, gata. Orice faci, mulțumim. Vei fi cu suspendare. Mulțumim. Fă ce vrei, că ești cu suspendare. Ești javră, jegos și ordinar. Sună-l, mă, pe Adi! Lasă-mă să vedem că ăla vorbea de aia, cum ai zis tu. De care? Nu de pica, de zinoră, de savană. Serghei, mănânci mezeluri sau crezi că nu sunt sănătoase? Rup mezelurile. Bebe, lasă-mă puțin că am înnebunit cu o pisică pica, dacă vrei să o rogi pe mine, ascultă-mă puțin. Da, știu, ești generația lor, dacă mă iubești și nu mai crescut degeaba, ascultă-mă puțin. Trimite-mi poză cu felina reprezentativă a Tibetului, cu pica, mă! Cu pisica aia șmechiră blănoasă, pica. Care, da, nu cu licoare, pica. Nu cu șoare. Pica. Da. Și cum se numește pisica? Roagă-te pe Mihaela. Pica. Te rog frumos, așa se cheamă. Cum se numește pisica? Pica, felina reprezentată Tibetului. Cea mai șmecheră, silențioasă, haladită, da, felină. Mulțumesc, tata bebe. E silențioasă. Nu ți-ai dat seama, bă, e de-al vostru. E electrică, da. Stai, bă, puțin. Hei. Da, au prieteni comuni. Da, e electrică, mă, știu, e silențioasă. Mamă, ce crește inimă. Dacă era toaregă și să moară tata și toaregă. Ișea cu toate pozele alea. Păi sună, mă! Nu știu, cu tine, cu toaregă. Ce e, n-am văzut că e aici. Hai, pica! Când am zis ăsta că... Ce mai mare... Felina aia mănâncă niște dăștea. Felina mai mare ca tigru. Așa e prima dată, și vezi că n-ai zis de Serval. Știi cum se cheamă pisica aia? Că vezi cât de fraier ești. Serval. Savanah. Savana e după ce am cucișat Servalul cu nu știu ce. Cu ce? Cu ce? Cu furta. Cu caracalul. Cu urul care îi trecea pe acolo. Acum vrei să-i însuși lui Serghei? Eu nu te las.
Eu sugem mă. Dă-i dreacu, patriar. La un dat ai nebunisei că ai zis. A vorbit Servalul cu omul și s-a culcat să facă dai drept tapana polichimoana aia. Omul făcișea, sigur. Servalul cu omul cu pisică, să bate cu omul cu caracal. Cine a căzut? Nu mai era ta pisică. Am altă întrebare. Cine a, când a căzut din căpșun a murit? Cine? Miciurin, nu făcea la... Dar a salvat emisiunea, o, nu mai era tras pe care... Alo? Pe cuvântul meu, domnule. Este două frumusețe... Da! Da, da, da. Bun, adresează. Iar asta e o sută. Noi nu știm! În curc și când deci când, când o pui la curc, cu alte cuvinte. Tradus da. Mutamu. Mulțumim, mulțumim. E chiar mutamu improvizat. Ai plufat 8 noi al profesor. Când o pui la găuz, mutamu traducere, să moară mama dacă nu. Zi-mă cu pica asta, că nu mă las până la urmă. 140 de grame. Băi, mi-am scris de băiatul ăla, băi. Sună-l, bă, că nu doarme la bă, că e iliac. Mă, lasă-mă, dar... Pentru domnul Serghei. A băut vin din cămara tovarășului? Nu, că nu avea cămară. Și nici vin. Păi cum nu zicea Brinchi că era făcea vin. El un vin? Eu făcea un vin care nu vreau să mă uita să moară Brinchi. Bă, de ce mă faci prăduitor, băi? Bravo, să rumâna! Știi, mă, tale, de ce? Păi nu vezi? Nu era Brinchi, mă, era altul care a pus întrebare. El are un nou. Ar putea capră să ne spună 3 metode de supraviețuire într-un penitenciar? Asta da, 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 pe bune e una care face filmulețe. Nu, pe bune e una care face filmulețe cu cum se supraviețuiește. Dacă mă lasă... Da, ia lasă-l. Asta, la el asta se rezumă tot. Stai, dumne, să zic că el lasă... Bune că nu e nici, nu se supraviețuiește. El așa supraviețuiește. Zii, dom'le, ce ai văzut? Și mă căptăm o femeie a serios. Dacă are pușculița primitare, supraviețuiește. Da, e, ia răspunde serios. Cum supraviețuiești la penitenție? Primul nu dai de-n casă. Păi, indiferent cu cine ai căzut, că ai căzut cu Sărmăruță, Cabanos, cu Țitaș și chiar, cum îl cheam, Clopoțel Petrov, nu dai de-n casă nimic. Te duci și ți-ai papa. Nu scrii nimic când zice... Cum să supraviețuiești acolo? Nu cum ajungi. Nu prăduiesc. Te leagă la declarisferi și îți arăt o declarație care ai cunoscut celălalt. Nu recunoști nimic. Asta e în cercetare, măi, când ajungi acolo să asta e eticheta cu care să supraviețuiești. Sau alegi varianta lui Raul. Prăduiești pe toată lumea și vezi ce să alege și bă, femeia ta te va cum supraviețuiești acolo, mă, așa nu cum ajungi acolo. Adică cum ce mănânci, ce faci? În urma unor declarații, așa supraviețuiești. Că tu vii cu eticheta acolo. Supraviețuiești. Am fost la popotă, șmecher și mâncam cu... Da. Așa supraviețuiești. Când știi că te duci, să te duci frumos, fără ligioneală, fără crăci, să te duci lin, să te duci, dacă ai căzut tu și n-au căzut aia lanții trei, care au făcut mai grav ca tine și ai căzut doar tu, du-te tu și vezi de treaba ta. Ia-ți fapta, așa se numește. Așa supraviețuiești. Așa ai și pachete, așa te recunosc familiile. Tu ai mă că-i cauze în urmă, ești nebună, t-a aspirat tot, am mai dezbrăcat. Am înghițat picioarele și ușile sunt toate închise. Nu, nu, e frig, frig. Dar zi-ați, până să vină tata să-i, cum e aici? Dar ai zis, deschide, deschide. Noaptea să lăsă. Cele mai frumoase apusurile am aici la tine, sufragerie. Da, da, apusurile sunt super aici. Ai pus-o la și eu o să vin așa să vă dau trei apusuri, să-mi disperați. Mor dacă vă dau apusuri din sufragerie. Frumoasă și sufragerie, e legal. Trebuie să vedem apusul lui. Bună seara, bună seara, spune-mi. Nu, e dubi, e greșeală. Spune-ți. Cine să-l iubească pe urâtul ăsta, bă, tată? Bă, tată, cine să-l iubească pe ăsta? Lasă-mă să răspundă! Eram pe la liceu. Minte, nu ce-am ce minte. 15-16 am pe la liceu. Păi el n-a iubit pe nimeni, tată. Ei. Mai devreme, n-am. Ce-am vrut să te întreb eu pe tine, ca să defacăm chestia. De ce? Întreb și eu pentru curiozitatea aia, chiar. Tata, dacă îi spui că ești copilul lui indirect, să moară în pușcărie. Să moară el, dacă eu nu-ți fac cadou frumos. Eu zic, am prost. Cam atunci. Eu zic că la 15-16 ani am muiat-o, am și băgat-o în dodașcă.
Așa că eram în clasa a 6-a, 7-a și îmi plăcea de una. Mă simt aiurea. Că o iubeam eu, e altceva. Dacă n-am simt penetrat. La 11 ani a băgat-o la cânibală. El a băgat-o unde a vrut el. Da, e, nu mă lăsă ziganește. La 11 ani a băgat-o în cânibală. Către... Nu e la așa muiat-o și așa i-a rămas asta. Da, muiat. Așa i-a rămas cu ea. Înainte să o mai întotdeauna și când i-a muiat. Yeah, așa i-a muiat. I-a băgat omul cu călimare. A fost dezamăgit și a rămas în muiat. A fost abuzat. Da. Dacă le-au pe Lucico. Da. Ia, început chiar cu țiganii. Bă, zi. Ăsta nu bea. Pruși la fel. La 12 ani am muiat. Pula ta îngerașul la creșterul Raul. La 11 ani am băgat cu călimare. Ia-l pe altul, Stela. Ia-l? Ia! Nu lua de tot, lasă-l așa un pic să mai gata, și... Gata, gata, gata. Sunteți, ne mâncăm frăjul. Cum se comandă statul din afară și de către cine? Chiar nu poți să ai o carieră politică decât dacă este dictată din vest, detaliat dacă se poate. Mulțumesc. Nu, domnule, numai din vest sau din servicii. Dacă ești foarte tare cu serviciile, te pun aici, tot cu concursul vestului și dacă nu cu vestul. Toți care au venit... V-am explicat, în afară de Ion Iliescu, care a fost votat de toată lumea, că erau disperați așa, și cu 9%, că l-a mințit și Constantinescu, care a ieșit pe un val de ură împotriva, așa, a fost vot negativ. Restul toți președintele care m-au avut puși de afară și prin butoane. Suntem mâncați. De 3 ani îmi spuneți asta, n-am crezut. Dacă nici nu am crezut că tu nu crezi. Sunt un mare idiot de 3 ani, spuneți aici mereu, sunteți mâncați. Bă, să mor eu, la un moment dat am crezut că eu... Nu că n-ar fi... Că e un aforism. Nu, că e o exagerare, bă, mi-am dorit să mor. Mi l-a pus pe Werner, pe toată lumea. Băi, măcar cu Băsescu ăla, îl înjuram, dar îi mai dădeam și dreptate. Care Băsescu? Dar ăsta e... Cu ce te dădeam? Trebuie să scute, ai jurat că după Băsescu. Păi după Băsescu s-a început haosul. Ăla a furat cel mai tare, a distrus tot, a făcut totul și a luat totul. Petrovică de la primăria capitalei lua invalize de la ambasador. Ca să zici că s-a avut proces. Uite, Michael Tache, ce a făcut capră de a fost la Miami? Unde a fost la Miami? A fost la un WC pe care a scris al Miami și Confundă, Miami. Confundă, am făcut cu unul dintre primii mei nași de... Unde ai fost la Miami? Poze... Cu Tony Russo, am fost de agenții cu unde la am Miami, buci. A fost. Era un veceu la romană care scria Miami și l-a prins revelionul acolo și n-a avut bani de brat și a desenat cu căcatul în brat pe perete. Și că bogații l-a încărcat pe Raul că mai are 5% baterie. Alo, nu, era alo. Fără milă, alo. Că se pregătește țăranul să vicine. Da? Răspunde, Raul. Câte vizite conjugale a avut la penitenciar? În fiecare seară cu colegii. La 4-3 era non-stop. Stai un pic să fie. Era regina balului. Era în fecioară, bă, nu era. Era fecioară, din supras nu era fecioară. El scria non-stop acolo la 4-3. Nici nu se dădea jos. Eram celibatar, bărbătușul meu era celibatar. De dragul emisiunii mă opresc. Nu vedeți ce are la mână? Segmentele de la găoază, ca să nu-mi facă să fie. Alea cu care ridici patul mai sus, să nu te ia păduchii după Greție. Îți segmenta găoază la 3 săptămânal să mă răpa. Astea sunt alea balamale de la pat, să te ridici deasupra la păduchi, tată. Gândiți-vă la păduchi. Ia gândiți-vă la păduchi într-un mod frumos. Băgați păduchele la... Ia stai așa, tot aud că ai avut italieni în cameră care făceai... Jură-te pe tine, jură-te să mori. Jură-te să-ți moară puța. Păi de-aia segmenta găoază. Dă-mi un nume de italian, jură-te să-ți moară puța. Ia, de ce? Cum, să-ți moară puța. Cum îl chema pe italienie? Să-ți moară puța dacă veniți. Giuseppe. La... Oh, a, nu-ți mai merge puța, ești de-al nostru, am înțeles. Bine, brevenel. Cred că... te-a depistat. Mai prins. Dar și cum îi spuneau? Mai prins. Yeah. Prego, fai-mi un pompino. Ricky. Un burghino, mă. Și pompino. Ia, Adrian.
Dar fost. Zicu. Cine? Dar de ce mă sun numai tu, bătrâni? N-am doi aici, m-au regulat bătrânii. Nu, bebis, bebe de la care să mă duc. Dă-mi apă, mă. Apă. Vezi că nu văd alea, pe Frischi și alea, nu văd eu de alea, TikTok și aia, că am nevastă celălaltă. Ia fierne. Da, bebe. Gata, lasă-le, du-te apă. Du-te atunci apă. Nu mai avem apă aici. Nu apă. Pot să plec în timpul fac. Bă, dacă e vorba la telefon, conferință. Mă uit eu, bebi, să dau. Iată bătrânul care vrea să ucidă bătrânul. Nu, la telefon poți să vorbești. E război, nu mai avem respect față de vârstă. Diferența de vârstă mi-i pur respect. Te pup, veteranul meu. Stai. Te pup în suflet. Veteranul meu. Adunit și apă. Bă, dar ce poveste ce-am? Da, mă, te uiți la emisiunea, am treabă. Ce sticlă? Pe WhatsApp? A, cu pica! A, mâncățești curul tău! Ia. Ce mare felină! Te pup să trăiesc, să rămână. Nu revin cu telefon și cu mulțumit. Ce mare felină din cutia de pantalon. N-ai văzut nimic. Bebe, ții frumos, bebe! Păi m-am zăpăcit, nu mai știu ce fac. Ia. Ia să vedem. De ce deveni nervos? Da? Nu știu, bă, deveni nervos pentru că dacă îl scoate din conferință, are toate. Are și el nervii, mă, până cât de prost să fie bău ăsta și să asemăiască pe șoricelul ăsta mic cu șoricelul ăla. Scrie pica. Și astea sunt pozele. Dar ce este? Asta este... Păi să scrie arată-mi. Pica, mă, că nu scrie. Arată-mi. Dacă auzi pica... Este felina reprezentativă a Tibetului. Păi cum se altfel, dar exact. Nu, dar cum o pica? Unde scrie pica? Unde scrie? Păi da, și are 140 de grame. Unde scrie că-i pica, bă, că se vede o altă poză? Tibetul are o singură felină. Bă, dar trebuie să scrie pe poză pica, ce dracu, scrie ame, nu? Așa mă ți-arăt și eu ție. Eu ți-ar arăta felina de acolo, dar nu cheamă pica. Astea sunt poze identice cu aluadii. Câte chile? Bine. Cât cântărește? Eu te duc așa, genul tata să vii. Când ne-a trimis poză, pe față atunci, îi dădeai 14 kg? Adună-o apă, hai că ești prea... Mă duc după apă, ia fiată. Uite ce culoare are când se duce zăpada. Uite-te, ne. Prostule. Ăsta e șoaricil ăla. Ne. Bă, bă, udrăc, nu știu. Cu telefoane. Uite, pui de pica, ia uite cum arăt. Mă, lasă-ne, mă. Zici că e costache. Mă, lasă-ne, mă, că ești prost. Ultima poză. Ce alte funcții politice pot fi atinse fără suport de la servicii sau vest, adică nu neapărat președinte? Consilie. Poate să ajungă consilie pe la un partid, dar tot ce trebuie să fie, să fie pe lângă unul care e puze. Dacă să ajunge în guvern și în astea. Oamenilor care sunt sigur. Am cei mai buni mici de la Mezelard în Chiajna, dă-te în sânge. Ce vreau să Lucică, așa mi-a spus, zi dă-te în sânge că am cei mai buni mici de la Mezelard Chiajna. Am cei mai buni mici de la Chiajna, fabricația personală a mea, de la Chiajna Lucică, dă-te în sânge. Fabricația lui de la personală de la dă-te în sânge. Uite ce frază a făcut. Păi uite ce trebuie, Lucică, al tău. Păi, tactul, e tactul, te-a învățat tactul. Păi, bă, dacă sunt fabricația ta, nu poți fi la Chiajna. Rețeta mea. Cei mai buni am, rețeta mea, dă-te în sânge. Da, citește de fitul, Lucică, a luat poc, Lucică. Ce ce de acolo? Doamne, de ce, doamne, la terminat băutură în seara? Dă-te în sângele lui Vasilica ta, asta, mă. A băutură s-a prins așa de dată? Da. Și ce mai se drogează pe afară? Cu cățelul ăla mic. Trag amândoi, zic, ăla mic, a chiar unit, băi, dar e culmea, vede că... Nu mai este el, da. Alo? Alo? Da? Mă, că ne-am mai făcut un balamut aici, din cauza la fami, că ne-am mai făcut un balamut. Din aurul capră. Da. Ascultați-mă, pozele care le-am trimis, da? Adevăr este pisica reprezentativă. Dar cum se numește? Da, cum se numește, mă? Pisica! Pisica, tu ai interes pică! Bebe! E pisica Himalaya! Bebe, iar mă duc la gara de nord la... Cum e ala al meu! Ala al meu, pisica Himalayana! Nu e pisica, nu e pisica! Ala, cum poșul meu! E pisica Himalaya! De pisica de Himalaya, nu pica! Ascultați-mă,
Da. Pozele cu pisicile care i le-am trimis. Da. Este într-adevăr reprezentativ a Tibetului, dar nu se numește Pica. Exact. Manu. Manu. Cum se cheamă? Manu de la Manuela. O joa la labă. Asta a spus eu că... Da, are asta a spus eu că... Alo? Palas. De la Atene Palas. De la Atene Palas, băi, l-o vorbim. Bă, bă, bă. Manu. Ți-a spus că... Ești afară de la inima mea, Ceacez. Da. Bine, mulțumim frumos. Pentru că... A divulgat cu Pica. Da. Dar nu mulțumim. Eu i-am spus că omul a trimis pisica din Himalaya. Eu am personal am nebunit și cu Adrian. Deci eu cu Adrian suntem nebuni. Da, bă, nicio problemă, da. Bebe, fiind veteran ca ei, mă predau. Când vine Adrian în țară. Când vine Adrian în țară și vine blănul ăsta ia sub stâncă și scrie. Și l-a scos Bebe din Da, m-a băgat Bebe în ciment alături de voi. Tu ai zis că pisica din Himalaya și el ți-a trimis, ți-a spus de la început, el ți-a trimis așa poză a fost cu pisica menul. Din Himalaya, când ai zis din Tibet, reprezentativă de și o cheamă cum o cheamă? Manu. Manu. De la Manuela. Acum nu vine să cred că există un șoarice de la cuvrichile alea tortite Pică, că îl cheamă pe fraier la Pică, nu vine să cred. Întrebare pentru Serghei. Știe ceva despre știrile despre Putin, cum că cel care e acum nu este real și sosia lui, iar adevăratul Putin e mort din 2015? Astea ați vrăjit cu cam cum sunt toată lumea, cu Kennedy că trește. Ești mulțumit că beau mai încet? Că ce? Că beau mai încet? Nu beau, ai băut foarte mult. Nu știm așa ceva și nu. Nu când s-a terminat, gata, nu mai. Ce mai e acolo? Deci vrei și gata. Îl luau după timpul vocal. Mă rog, să mă simt prost. La nivelul care am luat tehnica. Soția lui a ieșit și ce a zis. Nu știu ce a zis. Dacă nu beau azi, degeaba îmi dai mâine. Îți-am bătit timpul vocal, am mai sigur. Da, e supărat? Nu, dar... Păi nu mai mă sun de mâine. Mă achid de tine și nu am o... Lumea cere tricouri cu Pica. Dar de ce l-ai supărat? De ce l-ai supărat ăsta? Nu știu, mă, ce zice ăsta, mă. Repet. Tu-i supărat că beau și eu aici? Nu, dom'le, nu mai gata. Pe ce să mai bei? Mai sunt zile care n-am băut aici ăștia. Foarte bine. Am mai trecat aici acolo? Păi n-are, dacă te bea într-una și aia, normal. Da. Iauzi, o întrebare pentru domnul Serghei. Dânsul spune că nu a fost comunist, dar în alt podcast spune că ce iese din pisică, șoarece mănâncă. Bă, nu am făcut eu această vorbă sub nicio formă. Am spus, ai zis vorba asta de multe ori. Doamna Ana, dar nu l-a raportat la comunism. Da. Așa, am spus foarte clar că mă trag dintr-o familie care au fost și burghezi și comuniști. Dar asta nu are nicio legătură. Dacă Caprei Pușcăriaș, fiul Caprei Pușcăriaș. Da, doamna Ana, dacă prietenul meu, fratele meu mai bătrân, mentorul meu Raul, spune că mereu s-a abătut la toate regulile, atunci cum îl facem comunist pe tata zării? Că el s-a abătut la toate regulile. Faceți-l cum vreți, dar ce nu. Lasă-mă să vorbească, mă dați ce vorbește. A zis să-mi pușca cu nu știu cine, că nu era vânat. Păi nu, mă, dar e ceva frumos, nu mai dă-mă carburant, că îmi place și cere blan. Dă-te, dracu, te rogi de mie să-mi dai carburant. Și nu mai vreau eu carburant. Putin. Ideea este că s-a bătut mereu de la regulă, nu? Deci, a tras peste ea, a vrut să-i pus pe fraiere. A vrut să-i puși pe fraiere. De ce? Nu era vânat în pădure. Opus s-a bătut mereu de la regulă. N-a avut nicio legătură cu niciun nimic. Da, e prieten cu nebunul ăsta. Ce părere aveți despre Partidul AUR? Marfă. Bravo lor. Nu știu cât e sus. Cred că e susținut de o parte a securității, că altfel nu cred să aibă lansatul pe U, dar bine le face. Bine le zice să-i scotocească, să le arate tot ce fură, sper să nu se frână. Mai poate. Bă, cine arăta și pe cine a prins? Te duci și mi-arăți pe tatăl ăla? Prinde-l pe ăla care a furat. De ce nu se ia? Eu am o singură întrebare. De ce nu se ia de usenici, bă, de niciunul, că au furat cel mai mult acum? Cum nu se ia? De nimic. De nimic. De ce nu merge la Voiculescu? De ce nu merge la Ghinea care a făcut varză totul? Unde s-au ascuns? Îi dă eu adresa. Eu te-o atât de trebuie. De ce nu mergem la ăștia, mă? Că ăștia au furat o mașină. Au luat la consultanță câteva miliarde. Și de ce nu merge la niciunul, mă, din ăștia? Că sunt în Parlament. De când ajunge? Când mai sunt? Tu vezi care țintă, mă? Ghinea nu e în Parlament. Dar sunt ceilalți în Parlament, nu?
Nu se ia de nu se ia de niciunul. Dacă tu mă pui pe mine, are alo, nu se ia de niciunul. Dacă tu mă pui pe mine, eu mai trec peste tine. Bă, dar eu sunt prietenul tău, dacă tu mă pui în parlament. Și mai e o chestie care și tu pe nu se ia de securiști. Și mai e o chestie care a spus-o și care nu înțelegi care e jocul lor. Dacă intră, dacă devine USR al doilea partid, da? Și la alegeri între PSD și USR, cine va vota? Aurul. Cu cine va vota? Va fi exact cum a fost cu ăla. Votăm rău ce mai mic, nu? Există o pondere în momentul când dar faci parte. Dar oricum suntem amândouă la guvernare. Păi nu mă, eu te întreb la alegeri, da? Dacă vine al doilea partid. Vine al doilea partid, da? Și rămân în turul 2, partidul 1 cu partidul 2, da? Și o să fie cum a fost cu Iliescu, cu tâlharul de Iliescu și cu Vadim. O să zic că votăm rău mai mic. Și o să voteze și PNL-ul pe Iliescu, pe PSD. Bine, îți manevre. Eu vreau să nu voteze nimeni. Că e din cauza lui ăla să-l voteze pe ăla. Să-l voteze pe ăla care e cel mai bun. Că numai aia le-a votăm. Păi dacă închizi geamul, nu mai fumăm, ești nebun. Mi-am închisat picioarele. Păi dă-l-o la care o fel puțin. Dă-l-o părtul. Dă-ți țigare, matale. Închide, voi închide-l de tot puțin. De foarte cald. Mi-am gheț ceva cu mine. Ți-ai pușurat? Vrei să plec? Deranjez. Vrei să treaz de mâncă, bă, drăguț. Da, mă, treaz de mâncă. Vrem să știm părerea celor trei despre următoarea declarație. Lavrov avertizează Finlanda că orice încercare de aderare la NATO ar avea repercusiuni politice și militare serioase. Finlanda? Pe și la prof e ăla de la ucrainieni sau cine e ăla? La ruși. Pe cine e la prof la ruși? Ăla misiuni de externe? Nu știu. Da, ministrul de externe. A rușilor. Mm-hmm. N-are cum să-l bagi pe final aici. Da, ce a zis că vrea cu final? Că dacă aderează ea la NATO, o să bagă și nu știu ce și acolo. Mai mult cum bagă. Ei și-au oportunitatea să se potoresc. Alte întrebare. Mai de aia nu s-a făcut final. Eu prevăd că băiatul ăsta, Simion, se va frânge în două din cauza la subteran. Așa cum au jmenuit-o și pe Firea. Așa cum îl toacă și pe Budăi. Săracul a venit după nenorocită aia de turcă. Nu vrea să facă treaba acolo și toată lumea îl toacă pe Budăi. Ce? Nu știu. Dar iar ai crezut. Bă, Simeon îl va frânge cineva în două. Nu știu. Depinde cât e de susținut. Cu cât ești bine, mai patriot, dacă cu cât ești mai patriot, susținut, cu cât ești mai patriot, cu atât. Dacă n-ar fi susținut, n-ar avea pliscola așa. Ștupeu. Nu cred că are susținut. Absolut. Ce păi dacă vor, îi fac dosarul 3 secunde. Da. Are deja dosarul. Aur sfidează legea serviciilor sau ei sunt chiar legea întruchipată? Aurul? Păi eu zic că nu poate să bă nimeni la cine spune să facă ceva așa dacă n-ai pe cineva în spate. Ei fac același lucru ce au făcut USR-ul. Dar ideea e că aceeași chestie, cu boxe, cu scandal, cu alea, cu alea, cu alea. Eu sunt sătul de chestiile astea, domnule, să vină cu ceva care îmi face. Să-mi facă blei, să-mi facă alea, nu să-mi țin pe și alea. Nu au forță în parlament. Păi și nu contează pe și alea. Ăia cu 15% au condus țara pe manevră și pe alea. USR-ul. Care tot cea. Mai ții minte? Pe care vreau de o cale, ce mai vreau. Mai ții minte când puneau boxe în parlament și veneau cu pancarte și cu toate aceeași chestie ca acestea. Ce vor face? O să aibă niciodată sânge în instalație, cum le-ai zis pe față. Bună seara. Dacă mai ieșiți în supărările astea, știți între dumneavoastră trei cele 7 minuni din Caracal? Le-ați mai zis odată, fraților. Da, le știți? Da, aproximativ. S-au mai zis odată, da. Da, zice Finlanda, da, Suedia, da. Nu au voie să adereze la NATO, așa a declarat ministrul de externe Lavrov. Pentru că nu îi lasă, au graniță comună cu Rusia. Dacă o graniță cu vecinul nu e de acord, nu poți să adereze. Da, dacă spuneți de la început că au graniță... Da, tu iei banii și dă-i. Caută, vezi acolo. Da. Vreau să-mi ieși cu scrie albă, dar... Urmează Republica Moldova din Suceava, se aud niște bombe de oră. Deci e din catacombă și de până aici în jos. În Suceava. Nu, se aud că s-a gândit partea. Așa, și vezi că...
Îți mai noapte decât ăla. Dacă în România va avea loc război, ce faceți? Fugiți din țară sau luptați alături de armata română? Păi cine a fugit din ăștia doi mari mei? Cine a fugit de țară? Bate-i mă, bate-i, ce mare mă. Păi, l-ați supărat. Bă, cu cine vorbiți acum? Cine vorbiți? Cu tine, că tu ești singurul care... Ce dracu, bă, că a fost regim mai greu, că ce dracu, bă, cu vreau ce dracu, bă, puneți, băi, cu Greoceanu. Ce mare mă. Te-a sărit de cură în sus. Alo! Alo! Concluzia a fi... Da, 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 Anar Mărgine. Da. Vine Gogol. În afară de asta n-am auzit nimic. Bun, cineva, eu știu cine. La fel ca și Raul, vă raportați la o singură chestie, endocrinologie. Da. Deși nu avem medici pentru așa ceva. Că te duci și stai vreo 3 luni să-ți facă colonoscopie. Alo. Alo, să trăiți, să trăiți. Să te-am dat date. Jură-te să mori. Domnule, ți-ai zis cu fanii, vorbește frumos. Bă, dostule, de când vrei tu să râd acum? Ia spune. Civilizat. Cum te cheamă, bă, dacă ești coleg? Bă, cum te cheamă dacă ești coleg? Nu, că trebuie să te aduc aminte, ia zi. Bă, cum te cheamă în primul rând dacă ai fost coleg? Da. Porecla, cum te cheamă? Băi, castravet, cum te cheamă, bă, primă? Neluțu. Neluțu te cheamă? Neluțu, Neluțu Mop. 6 ani a făcut. Ia zi cum... Stop. După primii 2 ani, primul tatuaj. Dă-te dracu, mă, dă aici. Ia zi care era. Vrei să te dau de jurat pe familie? Bravo, auzi, pe ce se plăbă? Stai, mă, cu el. Dar pe ce secție? Vedeți, bă, de-aia jur și jignesc. Dar pe ce secție ai stat, bă? De ca Valeria de mare, mama. De drept. Le dau călărașii. Te-a atras, bă, i-a atras fanii lui. Atenția că vă cam în jur. Pe ce secție ai stat? La cât ai, nu? Acum, eu să-mi iau tămâie și numărul și tu la fel. Pe ce secție ai stat, bă? A, de la pala, bă, pe ce secție ai stat? Pe ce secție ai stat? Dă-ți-i mândră, bă, crui, dure. Bravo, ei, da. Obor. Am fost sau n-am fost? În cămin. Ce să stă, ce mecanică fine, bă, la oia? Grapa marienelor. O mecanică. Când venea ca Valeria. Auzi, ia fie ta acum. Bravo, frumos. Auzi, abar n-ai de capul tu. Abar n-ai. Abar n-ai. Și îl sunați pe alt bou, ai înțeles? Pe un bou care n-a făcut pârnaie, că omul a fost la facultăți. Și vorbiți voi de antie, de voi de capul vostru. Felicitări, vă susțin, bravo. Mecanică fiind a fost secția ta, noi vorbeam pe ce secție ai fost arestat, handicapatule. Deci dacă România, dacă va avea loc război, ce faceți? Ei, luptam cu să eu nu lupt. Unde de la 70 de ani mai dulce, mă, bău? Nu, cu mâncare, cu pachete. Dar ăla înțeles că a cerut la 60 de ani. Eu cred că comandatul nostru suprem este să facea și vouă. Bă, ce drept. Bă, mie, dacă îmi ține comandantul, eu nu-i zic cuvânt. Cât ești, pula, tătă, că șmecherie total. Nici eu, mă simt. Când aveți de face mea și a zis, veneau tuci, plăiești, mei, pe cai. Măria ta n-avem cai, atunci pe altă dată. Așa și noi. Comandante, n-aveam armament. Și ne spune germană, luptați la anul. S-a râs de Iohannis cu toate alea cu... Are rachete. El are rachete, nu s-a mărtat. Și are toate artificii de alea. Știi că piticul ăla cu artificul cu curte râdeam noi acum câteva revelioare pe aici? Ai zis, ăla e, artificul ăla cu curte. Piticul cu artificul în curte. Cine e vrea piticul cu artificul în curte? Da, bine. Dar nu știu, iată, bă, face senzație. Deci, în concluzia, concluzia este că nu avem niciun partid demn de guvernare. Da, la ora actuală. Și dacă avem, în cazul care răspunsuri este afirmativ, eu propun să facem o partid. E aceeași persoană care a întrebat. PSD-ul e singurul partid care
care e tot același de-a nebunit. Lasă-l. Gata, nu mai răspunde, că nici oamenii nu mai vor să mai răspunde. Da. Dă-l pe silent. Da, bravo. Câți oameni avem și câte like-uri? 1093-963 de like-uri. 1097 cea mai departe. Ai mai puțin de 1100? Slăbuț. Lasă-ne, mă, cu fanii. Lasă-ne cu tata aia. Dar nu sunteți ocupați, mă, voi cu cine nu sunteți... cunoașteți din Pitești? Eu pe tataie, pe bunică, mi-e din Valea Mare. Se fie și mai ușoară. Ei, acolo asta la șină, dovedesc. Trece pe acolo. Nu, avea casă acolo, dar lui Samson, dacă știi, și am și o verișoară frumoasă în piață. Cea mai frumoasă, nu mă, eu trebuie verișoară, doamne. Am cea mai frumoasă mătușă din toată România asta. Arată-ne o poză. Adi, mătușa mea. Adi! Dacă mă auzi, trimite-ne o poză să vadă lumea cum arăs la 69 de ani. Dar cea mai... strigo, pe 70 de ani. La 70 de ani, mult? Să moară cușchi dacă nu mai strigă. Dacă nu te aude. Nu mai strigă. Nu te aude că a lăsat auzul. Mare super de zi. Alo, Suedia nu are graniță cu Rusia, Norvegia și Finlanda. Vorbeam de Finlandia. De Finlanda. De Finlanda. Finlandia. Finlandia te duce în vodcă. De Finlanda. Da, de Finlanda. Cu rotație țării. Îi dai un nou cultura țării. Ce voia să spună Raul cu PSD-ul? PSD-ul e singurul partid care a fost serios și care chiar a făcut ceva când a fost la guvernare. Restul varză. Orduțo, nu o să primești bani pentru spitalul ăla de pediatrie. Îți explic și de ce, pentru că PSD-ul la PSD au venit toți aceia care au fost școliți dinainte. Bravo. Și care au fost oameni cu carte și cu alea. Corect. E cum să-l compar pe Rafira, că nu-s PSD-ist, cum să-l compar și pe Rafira cu Voiculescu și cu aia. Corect. Bă, dar și pe ăla îl mânjește pe Rafira, tot îi caut acum. Ce-i fac ce-i mânjește, nu-i mânjește. Și pe Budei, că nu avem... nu se bagă multă lume de calitate, profesor. Ba, a venit Budei de unde te neudea cu și 10%. Oameni cu carte nu se bagă că îi macină căcați ăștia. Păi, dar e singurul de televiziune. Bă, dar e singurul doctor. E singurul ministru cu funcție doctor. Televiziunile de căcați, ziare de căcați și Facebook-ul. Toată ziua să dea în cap de neam să până seara. Partidele astea care sunt, deci în primul rând că m-a legat și de ori. Eu nu cred în partidele de pe telefon. Cine, și pe Facebook. Nu cred în partidele pe telefon. Acum ne vedeți tot cine de banii Piciudă, de la Ministerul Finanțelor, pleacă bani câți ăștia? Da. Băi, ce ai bă cu Budăi, bă, că vrea și el să facă treabă cu bătrâni. Ce ai bă cu Budăi, bă? Nu, el, mă. Nu aduci pe Pelican ca aia, fut-o în gură. N-avem voie. Domnilor, ce părere aveți despre faptul că rușii au chemat mercenarii ceceni care o să ajungă mâine? Păi nu ați spus că rușii i-a chemat. Nu, stai puțin că am căzut iar noi doi. Nu ți-a spus că rușii i-a văzut. Păi ia zi, Raule, că tu ai zis invers. Iar eu am zis că i-a chemat. Eu i-am văzut la televizor niște concluzii negre, cum i-a băgat în avion, și cu bări tatuați și nu au util așezat. E normal să bagi. Nu, dar se pot să dau eu concluzie? De aceea nu a retras Putin alea, utilajele de antrenament, ca să-i aducă pe ceceni din Belarus. Să facă varză. Ce mai cu niște oameni neinstruiți, cu niște să bată cu o... Aia, cecenii, nu. Ăia sunt marinari, mercenari, ăia sunt marinari care luptă de 30 de ani. Bravo, să rămân, asta s-a făcut filme. Bă, ăia vin după 25 de ani de război. Să moară tata de nu-și fac încălzirea cu Ucraina, România. Au luptat în Afganistan, acolo, aia sunt mercenari. Păi, nu mai răspui. Că... pe bani care sunt mercenari. Da. Pui tu, le dai arme la populație. Dar ce cânta în pini aia, în pădurice aia. Cânta da, ce cântau aia în pădurice. Da. În tine, să moară tot aia, să moară singur. Astea vor fi senzații tari la viteze de tap. Ce cântau în pini în pădurice. Asta e vrut tu, Zelenski, na. Nu, mă gândeam ce prostie omenească. Absolut tot ce nu s-a retras din trupele de exercițiile și cu armata rusă trimisă la Belarus, taci. S-au îmbarcat cu cecenii și au venit acum, mă, și cântau imnul lui Putin. Nu fii prost când vorbim adevărat. Care e? Niște bărboși de aia, niște dravoite, muncim, murim. Ăia sunt niște fanatici, ascult, care ei, dar acum au și ei. Acum își merită și ei, lef. Și drept.
Bun. Salutări din Anglia, Nena Serghei. Ce părere ai că prietenul matare Mădălin Voicu este comentator de război la canal de... N-am avut plăcerea să-l văd și nici nu m-aș uita. Acum? Vinul ăsta am voie să beau din el? Doamna Ana, deci am plătit vinul. Nu am voie să beau nici din el. Dar primele le-ai plătit? Nu mai beau, nu mai eu. Hai, gata, lasă-mă, la care întrebare vrei să răspund? Nu știu, la morții, mă, te lasă-mă. Nu știu ce solitar cu tine. A, te-ai notat. Da, spune-ți, vă rog. Păi dacă bei de la 12. Da. Zream să vă trăm. La 12. Da. Este adevărat că Ceaușescu a încercat să pune tot ce înseamnă motoare Rolls-Royce și după ce au aflat vesticii nu l-au mai băgat în seamă. Cea mai imbecilitate, motoarele Rolls-Royce se fabricau în România, sub licență Rolls legal, motoare de avion care se numea Rombac, care zbura cu ele. Și făcea motoare, asambla în România, făcea motoare Rolls, cum să le fure. Și mai punea și pe avioane de vânătoare cu sârbii. Cum se chema ăla între polonez și crebuș, ăla care îl mânca? Babic. Nu, nu, tot fiert. Cum se chema, mă? Polonez. Crembuș și polonez. Bă, țineți minte, nu o să aveți nici de la în țară, mă. Ăla, mă, care îl băga pe pâine de uscat. Hot dog. Așa își băga muștar de la... Hot dog, polonez. Polonez se chema, nu, polonez, mă. Poliș și poliș. Erau poliș. Poliș, mă. Poliș. Poliș. Poliș era gros. Da, și polonezul era subțire. Nu, hotdog era ăla subțire. Polonezul nu era gros. Hotdog era la gros care se băga pe ei. Se băga ăla, mă, de ne spărgeam de muream să mă coca aia uscată, dar nu intra. Bă, o să duceți durul la așa ceva. O să-l mâncați în visele, bă. O să faceți mâncare din el. O să faceți mâncare. Și Parisul ce era? Parisul? Avea la muncă și... Era acolo la Victoria, la pasaj. La pasaj. Pe mine spui? Imediat, că stăteam la terasă, aveam salam, preci, mă zicea și dacă nu... Când prindeam salam de Picasso, mâncam până mă luam leșit. În salut de la muncă. Picasso era un baraj, nu era salam. Era... Da. Lasă-mă. Zi, mama, zi, lasă cu salamul, dă-l-o morții. Oare să fie acest război încă o predicție a babei Vanga, în care zicea că va fi un Vladimir conducătorul lumii? Așa e. Conducătorul lumii n-are cum să ajungă sub nicio formă, dar... Uite că... N-are cum face niciodată. Nici, bă, sârnește. Nu se va bate niciodată el cu americanul sau cu... Ăștia mă nu s-au bătut niciodată. I-au pus pe fraier să bată între ei. E Coca-Cola, nu e apă. Nu mă joc, mă prefac. Nu te mai jucă. Dar dacă dă nucleara și baba Vanga are de toate. Dar dacă dă ăsta nucleara, că a spus că vă răspunde... Ei, dă, căcata mă temne, cutați prostile voastre. Cum am văzut și ștoul ăla. Serghi, dacă dementul ăsta se vede încolțit, eu vă spun nu așa. Nu există, nu-l colțește nimeni. N-are și el mine, n-are și el nepoți. Și el dacă nu... Bă, ca să dai nucleara... Să duce și el. Două secunde. Atunci de ce tot o repetă că el are triat? Două secunde. Au spus și oamenii militari de carieră, nu mai ce spun la televizor, nici americanul, nici rusul nu este un singur om care poate să dea nucleară. Trebuie să fie mai multă lume care trebuie să fie de acord să ajungă. Cum nu are un buton, nu are aduce geanta, nu aduce aia, el are finalul. Bine, dacă e dictator. Chiar dacă e dictator, aia nu este. Că nu, au făcut-o în așa fel încât nu un singur om poate să apese. El, președinte, are finalul. Dacă se cade, toți sunt de acord să facă chestia. Deci nu e așa un buton care să bată la ce o pune și aruncă. Păi așa se bată Putin acum cu cap rămâne și iarăși deșcă cu butonul ăsta. Păi nu, că așa era cu... Dar de ce atunci zice Marea Britanie? Ăla care hai mă, lasă pe Marea Britanie. Ultimul cuvânt îl va avea un simplu capitan foarte pregătit de pe submarinul nostru. Buf. Du-te, bă, de, momentul când vom fi atacați noi, Marea Britanie. Păi da, bă, stai puțin, că vine la... Bă, știi că glumeam noi Kim Jong-un cu două rachete? Nu venim pe ăla cu două... El avea ghitași. Clipa când pleacă o rachetă nucleară, dă și dar ăla să știi și voi, în acea secundă pleacă și aia altă... Nici o problemă. Și ce să alege noi? Că asta vorbim. Păi se distruge, nimeni nu face... Bine, și dacă ăsta e asediat... Lasă-mă ce asediat! Războaiele astea sunt ca să ocupe zone de influență, petrol, bani și astea nu se distrugă. Distruge planeta. Ăsta nu urmărește nimic. A, mă, terminați cu prostie. Și nu urmărește nici grânarul Europei. Grânarul Europei îl urmărește. Nu cred că îl urmărește.
Dementul ăsta nu urmărește nimic. Dementul ăsta a avertizat că va răspunde zecit. Ce părere aveți că vor guvernanții să folosească obligatoriu cifrele arabe în școli? Asta nu au zis. Întreabă pe capră. Nu, vreau să răspund al meu, că chiar știe toate răspunsul. Însă moră tata, noi nu putem să facem școală fizic. Păi ce, pe de cifre arabe deja. Ia-i grăsule, te rog. L-am făcut la niște bă capră, mă, ce dracu. Nu, mă, n-a fost mișto. Întrebarea vine... Eu nu cred că a fost mișto, care și un pic de esență de aia de... Esență de tare. Întrebare pentru Raul. Ce părere are despre influența lui Denis Diderot în Revoluția franceză? Dacă ai făcut mișto de mine cu întrebarea asta, voi nu știți să scrii. Bravo, te susțin, fericit. Revoluția franceză. 1789. Dar cine are Denis Diderot? Cred că știi pe Dorus, dar se preface acum. Cred că era un bebedeu după mine. Era un bebedeu care se băgase pe acolo. Nu știu. Păi e nume de femeie, mă. Nu e nume de femeie. Diderot? Denis? Nu Denis, nu, nu, nu. Denis e de femeie. E nume care s-a, are, e nume de vin. De? De vin, de vin. Ce vrea asta? De vin dulce. Vreau să bea vin. Bea, mă, de te mulți. Bă, bă, dracu, te faci că nu mă auzi. Filozof francez. Cum îl cheamă? Nu. Diderot, mamă, cine a făcut o spoară? Eram la fizice. Nu, dar, doamne. Și ce influență a avut în Revoluția franceză? Nu știm. Da. Căpățâna, mă, flacăra, nebunule, alea, bricheta, când ai la casă. Dar la... ce meniu avea la Mărgineni? Vă să știți că am apucat balastul. Dimineața, băiam ceai, aveai pula, iar să ne spună al nostru. Păi la plus mâncai o cerbă, iar băiai pula, după aia stai de aici. El mergea acolo să ia... Seara bei lapte din tuci, băiai pula și te mulți. După cum vedeți, ăsta era meniu, era acolo, el s-a ocupat de neajunsurile noastre, aveți încredere în el. Cine a fost mai bun, Bruce Lee sau Van Damme? Van Damme l-au bătut ai noștri, l-au bătut ai noștri în centrul istoric. L-au bătut ai noștri, nu-i povestea asta, Bruce Lee a fost sportiv de performanță. Corect. Era un fenomen, nu? Însă Van Damme are frumusețea lui. Ca actor. Actor. Până să o ia pe calea voci. Da. Arăta super. Căile domnului. Și actor cu condiție fizică să faci fără în filme și să stai să te întind de ea de frânghila. E de-a lui Raul că el a avut condiție. Ea azi mi-a arătat cum își pune titanul picior peste picior. Dacă știi ceva de Mircea Lucescu, a rămas acolo sau a plecat? Așa a zis că rămâne doar. Nu, a zis că a rămas acolo. Am văzut că de alte echipe au plecat. Cred că a plecat și el, cred că mi-a scoate. Să fie nebun să rămână. Bă, dar nici. Mai le-a luat și alea și... Păi s-a terminat, când să mai joace? Nu, zic că... Le-a dat finalea cupe campionilor, a mutat-o în Anglia. Dă-i grăs. Putin chiar n-a știut mult la ce renunță. Și chiar și la dacă asta. Dacă nu-i sănătos. Poate e obsedat de dorința de a-și lua alea, mă, care a zis de Serghie. Să vezi ce restricție o să aibă. Nu contează asta, nu mă. Nu o să facă nicio restricție. Oftica lui cea mare. Pe lespune de treție, nu-i la pus. Hai, măi, fac la aia mișto, mă. Vrei, lumina acolo? Ascultă-mă și pe puțin. Dacă dorința lui mare a fost, stai mă puțin, vină ăștia peste noi. Îl izolează, mă, de, nu, o să, o să vezi tu. Să faci așa, așa ceva. Așa le gaz cu banii cu toată să lumea. Să faci mă. Așa ceva, nu să... Ei, o să vezi că nu îl izolează. Mamă, ce trebuia să găsească altă Lică e al meu, nu-l mai vezi. Să găsească altă variantă. Te vede și în obsedă de răbutate. I-a bombardat și pe bulangie lui, mă, acolo în Donbass, jur. Ziana. Româncile noastre, babe bătrâne. Ce părere aveți despre curajul președintelui Ucrainei? Omul e în stare să-și pună vesta antiglon și casca și pleacă la război în orice secundă. Da, da. Are bășinii la codelă, moarță. Păi acum vreo trei ore vrea să se vorbească. Nu cred, păi să teme pentru viața lui, știe că e ținta lui. El trebuia să vadă că automat nu-l ajută nimeni, pentru că nu face parte din NATO.
Trebuie să cadă la pace, la pace cu Putin. Da, mă, dau scris, nu mă afiliez la NATO, și mie să fiu nu prost. Cu tare. El s-a dus cu un caiet de sarcini, dacă a văzut că la terminarea orelor de școală nu s-a semnat nimic. Nu trebuia să vină să se future, să-și poată de treabă. El tot a ținut, la un dat disperare. Mulțumim, bravo. Scuze-mă, cred că ai dormit. Azi ai dormit. Când el spune că regret că m-am încrezut în ONU și eu nu știu ce vrea el de ONU. Ce se va avea ONU cu asta? E tot acuză ONU că nu participă... NATO, bă, nu ONU! Nu, stai puțin. El tot acuză ONU că nu a venit cu tot ce a promis ONU. Dar ce să promită ONU? Nu știu, cred că i-a promis niște preoate care să nu bombardeze Rusia. Dacă tu vrei, tu ești furice, vei stai cu elefantul. La ce pula? Nu poate să ajute nimeni să omori elefantul. Eu zic că tu trebuie să poată minoritățile alea. Și ăla i-a arătat că e elefant. S-a dus în pula mea. Doamne, iartă-mă. Păcat că au suferit milioane, ai văzut? Milioane de oameni din vad în plină iarnă. Dacă unul de trebuie era rudă și... Să-l distrugă un oraș între câți oameni au rămas fără case, fără căldură, fără mâncare. Și-a dat, a dat pe blocurile, a dat pe atinția. Păi, seama că au devalizat magazinele, au devalizat tot. Dar fără nici bani. Bancomate, nici bancomate. Ai văzut că le-a făcut cibernetic, să poată să ia benzină da. Și banii ca să îi... Nu poate să plece. Să nu poate să plece, da. Nu, dar probabil că fața nevăzută. Și apoi nici nu-i convine să desugă tot, că după aia tot ei trebuie să repare. E sigur că nu-i convine să desugă tot. Lumea îți pleacă, aia varză, ce faci cu o țară fără nimic? Trebuie el să vină, el să bage bani, să repare. El e economic, e vai de capul lui. Ai văzut? E sub, nu am înțeles, ca cu PIB. Bă, să dă de răspuns, să se ia trofee. Raportat, normal că raportat. Și noi ce căutăm. Și noi ce căutăm, sub noi, cred că nu mai există. Cele mai regulamente. El stă în aparat. Noi suntem la... La terminarea conflictului, când au început să se retragă trupele, au terminat. Dacă le taie și dacă le taie... Au omorât copii, gratis. Și conducta aia din Marea Nord. Nu le taie, mă, n-are cum să le taie. Ba da, păi, e sancțiune. Băi, omule, tu n-auzi că m-am uitat și dacă am creanțe, că eu sunt nemții și cu italienii deja mai vor să da, eu sunt VTB-ul, eu sunt Banca Rusiei, eu sunt VTB-ul și dacă am creanțe la americani... Nu bă, am 100.000 de americani... Cum crezi că îți distruge neamțul economia că vrea ăla NATO? Nu, dar e lege, mă. Ea aduce căcata, aia mă, asta e o poveste că aduce NATO. Ăla sunt legali, o să vedem. Nu, nu, nu. Sau face Biden invers. Dacă vrei să le pune acum... Mă, sfidez, rândă tot, ascultă-mă. Mă, de analfabet, ai dracu din gură. Pe mine mă face analfabet ca bar n-ai cu băncile, două, dracu. Bă, mine mă, am învățat, bă, ascultă-mă puțin. Ia ascultă-mă puțin. Ce ți se pare ție aiurea să închidă de două voci? Problema care e? Bă, problema dacă vrei să faci ceva, o faci noi, cu ea. Noi de câteva emisiune tot bătem că îi atacă, că nu îi atacă, nu știu ce. Am, bă, au trecut câteva emisiuni și într-adevăr i-a atacat. Și cine a avut dreptate? Hai să vedem, mă, ta a avut dreptate. Nu, eu și tata Sergei. Bă, când vrei să-i facem barbunii, hai să vedem ce să fie pe lună. Și trebuie să te să fie pe lună. Că zici băiatul că să pișe pe el. Că a spus Putin că ai spus că să pișe în NATO pe el. Dacă știi că băi nu retrag bani, nu fac toate mare. Germania s-a opus la restricții și Italia. Germania și Italia s-au opus la restricții. Acum, azi, OG. Păi și nu o să oprească gazul pe aia. S-au opus, mă, pe Germania. Germania e legată foarte mult, mă. Nu se omoară la poporul că vor americanii, mă. Pe Germania oricum are boală pe americani. S-au opus de NATO? Bravo. Germania și Italia. Bă, Europa a fost făcută... Pentru că n-are ce să... Stai, bă, puțin mai vorbi aiurea acum, mă. De ce a fost făcută Europa contrapartida la ce? La America, da? Corect. Păi și atunci acum să-și jupăi gâtul, să stea la mâna americanilor? La mă, terminați cu prostiile. Da, da, NATO... Lasă-mă cu NATO! Germania, da, Germania e cea mai puternică, e motorul european, cea mai puternică, da. Își jupe țara gâtul, că vrea americanii. Mai mă, da, să vedem la care din restricții nu sunt de acord. La toate n-au fost de acord. Ce mă face la asta? Și Lituania sunt jucare. Lasă-mă puțin în pace, chiar îl enervezi acum. Băiatule, n-a stat Germania 2-3 zile cu mine să vadă ce pachet oferă Biden? Germania au spus de la început că nu prea să bagă, după aceea zic că se bagă la mișto și când a văzut că trebuie să oprească conducta, azi au spus foarte clar și Lituania sunt știu care. Au zis nu suntem de acord cu restricțiile, clar. Păi dacă n-au gaz. Pentru că n-au gaz. Au și mulți bani băgați, bă, că rușii s-au băgat peste tot, bă. Multe firme, da. Multe firme foarte puternice sunt băgate, nene.
La de Gazprom și toate astea sunt firme de miliarde, mă. Ce discutăm aici? Discutăm de 5 lei? Sunt miliarde la mijloc. Cine lasă miliarde pentru Ucraina? Doar pe ei în pulă, pe nemți de Ucraina. Cred că a băgat Putin voțul prin gard. Nu a băgat. Și le-a zis, alo, hai că vă fac avantaj. Nu vă băgați, dar restricții. Dar nu s-au băgat. Că și Germania și Italia sunt țări deci puternici. Amândouă sunt legate, mai ales Germania este legată foarte mult economic de ei. Și cu bani mulți, și cu băncile aia care sunt acolo. Pe băncile rusești, crezi că mai ruși aveau bani? E prin ce spălau banii când făceau toate combinațiile, toate afacerile? Prin mama. Tu crezi că nemții nu fac cum am făcut și noi? Ai văzut Băsescu cum îi spunea lui ăla? Du-te, vorbește cu Cotroceniu, vorbește cu aia, cu Gaul și că sunt stenogramele date pe televizor dacă l-ai văzut. Cât luăm în 25%, îți dai de malea, 25% din sute de milioane de miliarde de euro. Eu tot pe grăsul cred cu NATO. Că putem ambasadorul Rusiei în America a spus defecăm pe sancțiunile voastre. Defecăm. Tradus pe toată. Dar a spus-o foarte clar. Vezi că vă fac 2000 gaz. Adică 2 euro metru cub. De ce rușii dau rachete fără încărcătură explozivă în zone foarte populate? Pe așa dau de unde știi mai? Așa zice pe Robert. Ca să ne facă distrugere în masă. Pentru că regula războiului este nu să omoare civilii. Ei au atacat și casele și bunurile lor. Trebuie să faci armat. Acum are de așa, doamna Ana, au dat și de alelalte frumos. S-a dat din greșeală, mă, dar eu au atacat punctele strategice, centrale, aeroporturi, unități. Am zis că la Mariupol și la Inspășepul a dat frumos, dar mai supraviețuiește. Mai și greșesc, mă, dar stai că trag și elalți. Păi poți să știi. Păi dacă fii atent, eu îți fac o singură chestie. Uite-te la posturile alea și uite la posturile alea. Ăștia arată așa și arată ruși care plâng și pleacă cu copiii și colegi. Fiecare își face propaganda. Tu nu vezi că ai noștri ăștia au nebunit un anumit post, dacă nu a nebunit cu copiii în cârcă și cu copiii și cu toate alea și cu toate alea. Ăsta atent la trei, nu? E bineînțeles, care sunt pro-americani. Ți-a dat numai asta toată ziua, parcă mă interesează pe mine. Nu, acum, de ce să vorbesc de domnul Radu Tudor, care spune că Biden e foarte îndreptățit? Parcă Radu Tudor își dorește mai mult. American, ăla are, cred că să dar mai mult ca niciodată, parcă își dorește să facă el ceva. El să influențeze el ceva. Nu se influențeze, sunt cu CNN-ul. În timp ce Ciutacu zice, bă băieți, americanul vorbește de ai lor că nu o să sufere. De banii care eu am spus primul, că americanul a spus că noi suntem gardați pentru poporul american. Și cu noi ce face aici? Bă, dar nu zic de țările alea, nimic. Dar ce faci cu noi? Că noi aveam 8, noi avem 7 lei benzina. Dacă ce face 10 lei, s-a terminat totul, grasul. Fără de la americani. Păi furăm de la ei, dar crezi că au venit pe jos, n-au mai venit cu... au cărat irule, n-ai văzut zi și noapte. Tatălui Serghei, ce funcție a ocupat în stat și de ce luase o mai mare amploare ca Ceaușescu la un moment dat? Multe funcții a avut. A fost secretar al Comitetului Central, deci al doilea după Ceaușescu, a fost ministru de finanțe, ministru învățământului, viceprimistru al guvernului, dar operație și a luat mai multă aproape pentru că s-a ocupat de chestii externe. Nu există așa ceva. Era ideologul, considerat ideologul. Închide și nu plătește 200 de și ce simți? Simt că trebuie să stau lângă tine să fumez panorama asta. Ce să fac? Deschizi măgări. Alo! Bună seara! Întreba e pentru că a plătit. Bună seara! Băi, a plătit business. Eu zic, ce zic că până la tot? Bă, băule, am făcut școală. Ascultă-mă puțin. Ascultă-mă puțin. La tot? Există... Ascultă-mă puțin. Aici e România, bă. Omul se uite la televizor. Super, păcine. Ei, gata! Nu mai vine aici. Nu mai vine, ia zi. Da, uite-te, măi, cu mine, mă jur. Băi, să fac la liceu și în facultăți politici extinse. Determinat. Lasă-mă să te... Bă, lasă-mă să dau răspunsul. Ascultă-mă puțin. Ascultă-mă puțin. Știi ce înseamnă matematice alternative? Când 2 plus 2 poate face 4 sau... Ascult, nu merde de voi. Pune și pe pâine și cozonă. Dacă sunt combinat să-mi iau... Dar 2. O întrebare inteligentă, bă, căbră. Ia preții-mă lui al vostru care sunați o întrebare inteligentă. Referitor la conflict. Meritau copiii. Băi, fii atent,
Fii atent. Eu mă abțin, te felicit, înjură-mă, fă ce vrei, ascultă-mă puțin ce spun. Ascultă-mă puțin. Poți să-mi pui și mie o întrebare care să treacă de clasa 5? Eu te întreb sincer. Bă. Da, da, de ce tu? De ce localitate? Da, te iubesc. Dar de ce localitate ești, mă? De unde dai tu răspunsul? Bă, spune și mie o calificare a ta, așa să te ajute Dumnezeu. Dacă mi să nu te ajute Dumnezeu, spune și mie ce ești tu calificat. Bă, lasă. M-a sunat, îmi iubesc Efan. Nu mă, ce calificare ai, ce școală ai absolvit? Sincer te întreb. Oxford. Te-ai întrebat, mă, știu de ce sunt eu aici. Bă, te-ai întrebat de ce mă primesc bătrâni, ești aici. Tu mă întrebi pe mine de școală. Hai. Bă, tu mă întrebi pe mine de școală și din bună. Întreabă-te de ce mă primesc oamenii ăștia aici. Gata, Google. Hai să-l lăsăm. Că răspundeți, bă, singura întrebare. Bosfor. Mai bine. Bosfor, mă. Că Germania explică de ce nu susține excluderea Rusiei din SWIFT. Ar avea efecte masive și pentru firmele germane. E bine, okay. Ce am spus eu de jumătate de oră, dar mă ascultă nimeni. Așa Bosfor, da. A făcut facultatea Bosfor. Eu am înțeles Botox. Eu am făcut facultatea Dardanel. Nu sunt supărat, că e bine, dar tot presați, Bosfor. Și vă e frică de veteran și presați pe fraier. Știți că aia era funcția de mine. Dacă toți sunt de mine, te întreb. Chiar ai stat 6 ani în clasa a doua? Mă, dacă vezi vecinele, mor și mă, de ce tu să răspunde în altă? A găsit el o acumulare, nu? Omul a pus legătura. Da, îți ia 3 ani să înțelegi de ce vând eu mici. Ce canale TTV fac propagandă cărui stat? Adică cu cine e fiecare canal? N-am înțeles. Fiecare canal cu cine era, Ule? Ce n-ai înțeles? A, fiecare canal, da, TV? Da. Uite, mi-e place că realitatea e independent și de nu le zice alea două, Alexandrescu și cu să fie independent. Independent azi, nu? Realitatea a fost făcută de securiști 100%. Apa. Nu știu, mă, dar zic, mi-e plac fetele. Îți plac fetele, dar uite-te și la altele, că se vezi cum dau în toată lumea și dau în cine vor. Mor și am desfăcut-o și șampanie pentru că cred că i-au dat-o așa, a ținut cu dinții, a scăriat-o cu pixul, când Ciutacu a primit ăla, diplomatul. Lasă-mă ce-am zis, întrebare. Radu Tudor e pro-american, dar Serghei, tu ești pro-rus, nu e nicio rușine să recunosc. Nu! Cum să fiu pro-rus când toată familia mea s-a bătut cu rușii și tatăl la pornaia a fost băgat de ruși. La Revoluție lumea l-a pus. Măsa, mai ales cu Făcălescu. Vorbea serios. Făcălescu și cu Ligianul. Lumea l-a pus la CP1 și Iliescu pus de ruși, că tata a fost... Tata s-a luat cu Kosygin când a mers în Moldova, că tata era cu Moldova cu astea și Kosygin a luat mișto. Păi, dacă bine vorbiți limba moldovenească și a venit la țumbat, că aceea limba cu noi, cum să fiu cu rușii? Dă-i morții, mă, că Radu Tudor, știi că te-am votat, știi că suntem vecini aici. Suntem vecini la Ciopliceni. Nu? Da. Spune tu lui colegul tău, Mice. Dar nu aveam unde să-l votăm, nu ne băgăm cu... Ai invadat! Acum ne luăm cu alu. Păi și România TV, de cine e făcută, Serghei? Tot de securiști. Dar avem niște jurnaliști. Păi România TV s-a rupt, securiștii au rupt realitatea în două și au făcut una a lor, că s-a dus cu Ilan și Coștea pe partea elaltă și Coștea și ei au plecat cu Ghiță pe partea elaltă. Da, să mă, că avem da, ce contează dacă... Nu, pe, uite-te, dacă uite-te fac, substratul lor, ce fac și cum fac, că ei nu fac. Fac ca lumea emisiunile și corecte. Deci încă o dată eu vă spun un singur lucru. Dacă vreți să fiți informați, uitați-vă pe toate, nene, cum mă uit eu și îmi trag concluziile singur, nu ce îmi spune mie un post. Eu la fiecare oră mă uit, se dau în reloare și văd ce spune ăla, ce spune ăla, ce spune ăla. Și eu cred o televiziune care mi-arată actul, mă, nu ce vorbește moderatorul. Că moderatorul poate să vorbesc că vorbește un gol. Când mi-arată la hârtie, uite, bă, asta s-a făcut, s-a făcut aici, s-a furat, uite, atât s-a dat, atât s-a dat, atât s-a dat. Asta e clară, simplu. Cum l-a dat acum pe pirat, ai văzut cum a dat. A dat hârtie așa, cu alul, a dat stenogramele, nu că îmi spui tu că... Uite, bă, stenogramele, uite hârtiile, uite semnătura, ăla care a luptat, uite semnătura, ăla care a făcut și a luat bani. Eu mă la asta cred, chestia care mi-a dat un act. Și degeaba ți-a dat asta. Nu, asta e altă parte. Dar și, măcar în capul meu știu pe cine votez. Și justiția nu... Fără discuție că justiția nu se bagă.
Da, da, aici e fericit așa. Bun, hai că cu Băsescu, că era să, om american, nu știu ce, dar comunist aia de la sectorul 1. Ăia mi-l aduc pe ăla care a fugit în Moldova, care îi măscărește pe toți și minte în continuu și îl cheamă în continuu. Țiganul cred că vrea să mă fută. Băi băieți, felicit reporterii Antena 3, că au fost acolo la bombardamente, felicit reporterii România TV, oameni curajoși. Toți care au fost acolo, nu vorbim de ziariști. Eu le felicit banca Alexandrescu și pe aia. Nu mai contează ce le plătește, că s-ar putea să le plătească tavane. Bă, când ne-l aduci pe ăla, ăla care minte 24 cu 24. Sunteți niște copii minunați când vă faceți că nu aveți. Cu minciunile lui alimentate de ei. Stai mă că au avut emisiune când ne-l aduci pe portocală să spună că a fost băia bun. Ăla nu e un post, bă. Nu mă, te iau până dimineață. Corect. La asta da, de ce asta? De la o vreme, da, n-am mai vrut. De la o vreme. Hai, nu l-au făcut pe Ciutacu, l-au mițit că e spion, că e aia. În seara asta o să uit cine e tatăl tău, Mihai Gâdea. Tu urmărești totul, hai mă, ce dracu. Felicitări. Dirijat. Dar fiecare post are oameni în spate care este logic dacă eu te plătesc pe tine să vorbești ce vreau eu. Că nu o să te plătesc pe tine să... Fiecare post, patronul are o chestie. Vorbește tata Serghe. Dar așa e logic, nu? Adică dacă tu ești angajat, tu mă pe tine. Dacă vorbește tata Serghe, puteți să-l înțeleg. Băgați-i până la măta. Felicitări, Mihai Gâdea. Lasă-ne mă odată cu numele și cu numele. Nu fac ăștia corect. Dar nu vreau să felicit pe tine. Deși știm cine a fost tatăl tău. Ce părere aveți despre Digi? Un post făcut de Băsescu care are rating zero, care nu dau nimic, nu dă o transmisie, nu dă o bătaie, nu dă o mișcare care există în România. Ei când demonstrează ăștia, ei îmi dă cu ursul polar, cu aghețat, cu niște checaturi și ce trebuie astea. Pe când mi-a zis pe Cristian Tudor Popescu să facă ea mie, ăla e bun la mental. Și mie părerea mea că decât Traian Băsescu ție scade mai bine Petrică. Sediul la Digi este în Ungaria. E un post făcut la mișto. Ah, la Pascani, ăla? E sigur, pe cum, acolo e. Și îmi place și ce poartă aia mică. L-a făcut Băsescu și l-a băgat în toate județele că a zis că câștigă cu televiziunea. Și a luat o mână cu televiziune cu tot. Ăștia sunt niște răutăcioși care te face pe tine Petrov. Tu pentru mine ești tot Traian. Și dacă te anulează Traian, Petrică stă mai bine. Ia zi, Petrică Băsescu, Traian Băsescu. Mie mi se pare Petrov Băsescu mai caladit. Și ce dacă ai dat sifon? Asta e. Ia fii atent. Să ai grijă de aia mică cu cizme și notărița. La frumos. Serghei, ar trebui să se unească Moldova cu România ca să primească sprijin? Nu. Păi n-a spus nu l-am să puțin. Dă-mi și mie water. Ce părere aveți despre formatorii de opinie care sunt experți în toate domeniile? Zi. No, să rămână nea, Serghei, mâncă te și pula ta dacă ai arătat așa spre formatorii de opinie. N-am cum să fii expert în toate domeniile. N-ai cum să fii expert, bineînțeles, expert economic, expert militar, expert asta. De ce nu ești măcar o dată serios? Să ziceți exact ce aveți spus. Nu. Că nu s-a avut aici. După ce armata va preda armele, ce se întâmplă cu președintele? Îl omoară sau îl arestează? Ne, nu, cred că. Chiar că ți-i pune în cap. Dacă apucă armata să predea și ăla să fie în viață. Eu cred că vor ajunge automat, vor ajunge la o înțelegere. Pentru că final nu ar să fie decât o înțelegere, pentru că ăla îi mănâncă altfel. Păi da. Și părerea mea de retardat. Și cred că noaptea asta. Și pamflet este că Zelenski nu va apuca Paștele Ortodox. Părerea mea de retardat. Pamflet. Da, Paștele este puțin. Paștele catolic îl prinde. Părerea mea de retardat, având în vedere că e un pamflet și am voie să glumesc, Dumnezeu să mă ierte pentru ce spun, eu cred că Zelenski nu apucă Paștele Ortodox. Are vorbesc un pamflet. Că e un pamflet. Când zici pamflet, avem voie să glumim. Și glumim. Zelenski nu apuci Paștele. Crede-mă pe mine că nu apuci, că te-ai râchit și ai râchit oamenii lui. De mentor. Pentru Raul. Cine va fi viitorul președinte american? Cred că tot Trump. Eu aceeași părere am și eu, că tot Trump a venit. Că îl iubește republicanii, aveți semnale, aveți prieteni în America. Bă, a avut cea mai mare creștere economică cu Trump. Acum... Și dacă era Trump, nu făcea Putin chestia. E 10 și jumate. Închide să mai stăm. Că tu ești. Păi cum vrei tu? Eu nu avem treabă. Ca mușcă.
Nu, că da, fii atent ce a zis omul, dacă te simți deranjat, adresat, întrebă și dacă te simți adresat, dacă te simți adresat sexual. Ai văzut cum am venit, am pe barbă aici, băi, frumos. Dar pamflet, mi-ai închis vinul și asta. Da, e un pamflet. Zelenski nu cred că a pus pe ăștia. În glumeaua. Și, poate, că... poate te prinde Zelenski. Păi poate iei 70 de somnifere, Zelenski, că ne-ai omorât românii și ai trimis să bombardeze fraiere aia în două regiuni. Și te-ai intrat județele la în cur. Bravo. Și te-ai luat exact cu al tău. Ortodoxi. Păi și noi suntem ortodoxi, bă. S-a dus la Putin la Muntele Atos și toți copii. Mamă, mare. Păi și noi ce este? Eu sunt... Zi-mă, tu ce ești? Studiam trei întrebări pentru tine după ce termin de măcar. Ia zi, tu ce ești? Mai ești prietenul meu, că mă răzbun în libertate. Sunt amărât un necă. Ce religie ai, mă? Ortodox. Tu și atunci? De aceea m-au botezat ăștia. Că... Poate și mă fac da. Doamna, am prieteni omorâți, nu, am prieteni da, în Palestina cu care fac mici chichițe și sunt de prieteni în familie. Și au venit aici. Hai, pa. Soțiile lor au primit cetățenie, ei nu au primit. Da, și lasă, buletinele lor sunt apatrizi. Ce gândiți că fac palestinile? Dau naiba și dau dracului din tot sufletul, pentru că ei nu mai au patru. Nu știu, mă, cum... Monica Tatoi zice la Antena Stars că să fim pregătiți să ne rolăm. Ce părere ai, Serghei? Hai, mă, cine dracu vă luați pe Mari? Care e funcția ta? Cătănel! Cătănel! Hai că-ți facem papornițe. Mare, mă, pui bă și tu la conserve. Exact, îți place ție să recunoști. Asta e ce. Știa, mi-a dat spitalul militar frumos și am prestat. Cine votează cei trei, sau mai bine spus, ce partid este cel mai bun la momentul actual pentru a menține stabilitate politică în țară? PSD-ul. Pe rând. Vă rog, atunci. PSD-ul cu aur. Și a răspunde Raul să pregătește capă. Papariu că până de pași... Vrei, epicea pe toată România asta. Răspunde Raul să pregătește capă. Nu poate să se face cu ea, pentru că ea deja... Stai așa puțin. Nu, să fac anticipate, mă. Nu, cu aurul va să bage pentru că, prin ce a spus ăla, aurul e un partid nefrecventabil în Europa. În Europa, nu văd dacă nu vor ia de afară, era revedere. Da, fac eu un Michidie. Deci, Michidie a încercat totul, n-ai văzut că a încercat și ăla, al doilea ăla cu barba care nu bea prost. Îmi scapă numele de la aur. Târziu. Târziu. Dar ai văzut că a încercat să se debaraseze puțin de ăsta. A zis, băi, stai puțin, calcă pe frâna cu ispitul ăsta, că n-a început să o ia la păcă. Da, tot când grenați. Dacă iese... Târziu oricum ăla-i băiat cu capul. Nu, dar ăsta e săgeată, e băgat înainte ca și să facă... Și nu zic că e săgeată. Dar dacă e mă și un pic patriot și le-a primit. Este. Unde e... Că nu e dementă ca vaca aia. Unde e Șoșoacă, care era 24-24? Acum e ți-o. A băgat-o la chef. Păi da, frumos. Cu acasă soțul. Mi-e sete să duce acasă la soțul. Mai a pierdut trebuie. Da. Eu cred că Simeon de prea multă supremă. Deci oricum la aia de afară nu le mai nu interesează să fie partide naționaliste, pentru că ei vor la un moment dat Europa să fie o singură chestie. Nu, să fie o singură chestie, adică să o dirigeze cum vor ei. Dar Sibinica nu sunt nici el n-are încotro, mă, fraților, că și el a ajuns așa partidul. Cine? Simeon Anus, n-are nici el încotro. El să moră, dar nu să împinge singur la spate. Exact ce a vrut, să arate el. Da, e un pamflet, zi, Iana. Ana, te rog să-i întreb pe cei trei gânditori dacă banii cash să-i ținem în euro. Mulțam. Normal. Și eu zic nu în euro, eu zic să-i ține în aur, în valori din astea. Ai văzut cum a căzut imediat bursa, cum a căzut dolarul, cum a căzut rubla, cum a căzut totul, aur a crescut. Toată lumea a luat da, bunurile de tezaur. Grasul, înțelegi, bunurile de tezaur? Pentru că banii și când aia poate să îți facă băncile îți răspund pentru, doar pentru 100.000 de euro și restul poate să ții cu niște. Da, da, sau, și mafia poate să-ți facă ce fac acum lui Putin, bă, e banca ta, ți-o chide. Pă când dacă aurul ascuns la vie, aurul e aur. Altă întrebare. Ce credeți că se va întâmpla dacă Rusia atacă și România? N-are cum. Este exclus. N-are cum. În primul rând, nu are ce să ia de aici. Nu are cum. Dacă al nostru comandant suprem. Nu mai da, mai scărmă, nu mai bate câmpii. Deci, bă, ca să ataci un stat, trebuie ai să ai un avantaj. România, ai atacat America. Un afară de asta. Dar ce să ataci? Că toate bunurile noastre sunt la occidental.
Corect. Și le apără, că nu o să lase ăla, gazul ăla, francezul, gazul ăla așa, ăla electrica, așa, ăla așa, electrica apa. Și apa și aia. Dar primul cauia face foarte mare aici. Au toată siderurgia e rusească. Toată siderurgia e rusească. Da? Bine. Și benzina. Ce? Și, da, hai să-l denumim nebunul. Nebunul a spus în felul următor. Orice acțiune care ne pune în pericol. Păi și noi cu ce ne punem în pericol? Noi punem în pericol cu nimic. Pentru de ce e mai bun, frate, că plătem cazul cel mai scump din lume. Biden a văzut desene McDonald's și trimite trei tancuri și trece din greșeală un avion la ei. Așa s-a întâmplat și acum. Și ne expandă niciun avion rusesc. Și se supără Putin. Ce vrem, mă? Nu știu. Da, nu poți să-și pe pata acolo să vorbești. Într-o pungă. Nu poți să stai în tiza. Într-o pungă. De mai am o legă cu ei. Nu te-ai la sfârșit. Știi că m-am jurat că toate emisiunile voi fi cretin. Tu ești studios. Vedeți, trecutul pentru toate. Zi-i, bă, cum ne spune. Ia zi-i, tata, zi-i, cum ne zice nouă. Da, fani. Trebuie, morții, nu poți să stai în tiza. Matale, știi ce ești, bre? Trecut pe sabie și foc. Ăsta e studiosul și eu cretinul. Și noi trebuie să ne reabilităm la funcțiile astea. Dar te-ai trec cu Raule. Ia fii atent, dar dacă un bou din România și pivotează un pic cu un avion sau un elicopter de la care e la parada, să dărâmau elicopterele pe ei și cade acolo. Păi noi nu avem avioane, mă. Putin s-a jurat, orice țară au, răspundem de le spargem istoria în cap. Asta spunem. Bine, că toată lumea ne ajută pe noi și gata, când ne-am bătut, am avut o întrebare, vorbești două ore, mai scurt. Ce părere au cei trei domni despre B1? B1? Bine. Ăla, Tudor Barbu îmi place. Atât. Și singurul. Pentru că ca cei doi care fac numai caterinca. Acum era televiziunea acum 5 ani. Fac, sunt doi feri pe la 5 ani care fac caterinca de toată lumea. Doi idioti. Acum era televiziunea acum 5 ani dacă sunt bău și fac mici. Domnul profesor. Zi, mamă. Ați răspuns? Da. Întrebare pentru domnul Raul. Cât aveți pensia? Cât a venit factura la electricitate și gaze? Are îndestulător. Nu. Dar răspunde, lasă-mă să răspund, Raul, am acapă. El nu se bagă bre și peste matale. Da, aia supă. El se bagă pentru că știe. Mă bruiești eu. Are, am luat nenumărate pensii, dar nu mai știu ce. Ajutor sunt de la zic. Am pensia plus ajutor de handicap de 5 milioane. Vreau să spun, și exact. De ce pațin asta? De ce pațin asta, mă, băule? 500 de lei. 500 de lei. Eu i-am luat-o, am văzut 500 de lei. Eu i-am luat-o și aici cheltuit. Și mă, cam pe acolo sunt. Ce mă, că de pensie, zi mă, grăsul ăla, ceva, nu se asigură nimic. Asta e. Asta ar face în turbo acum. Nu mor de foame, asta e. Pe acolo. E ai și cheag. Aia e, noroc cu cheagul, că... Am agonisit în tineret. Nu are bă niciun cheag. Are mai... cheag, că este îndător avem. Își execută. Știi, matale, ceva? Dacă că n-aș avea, aș veni la frate mele. Să... De mă mâncă pe înșel. Și nu se dea. Bă, mi-ai dat. Te mă zi boc, capra. Te mă zi boc, da. Da. Zi, mamă. Pentru Raul, câtă datorie are capra la el? Nu ne mutăm cu... Te le-o dat la mine că ți-am dat banii pe mult? Nu, dar te rog, facem direct că nu a zis tata Brichi corect că ești sifonat. Arată acum că e sifonat. Păi dar zice lumea că am ți-am dat bani. Și ai pus botul pe abstap. Ia uite, eu abstap pe Vita Împărsești. Bine, are un timbru cu... 12. I-am dat niște bani să deschid acolo. Nu, e treaba de ce. Mi-ai dat bani să deschid tu? Nu știu ce. Deschid de milioane ce? Bate zahăr în apă? Ce? Nu știu mă ce pula. Meciul pentru ce am dat. Niște mici de rajul să plătiți pe unii care v-ai învățat tu să tai curentul? Dacă ți-aduc energie. Să toată energia. A, ți-ai plătit curent? Nu, da. Să fii sănătos. Nu, m-ai învățat tu cum să tai. Ce să tai? Să fac în nu ăla, cum se cheamă ecuația. Trebuie să vine frește, că poate ți aduce Digi, poate ți aduce internetul. Că s-a poștă și vine și internetul. Și că dacă s-a băboiște să recaute pe fax, pac, ți aduc internetul. Ce zice, mă? Nu știu, mă, strălucitor, dă-te dracu, mă gândesc deja. Am lasă, mă, dă-te dracu. Urmează Rusia să invadeze Moldova și Georgia.
E, ca să reîntregească URSS-ul. Eu nu cred că se adevăr. Ba da, păi asta nu sunt la NATO. Cu ajutorul lui Belarus, așa va fi. Eu zic că nu se ia. Belarus, ca să eu vezi. Zic da. Că va trimite trupe distincte. Auzi, mă? Și ce mă gândesc eu? Cum mi-a zăpăcit ce... Ce te-ai împătat? Te spart. Cine e? Brinchi. Gâza? Brinchi, s-a împătat. De ce mă faci, mă? Să română, ai dreptate că prăduiește tot. De ce mă faci, mă, prăduitor, voi? Da. Măi, Ceaușescule. Cu cine? Ce frumos a văzut. Cu cine să poți să dai lumina? Tu mă prăduiești de parte. Nu știu cu cine ești pe net, mă. Păi, zis... Cu cine ești pe net, prost? Cu cine ești pe... Eu, pe Raul între boule, cât de beat ești, pe Raul între pe tine. Cu cine ești pe net, nene, cu fana ei? Da, ți-am zis de care a întrebat toată lumea. E cu fana. Cu fana. Și ți-e rușine să spui? Hai, lasă-mă. A, deci cochetezi? Hai. Fana e degeaba. Apă, ești prost. Are crochete acolo. Are că... Nu văd. Sub teava are crochete, nu mai... Nu știu ce senzații vrei. Raul bea, da. Ce mă face? Mamă, să mor. Ne-a Brinchi, păi aia putem date. Arat-o! Păi eu te prost cu cine să afișez. Bă, tu ești nebună. Băi, zici că nu e poate mă înțeleg cu cine de te drept. Băi, lasă-mă, stau acum. Cine mă, că dacă să mă joc? De te mă învăț, mă. Dar cine e, domnul Scalp? O, fana. Te vă fac cu ea prost. Păi știi unde există pe fana asta? Păi dacă e fană de la... Păi și a vin la tine sau? Da. Să mă caută pe mine. Fana a venit. Unde a venit aici? Păi da. Bravo. E fel. Eu mă tu fac Cervantes și... Vine asta? Hă? Să vezi ce vezi grupul. Că el mătură și face și vine aia. Și vine aia cu... Păi că am văzut ochii. Am văzut. Trebuie așa să... Nu e român. În brațe, dar nu știu unde nu mă ești rasist acum, nu e român. Că e metis. Hai mă, gata, lasă-mă, dă-te morți. Ai ne cere scuze pentru ea. Raul, oprește becul la bucătărie că îți vine factura mare. Uite-mă chiar no, că sunt din astea. Are România la ora actuală diplomație să iasă onorabil din situația aceasta conflictuală? Vreun deci, nume? Păi da, ce nu noi avem situație conflictuală? Situația asta conflictuală sunt facturile, sunt inflația, sunt politica de 2 lei. Hoțiile făcute în timpul pandemiei, astea dar noi cu războiul. Marile hoții în timpul pandemiei. Nu avem nicio treabă cu războiul, dar nicio treabă nu avem. Dar ce mânușele a venit acum și lua Arafat și vreau să mai caută nimeni, mai vorbește nimeni că au furat. Nimeni, toată lumea ne toacă cu Ucraina. Nu mai spune nimeni că a sărit benzina, iar a sărit benzina. A sărit gazul, că a sărit tot, acum ne-a plafonat peste 1000, plătești nu știu cât, peste la 2000, plătești nu știu cât. Ne-au făcut toate astea, toată lumea merge pe burtele, dă una pe alta și noi ne uităm că se bate în Ucraina. Lasă să bată. Hai să ne batem noi aici cu facturile și cu curentul și cu benzina. Domnul Dâncu, al meu nu primește de 3 luni pensia lui pe drept. Pe Dâncu e cu armată. Dumneavoastră aveți 500 de mii de paturi pentru ucrainieni. Ai văzut ce le dați? Apă cu zahăr brun, cu ciocolată, cu pălămidă, cu ce? Noi nu avem bani. Dați bani la pensionari și la handicapații și la bătrânii noștri din țară. Ia să clar că fiind, nu avem cum să-i lași. Da, da, să ceară bani de la Comisia Europeană. Faceți-ne o surpriză. Și mai mare, n-am zis o chestie, dar n-am vrut să iau acum foc, iar mă iau ăștia că sunt așa, așa. Nu vor să nu niciunul aici, toți vor să plece, adică să te țin eu așa până pleci. Mi stai puțin, ori rămâi aici să stai cu mine, ori ce-ți dau banii ca să pleci în Germania sau în alea. Nici asta nu e corect. Corect. Ce deștept sunt și n-am capul mare. Bă. La cei care rămân ea să da. Le facă actele ea și da. Ne dea banii, Comunitatea Europeană, să integrăm. Să ne dea americanul care a ce făcut. Ce să zicem, că nu aveai prieteni și relații, tu nu aveai nimeni. Și nici acum nu aveai. Păi da, uiți că pe turci, trimite că ne veneau sirieni, au luat 3 milioane de sirieni acolo și i-a cazat. O să-ți dovedesc că sunt răzi. I-a făcut așa. Nu, măi, băi, căcații aia de la casa de pensii, nu i-ați recunoscut a doua facultate? Lasă-mă, bă, îmi place! Dă-te-ai morții, nu i-ați recunoscut a doua facultate și armata? Lasă-mă, bă, că mea! Aveți pâine pentru ucrainieni?
Lasă-mă, bă, morții, morții. Nu te pun o lumină prostă, bă. E semnalul de alarmă să fii respectat. Problema e, da, domnule. Te dracu cu casa de pensii de săranul, dracu prost, că dacă intru pe acolo de-i dărâm etajul. Doamna Popescu! Faceți gogoși pentru Ucraina și băi noștri, lăsați-i să-i mănânce. Doamna Lupu. Doamna Lupu. Băi, cum merge? Suntem duși cu ăsta. Hai mă, lasă-mă. Ar susține cei trei domni un stat european unit sub formă de federație? Nu. Eu nu. Zic-i răsă. În condiție, da, să mă raportez. Nu, pentru că vă explic de ce, Raule. Pentru că nu avem aceeași economie și nu avem cum să fim egali niciodată. Noi tot timpul vom fi ultimii permanenti. Și avem o economie a Germaniei. Ce o să ne dea? Așa... O să ne dea marfa cea mai proastă cum ne dă și acum. N-ai văzut că dacă e un dero de afară sau asta, un ariel de afară și un ariel, ce diferență enormă la ulei, la absolut orice. Dar uite, la toate mâncările care le face, mai e un meu, să bolnăvesc. Eu aș vrea. Cu condiția sa, am ajutor social. La lira sterlină. Pe ca să ai ajutor la social trebuie să ai cineva ca să vă... și trebuie să ai bani la acoperire, cu bani, mă, de unde să dai ajutor social? Trebuie să fii plătit toată viața. Păi noi nu plătim pensiile și îți dă ajutor social, păi, unde bani? Vreau acele... Noi nu mai avem economie, mă, nu mai avem industrie, nu mai avem nimic, noi suntem varză. Acum cu curentul și cu asta într-adevăr... Au închis sute de mii de filme, mă, sute de mii de filme mici au închis. Băi, dar acum o întrebare, și ies afară. Băi, gras, măi. Dacă e special, au făcut. Bineînțeles că au făcut special. Băi, băiatule, îi se spune la ce a făcut la anul ăsta, la tine. Și în seara asta păstesc pe el la antena 3. Este cel mai mult decât aia de afară. Bă, păstesc pe el la antena 3, răspunde la întrebări. Al nostru, Petrică. Auzi, mă. Tu la ce au făcut? Dar dacă au făcut tot special, unde vor să ajung eu? Păi e mai tare decât războiul din Ucraina. Bineînțeles că e mai tare. Omule, au făcut-o special, îți explic și de ce, pentru că sunt inteligent. Majoritar la gaz, la curent, la asta e statul român, nu? Pe tu dacă ești prim-ministru, ai zis cum a fost, a făcut polonezii, ți-am zis cum a polonezii, acum 3 zile, 4 zile, polonezii au spus la 8% la carburant de la 30 ceva, la alimentele de bază 0 și la curent 5. La revedere, da, legea s-a terminat. Dar ei se le trec prin firmele lor, câștigă miliarde și cu cap. Tu îți dai seama că toți ăștia care au avut solarii, care au avut cu încălzire și cu curent și cu asta și cu asta, te costă unul și 10 ori mai mult decât aia care o de afară. Și atunci omul ce cumpără? Omul sărac, omul cumpără ce mai ieftin. Vă jur, avea ciutat cu o tablă cu ce a făcut Polonia. Exact ce nu putem noi să facem, mai mare decât el ne ajungea. Și bravo și lui Gâdea. La fel arătat. Hai mă, lasă-ne cu ăștia, mă, noi vorbim de ăștia, noi vorbim de noi. Băi, Ciutacu, țărea, cu murea în emisiune. Dar tu de la emisiune cu Ciutacu, lasă-ne cu noi acum. Polonia poate și noi nu putem. Uite, Polonia poate că se șmeche. Polonia are conducători. Are și papă, nu-i polonez. Aia, a murit. Păi n-a avut pe noi șmeche. Datorită asta, de-aia nu putem noi. Papa a avut o mare influență în lume. Noi am avut papă, ce am avut papă? Am avut papă securistă. Dar cine când rușii le-a dăgurat avionul cu toată conducerea Poloniei și a doua zi au băgat altă conducere și la fel de bine amers? Păi bineînțeles, dacă au avut chestia asta și în al doilea mondial, ea le-a arăs toată conducerea. Dar dacă Poloniei au niște băieți acolo care iubește țara. Nu, sigur, aia. A, mă, ce rec, tot căutăm pivoz, dar sunt patrioz, mă, ce trec. Așa o nație de căscat, băi, nene. Ce nație de căscat? Ciurditori. La cât avem, domne? Câți oameni și câte de... 1000 de like-uri și 1090 de oameni. Mulțumim și să rumânăm. Gata, hai să... Câte 11? E gata, 11, da. O întrebare și... O întrebare și... Ați investi în viticultură? Ce să mai investi? Poți să investești în... Nu mai poți să investești în viticultură pentru că au investit aia de afară în... în fermele astea și au venit cu bani mulți și cu au schimbat toată vița, au făcut toate alea când era bătentă și asta și nu ai cum să te pune cu ea. Și au făcut vin de calitate. Îmi dau scump, dar e vin foarte bun. Au venit cu francezi și italieni. Acum, dacă tot m-ați luat în echipă, pot să răspund și prostul vostru? Da, eu ultima. Da. Mișa Rotenberg, un bun prieten de-al meu și vecin cu Grasu, a luat jumătate din cramele Recaș. A plătit statul în urmă de iar. Repet, cramele Recaș, te rog frumos, nu mă grăia la sfârșit, îți dovedesc că cramele Recaș. Nu Recaș. Și acum plătește impozite statul român și acum plătește pentru o viță de vie care nu e a lui și nu are voie de drept de etichetă, deși este acționar majoritar. Nu e Recaș. Aici am proiect. Doamna Doina,
Domnul Rotenberg, vindeți chestia aia pe care sunt cu biciclete, cu copii, cu foișoare, cu tot. Vin aici vecintaj, mă, dă pe recuști. Are jumate din Recaș. Am certificat. Am certificatul de calitate. Ăsta are aici, mă, lângă Ploiești, mă, cum se cheamă? Cramele Recaș se cheamă. Nu-s Recaș, mă. Domenii reclamelor. Niciodată. Bine, oricum, tata Rotenberg, sfatul meu, urlați sau nu urlați? Mai zi. Data viitoare vin cu diplomă, lui și cu certificatul de calitate. Hai, vă mulțumim, pa, la revedere, ne vedem duminica viitoare. Duminica viitoare. Păi dacă să plec la filmări. Bă, vineri. Azi e vineri, bă. Nu, vineri viitoare.